Bă, ce? Asta nu e casa mea, unde am ajuns? Unde mă aflu? Ce pe aici? Ia, sunt dulap. Ce pe aici? Nu e nimic cu niște haine. Bă, dar unde mă aflu? Ce e afară? Ia, e o cușcă, e cineva, nu e nimeni afară. Uite că e o ușă deschisă, să fie și cineva. Nu știu, ia stai pe aici, dar nu cred că e. Bă, eu unde mă aflu? Eu sunt confuz, nu știu. Da, nu e nimeni pe aici. Lasă că intru înapoi în casă. Ia, să intru pe aici, ok. Mă, pe aici am mașini și biciclete. Mama, o mașină și două biciclete. Mamă, cât de tare. Eu nu știu unde am ajuns, dar da, nu știu unde mă aflu aici. Stai să caut ce așa prin casă. Ia, ce e aici? Nu e nimic. Bă, ce e asta? Băi, un urs cumva. A, nu mă, stai că stai cover, mamă, stai că. Ia să mă duc eu pe aici prin stânga, prin dreapta, că e ceva aici. Bună sărămâna, sărămâna, ce se întâmplă aici? Bună dimineața, Rafael, cum te simți? Ești bine? Da, eu sunt bine, dar dumneavoastră cine sunteți și ce caut eu aici? Că eu nu știu ce caut aici, nu știu de unde, cum am ajuns aici, puteți să-mi spuneți? Sunt bunica lui Darusel, mi-a spus că sunteți prieteni. Bunica lui Darusel, prieteni, da, da, suntem prieteni, adică ne cunoaștem, da, ne cunoaștem. Și puteți să spuneți cum am ajuns aici, adică ce caut aici la Darusel acasă, cum am ajuns aici? Că sunt confuz, eu nu știu absolut nimic. De acum încolo a spus Darusel că vei sta cu el aici, deoarece vă petreceți foarte mult timp împreună în ultimul timp, filmând, și a zis că mai bine stați în aceeași casă. Ok, dar Darusel unde este? Că vreau să iau legătura cu el, că nu știu unde este, prin casă sau e plecat afară? Este sus în camera lui, du-te la el, în partea stângă sunt niște scări. Ok, vă mulțumesc, să rămână, la revedere. Bă, cum am ajuns aici? Adică Darusel cum a adus aici? Asta e să urc acum sus. Bă, dar unde o fi, care o fi camera lui? Cred că aici, în stânga, da, ia să văd. Ia să stânga, ajutor, ajutor, stânga, atacați, bă, bamurii, bă, nu mai joc cu voi. Ce faci? Ce mai citim, bă, nu mai joc cu voi. Bă, Darusele! Bă, ce? Bă, cine ești? A, Rafa, cum adică cine sunt, bă, Darusele? Întrebarea e să ți-o zic eu ție. Cum am ajuns aici? Cum ai adus aici, Darusele? Cum am ajuns aici? Nu contează. Păi, stai, spune și mie de ce suntem la bunica ta acasă. Păi, bă, știi că ne petrecem mult timp noi doi. Ne petrecem. Da, filmăm, e adevărat că filmăm, dar de ce să stăm în aceeași casă? Nu puteam să stăm la case separate, să filmăm la case separate? Nu, deci uite, s-a făcut setup frumos de gaming, uite. Păi, Darusele, tu faci mișto de mine, tu poți sau să te joci? Pentru că eu trebuie să filmez, dacă filmez trebuie să stau pe calculator, Darusele, cum adică? Nu, gata. Cum nu, mă, bă. Hai în oraș. În oraș? Păi stai puțin, vină puțin să vorbim câte ceva, Darusele. Bă, Darusele, dar înainte să zic, da, e cam dezordine pe aici. Bai, cărți aruncate pe jos. Bă, Darusele, dar tu citești, mă, tu citești? Nu, bă, cărțile astea mi le dă Moș Crăciun, bă, Moș Crăciun. A, deci sunt, sunt, ce? Bă, vreau de la Moș Crăciun un iPhone 69, vreau. Nu vreau cărți, bă, vreau aș pele de cărți. Bă, Darusele, vorbește, mă, frumos, bă, Darusele, că te aude bunica ta. Ia, mă duc la bunica ta să te spun. Gata, nu mai da la mine. Bă, Darusele, vino să vorbim ceva. Încă n-am clarificat un lucru, Darusele. Ok, deci tu zici că aici o să stăm noi, da, asta e camera ta, da? Dar fii atent, Darusele, tu dacă vrei să filmăm, aici o să stau eu, pentru că trebuie să filmez. Nu, bă, uite, bă, uite, e frumos, uite, ai aici jocuri, uite, ai Minecraft, Roblox. Păi am, exact, am Minecraft, Roblox pentru tine, Darusele, cum vrei să mai filmăm? Că nu pot să filmez de acum încolo, Darusele. Nu pot să-mi preiei tu canalul, că e canalul meu, nu e canalul tău. A, pe fii antenă, bă, deci tu îmi dai unul de ăsta, îmi dai unul din monitoarele astea și uite, mai am eu un calculator și mă joc de pe ăsta. Asta e că... Ce, mă? Ce ai zice? Uite, pe ăsta mă joc, pe ăsta mă joc, pe ăsta mă joc. Darusele, asta e imprimantă, tu nu știi ce e aici? Asta e, mi-ai zis că e în casă la bunica ta. Bă, Darusele, dar eu cum am ajuns aici? Poți să-mi spui și mie? Păi, nu contează. A, nu contează, în fine, hai să mergem jos la bunica ta, dar nu mai dau mine că murim naiba pe aici, Darusele. Bă, Darusele, hai. Gata. Bă, ai biliar, mă? Mamă, Darusele, dar hai că n-am chef de biliar. Ia să mă văd aici. Mamă, ce frumos sunt în oglindă. Dă-te-mă la parte, bă. Da. Hai, bine, gata. Darusele, vezi ursul. Bă, Gigel! Ce ăsta e Gigel? Bă, Darusele, ce caută ursul ăsta aici? E covor sau ce e el? Da! Bine, mă, hai! Darusele, hai că e bunică-ta aici. Să rămână, da, uite, am ajuns acum. Bunii, ce de mâncare? Mi-e foame! Ți-e foame, Darusele? Darusele, vină încoace. Stai puțin, revenim. Darusele, vină încoace. Ce vrei mâna, bunii? Bă, Darusele, nu cere-te mâncare, că mi-e rușine. Lasă că mâncăm noi în oraș, Darusele, mi-e rușine. Vrea Rafael mâncare, nu vreau mâncare. E rușine să zică.
gură. Bă, Tarusele, bă, tacă-ți gura că nu mi-e foame. Dar nu, nu, vă rog, Tarusele, dă-te. Ce buni? Doamne ferește, cum se fie rușine? Luați-și mâncați, spuneți ce vreți, aveți încredere în frigider. Că nu, cum adică, Doamne ferește? Ok, buni, ok, buni. Nu, nu mi-e, Tarusele. Scuzați-l pe Tarusele, nu că Tarusele e foame, de fapt, mie nu mi-e foame. Ce e pizza, Tarusele? Ia, dă-te să vă și eu. Ia, mamă, pizza, hot dog, cheeseburger, burger, pute. Mamă, Tarusele, câte avem aici? Dar nu, Tarusele, nu mâncăm. Tarusele, hai să-mi primim și mie. Bine, Tarusele, ai mâncat tu, dar hai să, mie nu mi-e foame, să rămân. Noi ne ducem afară, Tarusele, hai să mergem afară. Rămâna, bunii, te iubesc, bunii, hai. Să rămână, ne ducem afară noi acum. Bă, nu e ceva afară, mă. Bă, pe aici o fi? Tarusele, tu, Tarusele, cum adică tu nu știi unde, pe unde ești? Păi tu ai venit aici, și știu eu mai bine decât tine. Păi bă, eu nu ești niciodat afară, eu stai și mă joc Fortnite. Păi normal, Tarusele, tu stai numai în casă, că ești copil toxic, normal, de-aia ești toxic, Tarusele. Tarusele, dar vreau să văd și eu ce pe aici, prin orașul ăsta, tu știi câte ceva? Uite, diner acolo, diner, hai acolo să mâncăm. Acolo să mâncăm, bă, mamă, ia ce aici? Tac tracker. Bună ziua. O, să faci trade-uri, mamă, să cumpăra. Bă, Tarusele, lasă-mă. Tarusele, e mașina omului, lasă înapoi acolo că poate cineva acolo. Tarusele. Lasă, Tarusele. Doamne, Tarusele, hai că nu ne-a văzut, avem noroc. Hai să mergem aici să mâncăm. Hai să mergem aici să mâncăm. Bă, doamna. Vino aici, Tarusele. Bă, Tarusele, lume, ne faci, mă faci de râs, Tarusele, vorbește încet. Doamne. Tarusele, lasă-mă pe mine, lasă-mă, Tarusele. Pizza, du-te. Bă, vreau o pizza. Tarusele, lasă-mă pe mine, ți-am zis. Lasă-mă, nu mai da mine că Tarusele, vino aici, vino lângă mine, Tarusele. Doamna, ieșească acest domn, tăbeșește pe el la noapte. Mă, Tarusele, taci! Bă, Tarusele, pe stai puțin, cum știi ce se întâmplă la noapte, Tarusele? Cum adică mă bășesc la noapte? Când te-am adus eu. Bine, gata. Hai să comandăm. Bună ziua, domnul. Vrem și taci. Bă, Tarusele, dă-te la o parte. Domnul, vrem și noi ce aveți pe aici? Burger, ce aveți? Vrem și noi niște burger, niște cartofi pe aici. Aveți să ne dați și nouă? Da, stați puțin. Bă, Tarusele. Ce? Da, vorbește mai încet, crede domnul. Dar tu ai bani la tine, că eu n-am bani. Ai bani? Nu, n-am. Mă, păi plecăm. Domnul, ne-am răzgândit. Nu mai vrem nimic. La revedere. Bă, Tarusele, nu! Tarusele, faci probleme aici. Da, că mă duc eu acum la bunica ta, Tarusele. Ia stai că mă duc eu acum la bunica ta. Tarusele, la bunica ta, că nu se mai poate așa ceva, Tarusele. Bă, Tarusele, fii tu cu minte, bă, cum să fur mașina la om. Du-o înapoi acolo, unde l-au. Bă, e mașina mea, bă, e mașina mea. Cum să fie mai... Hai înapoi, că să... Bă, Tarusele, deja s-a făcut noapte. Hai, că mergem cu mașina. Prezinte și mie, hai să vedem orașul, Tarusele, pe aici. Bă, da, nu, Tarusele, facem accident, Tarusele. Păi intrăm în casa ta, Tarusele. Bă, ce faci, mă? Bă, alo. Ai, lasă că iau mașina ta aici, că am văzut că avem mașină, Tarusele. Hai cu bicicletele, Tarusele, hai cu bicicletele. Care-a ta? Aia? Hai că mergem, hai să mergem cu bicicletele. Mamă, stai că intru prin mașină. Tarusele, unde ai pus, mă, mașinile astea, bă, Tarusele? Așa, Tarusele. Uite, fac o schemă. Bă, Tarusele, nu. Bă, vezi că fugi în apă. Dai, hai să vedem ce e pe aici prin oraș, Tarusele. Tarusele, unde-i vecinul meu? Lasă-l pe vecină tot, Tarusele, vino. Hai să vedem ce e pe aici prin oraș, că ai zis că nici tu nu știi. Ia. Mamă, ce e pe aici? E magazin, Tarusele, aici, ia. Ce magazin e aici, Tarusele? Gata, bă, Tarusele, ia, vino că e magazin aici, Tarusele, ia să vedem. Bună ziua, ce magazin e ăsta, bă? Tarusele, ia vino cu aici, fii atent, că ce-o fi, mă, aici, că nu-mi dau seama. Nu, hai să plecăm, Tarusele, nu, la revedere, Tarusele, am plecat. La revedere, stai! Bă, Tarusele, bă, dar vezi că mie chiar îmi place pe aici din oraș, hai să le explorăm mai mult, Tarusele. Racheta acolo, rachetă, uai, uite ce racheta. Tarusele, aia e eoliană, Tarusele, ce rachetă visezi tu? Ia ce aici? Măi, ce aici? Poliția, ce aici? Tarusele, poliția sau ce aici? Ia să vedem. Ia ce aici, ce aici? Bună ziua, bună ziua. Nu e nimeni. Ce aici? Bă, nu e nimeni, Tarusele. Tarusele, ia, vino cu aici, ia să vedem ce aici. Bă, chiar e poliție. Tarusele, fugi. Tarusele, fugi, că n-avem voie aici, Tarusele. Tarusele, vine poliția. Tarusele. Tarusele, vezi că e în spate, e poliție, în spate. Hai să fugim. Hai înapoi. Ia asta. Hai, bă, Tarusele, bă, uite, bă, e benzinărie aici, Tarusele. Vino. Ia să vedem ce avem noi pe aici, pe la benzinărie. Hai să ne lăsăm bicicletele pe aici, Tarusele. Tarusele, poți să ne fură bicicleta, are bicicleta ca noastră? Uite, bă, poți aici, bă, Tarusele, are bicicleta ca noastră, bă. Bicicleta ca
ca noi. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Salut, cu ce vă putem ajuta? Cu nimic. Suntem noi aici în oraș și da, am venit pe aici să vi vedem și noi. Vreau să cumpăr o sticlă de Coca-Cola. Dar... Ce, bă, cine vrei, mă? Hai, hei, stați la rând, eu eram în față. Tu nu știi cine ești, mă? Bă, trebuie să stai puțin. Domnul, nu, scuzați, nu. Dar taci. Da, ieși afară, Darusele, să vorbesc cu domnul. Ieși afară, Darusele. Okay. Domnul, scuzați-l pe băiatul acela, e mai micuțel. Da, lasă-l zic că e copilaș. Dar nu. Ce? Darusele, taci. Da, deci e copilaș și nu e rău, dar na, așa e el copil. Nu ne-am băgat în față, doar am venit să salutăm lumea ca și politicos. Lăsați-l în pace, că e nebun copilul ăsta. Îmi vreau sticla mea de Coca-Cola. Dar Sele, e omul ăsta la rând, în față. Ce faci? Hai să vedem ce putem să ne luăm, că e de pe aici, de pe rafturi, nu e de pe nimic, dar Sele. Uite, ia de aici dinăuntru, dar Sele, ia și vino cu sticla acolo, dar Sele, vino cu sticla. Domnul, hai, dar Sele, mai repede, vino încoace dacă vrei, mai repede cu sucul ăla, dar Sele, să-l plătești aici. Domnul, iertați-l că e așa, dar na, hai, lăsați-l pe el să meargă în față, că scăpați mai ușor cu el, că voi aveți multe de luat aici și el e mai ușor aici, lăsați-l pe el în față. Dar Sele, plătești și tu asta. Ok, acum. Chiar ești nesimțit? Poate merg chiar acum să vorbesc cu părinții tăi, copile, că nu se mai poate. Dar Sele, pe ce a spus? Taci, mă, boșorogle, bă. Dar Sele, taci, mă. Doamna, cât costă? Cât costă? Dă-te, Dar Sele, lasă-mă pe mine să vorbesc. Doamna, cât costă? Vă costă 5,99 de lei. Dar Sele, așa. Dar stați puțin să vorbesc cu Dar Sele. Dar Sele, tu ai bani, mă, că ai zis că n-ai bani acolo la ăla. Am uitat. Doamne, dar înțelegi, tu ai... Dar înțelegi, ce facem acum? Dona pui pe raft. Dona pui pe raft. La domnul, ce vă uitați aici? Lăsați-ne să vorbim. Iau și mănânc așa la 3. 1, 2, 3. Gata, lăsați-ne să vorbim. Fugi, dar înțelegi. Fugi, dar înțelegi. Fugi. Vino pe aici, dar înțelegi. Dar înțelegi, vino pe aici. Mama, am luat-o pe contrasens. Dar înțelegi, unde ești? Dar înțelegi, unde ești? Ești după mine, dar înțelegi. Vino repede, dar înțelegi. Hai că am scăpat, dar înțelegi. Bă, dar înțelegi, să nu mai faci așa ceva. Data viitoare ți-am zis să... Dar Sele, trebuie să avem bani la noi, nu să fugim așa, că dacă vrem să ne cumpărăm ceva, trebuie să avem bani, dar Sele, hai să... Bă, dar Sele, ce... Trebuia să plătești tu, bă, neșimțitele, ești păi de unde, dacă nici eu n-aveam... Bă, dar Sele, vină puțin că eu nu am aici, dar Sele... Ce? Eu nu am aici, ia stai, hai să mergem la omul ăsta. Salut, doamne, ce faceți, doamne? Păi, e protestor, protestează. Ce, bă, prost? Ați venit aici să jucați golf? Nu, n-am venit să jucăm golf, adică e golf aici... Bine, am venit. Nu, n-am venit, dar să vină mă încoace că nu avem bani, cum să jucăm golf? Vină încoace. Ce nu înțelegi că nu avem bani? Nu, hai la golf. Dar să le nu avem bani la ce golf? Ia, nici nu cred că e aici golf. Ia, e aici golful. Păi, casa cu... E casa cuiva sau? Păi, dar să le casa cuiva aici, bă. Păi, casa cuiva aici, dar să le fugi. Dar să le fugi. E casa primarului. Mai rău, dar Sele, ne dă afară din oraș și facil. Uite aici, uite mai aici, dar Sele, aici e golful. Sau ce e aici? Ce e aici, dar Sele? Nu e golful, nu e nimic. Mamă, am găsit un dom și o doamnă. Ce găsit? Dar Sele, o grătar. Dar Sele, unde-i urcăm noi? O la grătar frumos, da. Dar doamne, deci nu știu cum am ajuns. Bună ziua, ne scuzați că am ajuns aici, dar Sele, plecăm acum, e nebun copilașul ăsta. Am crezut că e golf aici, că eu... E un om care... Bă, dar Sele, nu. Dați puțin, este un om care protestează acolo. Scrie ceva de golf și am crezut că e golf aici. Bă, dar Sele, lasă chiar oamenilor, dar Sele, fii cu minte. Lăsați-l că plecăm acum, dar Sele, hai să plecăm. Dar Sele, hai să mâncăm acasă, mâncăm burger și de aia la măta mare acolo, la bunica ta. Hai la bunica ta. Dar Sele, vezi că mor, ce te arunci așa, dar Sele? Dar Sele, nu mi închide ușa, n-am dat cu capul, dar Sele. Dar Sele, nu fugi, stai puțin. Dar Sele, mergem acasă. Salut, fraiere. Păi, dar Sele, așteaptă-mă. Ce? Ultimul care ajunge casă e prost. Păi tu ești prost, dar Sele, cum să... Nu, ultimul. Cum, bă? Păi stai, mă, că eu mă, dar Sele, gata, hai. Primul care ajunge acasă e cel mai șmecher, da? Primul care ajunge acasă e cel mai șmecher, da, dar Sele? Așa să facem, da? Bine, mă, dar Sele, bă, dar nu pot să ajung și mai repede. Nu, bă, mamă, nu mai știu să mai merg cu asta. Dar Sele. Nu te aud. Vine încoace, că nu te aud când vorbești. Vine încoace, dar Sele. Primul care ajunge cel mai fraier. Ha, dar Sele, ești fraier. Primul care ajunge sus e cel mai tare. Primul care ajunge sus la tine în cameră cel mai tare, dar Sele e cel mai tare. Și să joacă și pe calculator. Gata, dar Sele, am ajuns, mă, joc că stai calculator. Ți-am zis, dar Sele, că e calculatorul meu, Bă, dar Sele, du-te că strici asta pe aici, bă, dar Sele. Monitorul, dar Sele. Dar Sele, gata, m-am dat jos. M-am dat jos, dar Sele. Gata, lasă, dar Sele, lasă-mă.
Da, bă, da, frumoasă e priveliștea asta de dimineață. Chiar arată bine locul ăsta. Chiar e frumos la bunică. Salutare, Seltar. Hai să mergem acum să ne luăm și noi o bună dimineață la de la maica sa mare, de la Darusel, să vedem ce face și Darusel. Chiar sunt curios ce face. Că vreau să mergem în oraș prin astea. O, să rămână, ce faceți? Cum sunteți? Bună dimineața, tineret, ce faceți? Bine, ți-este foame? Da, eu sunt bine. Mi-e este foame puțin, dar prima oară mă duc la Darusel, vreau să vorbesc cu el și revin imediat. Aveți puțină răbdare. Mamă, hai, bă, ce facem ăsta? Ia să mă duc la el. Bă, Darusel, cioc, bă, nu ești mă pat, mă, unde ești mă la calculator? Unde-i mă ăsta? Darusel, unde ți-a ascuns, mă? Ia, o fi în gunoi aici? No, nu e, n-are ce să cautem ăsta. O fi la baie, mă, cred că e la baie, ia să ajung la baie. Darusel, cioc. Darusel, unde a plecat, mă? Mamă, ce bine arată. Bă, dar arată bine, rău, bă, arată bine în dimineața asta, chiar sunt frumos. Bă, unde fi, mă, Darusel, asta e să întreb pe bunică sa, dar nu mi-a zis nimic când am urcat aici sus, dar hai să mă duc acum. Să întreb, bă, ce face Darusel? Să rămână, dar Darusel unde este? Că nu știu unde s-a dus, adică dumneavoastră trebuie să știți că nu e în casă, nu e nicăieri, m-a dus la baie, nu e nicăieri, nu e nici pe la mine prin cameră, nu e absolut nicăieri, nu l-am văzut. Unde e? E afară? Unde e? Cum adică nu s-a spus Darusel unde e? Păi nu mi-a spus Darusel unde e. Ce trebuia să știu unde e Darusel? Dumneavoastră trebuie să știți atunci. Cum adică unde e Darusel? Sper că nu s-a întâmplat ceva rău cu el. S-a angajat la restaurantul din apropiere, sunt foarte mândră de el, poți să te duci să-l vizitezi după ce mănânci. Cum adică s-a angajat Darusel? S-a angajeze, nu e cam mic pentru asta? Băi, e foarte tare pentru asta, dar cum adică s-a angajat? Eu nu cred așa ceva, sincer. Restaurantul de apropiere, cred că dinner ăla, nu? Și în legătură, da, o să mă duc să mănânc acolo, nu mai mănânc aici, nu vă stresa să-mi faceți mâncare. Vă mulțumesc oricum pentru toate astea, dar mă duc acum la el, la Darusel. Bă, ce facem ăsta, bă, s-a angajat Darusel? Bă, da, chiar sunt curios, unde s-a angajat mă ăsta, mă? Darusel s-a angajat, pe bune, are 0 ani, Darusel. Hai să-mi parchez și o bicicletă, asta, dar chiar sunt curios, bă, Darusel, mă, să se angajeze, n-o mai cred, ci, bă, uite, mă, poți Darusel, mă? Să-i sunt eu puțin așa. Da, bă, da, bă, Darusel, ce faci, mă, te-ai angajat aici la restaurant, mă, Darusel, te-ai angajat, bă, Darusel? Bun venit la diner, uitați, aveți aici o carte cu meniul. Ce carte cu meniu? Bă, ce faci, mă, Darusel? Vă rog să-mi ziceți ce vreți să comandați și după luați o masă și... Ce așa, ce doamnă, Darusel? Eu o să vorbesc cu șeful. Am înțeles, du-te și vorbește cu șeful. Ia, ce meniu aveți? Ia, meniu, burger, 10 lei burgerul. Mă, cartofi 7 lei? 7 lei cartofi. Salată 12 lei, carne 8 lei, omletă 6 lei, suc 4 lei. Mă, bă, cred că aș vrea, nu știu, o omletă așa de dimineață. Nu, hai că mi-am niște un burger cu niște cartofi. Nu, îmi iau o salată, îmi iau o salată cu niște cartofi, o salată cu cartofi vreau. Da, hai să mă pun acum. Bă, ce așa ciudat, mă, Darusel ăsta? Stai să mă pun aici. E ciudat rău de tot. Mamă, da, bună, salut. Ce ești? Nu știu dacă e băiat sau fată, dar în fine. Domnul Kellner. Alo. Bă, e ciudat, mă, Darusel ăsta. Bă, Darusel, ce faci, mă, te-ai angajat aici? Domnul, v-ați luat comanda? Da, vreau să mi puneți masa asta. Lasă-mă masa asta, bă, dar Sulep, ce-ai, mă? Eu vreau o salată așa de dimineață, că sunt la dietă, cu niște cartofi. O salată cu niște cartofi și un mic suculeț, ceva. Poți să-mi aduci, dar Sulep, bă, dar Sulep, bă, păi, ce să-mi comportăm așa, bă, dar Sulep? Și-a prea rolul în serios, îl ia prea în serios, rolul de angajat. Bă, ceea ce e bine, că nu mai e el așa toxic, da, mamă, gata. Iată, mă, ce facem ăsta? Bă, păi ăsta e chelner, mă, sau e bucătar? Bă, ce facem ăsta? Ăsta-i să mă uit. Bună ziua. Cum l-ați angajat pe băiatul ăla acolo? Are 3 ani copilul ăla. Cum l-ați angajat aici? Ce facem, mă, Darusel, acolo? Chiar sunt curios. Ăsta-i să trag cu ochiul așa. Mamă, ce-mi place jobul meu, frate, că fac bani. Ia seama, gură, că oricum nu o să vadă. Mamă, ce bine e că poți să mănânci pe gratis. Ia să și niște salată, miam. Hai că mă pun din nou la masă, bă, dar e ciudat rău, Darusel, gen, chiar nu știu ce se întâmplă. E ciudat totul și bucătarul ăla nu vrea să mă bage în seamă. Kellner, alo, mâncarea e gata? Kellner, m-auziți? Kellnerul, domnul Kellner. Ia stai să mă duc. E gata, mă, mâncarea e gata? Nu, mai durează 5 minute. 5 minute, aoleo, păi mai bine plec de aici. Bă, da, eu n-am bani să plătesc, dar lasă că fac eu o schemă pe aici. Că e Darusel totuși, da, n-am ce să fac, e Darusel totuși. A, și dumneavoastră așteptați aici de foarte mult timp, nu știu, dar gata! Nu știu. Gata, în sfârșit, Darusel, în sfârșit ai venit. Bă, salata, cartofi, bă, Darusel, unde mi-arunci, bă, că... Doamne, bă, e terminat rău, Darusel, deci nu, n-am, hai să mănânc, ia să văd cât de bun ar fi astea, dacă ar fi bune, ia să vedem. Mamă, ce bun sunt cartofi ăștia, și salata, îți băgăm și niște salată la dietă. Mamă, cât de tare e. Ce, mă lași deci să mănânc și eu? Vrei ceva așa, pe gratis la Moca? Cum adică, pe gratis? Avem o înghețată. Din partea acasă? Mersi, bă, Darusele, mai multe. Și eu, asta o... O gogoașă, Darusele, nu știi să mai vorbești, gogoașă. Care vreți, domnul, care vreți? Din
dintre astea două. Dintre înghețată, dintre înghețată și gogoașă. Bă, da un suc ceva, n-ai? Ți-am zis și de suc. Stai puțin, nu parcă să ai și de suc. Sucul meu unde e, dar răsele? Adun sucul ăla, bă. Bă, da, e terminat, bă, copilul ăsta, n-ai ce să-i faci, mă, dar răsele, bă, da. Păi și-a rolul prea în serios, eu nu înțeleg. Ce face, dar răsele? Dar răsele? Dar ce-ai făcut acolo? Nimica, uitați-vă și sucul. Și sucul, ce e ăsta, mă, bă, ce e ăsta, ce e ăsta, e bubble tea, ce e ăsta? Da, bă, ia să văd, ia. Mamă, cât de bun e, bă, vezi că chiar bun. Deci ce vreți, domnul, înghețată sau așa? Păi stai puțin, tu, bă, dar răsele, tu vrei să fac pe mine, tu îmi dai și înghețată după ce, după suc, după toate astea, îmi dai înghețată, ce îmi dai? Dă-mi gogoașă, nu înghețată, cum să o iau înghețată? Ok, dă-mi gogoașă. Și înghețată mănânc eu. Da, mănâncă tu, dar răsele, bă, dar răsele, îți dau ăștia voie să mănânci aici? La revedere. Bă, ce are, mă, ăsta, bă, e ciudat rău, copilul, bă, ce are, mă, dar răsele, hai să mănânci gogoașa asta, că na, mamă, da, am mâncat pe cinste, sincer, chiar am mâncat prea pe cinste aici. Bă, ce... Ce vreți, voi doi? Ce facem asta? Două înghețe și burgeri, ok. Mă, ce are, mă, Dariusel, e prea ciudat, mă, eu nu înțeleg pe Dariusel. Bă, Dariusel, vreau să... Bă, stai că n-am bani cum să ia nota. Stai, eu am vrut să cer nota acum și eu n-am bani. Cred că trebuie să fug de aici, ia stai să nu mă vadă, plec așa tiptil. Poftim, poftim! Da, ce, mă, dar... Banii! Dar Răsele, bă, vină puțin să vorbim, vină aici să vorbesc ceva cu tine. Dar Răsele, eu n-am bani, trebuie să mă duc acasă să iau banii, mă aștepți? Nu, dacă nu veniți, chemăm poliția, ați înțeles? Bă, cum să chem, bă, dar Răsele, cum să chemăm poliția, stau în aceeași casă cu tine? Cum adică să chem poliția? Lasă că vin acum și să aduc banii, Vorbesc cu killerul acum. Ce killer? Bă, hai că plec și nu mai dau nimic. Ah, în sfârșit am scăpat. Hai că mai aduc eu bani dacă e. Dă când să-i mai aduc mai eu bani. Hai că aduc fix lui Darius. Le-ai aduceam eu bani. Lasă că am mâncat și pe gratis. Am păcălit o masă. Bă, dar era cam scump acolo. Nu știu la ce restaurant, dar cred că l-o plăti bine. Chiar vreau să vorbesc cu Darius când vine acasă. Nu mai pășesc acolo, că e jale. Dacă pășesc acolo, trebuie să plătesc, trebuie să fac alea. Hai să mă duc la calculator acum să joc și eu ceva. Bă, dar zici că e alt om efectiv. Eu nu știu cine e Darius ăla de acolo. Chiar nu-l recunosc pe Darius de acolo. Hai că mă bag și aici să mă joc și eu să fi. Să mă joc un Minecraft, un ceva, mamă, cât de tare e. Băi, dar arată mișto, bă, chiar îmi place la bunica asta aici. Ha, bă, da, nu știu, chiar sunt curios când vine Darius la casă să vorbesc cu el, că nu știu, nu se mai poate așa ceva. Mamă, sper să vină la cu bani, că dacă nu am încurcat să rog, mă dau ăștia afară, gata, nu mai am niciun job, nu mai fac niciun ban, gata. Hai că e bine că n-am văzut șeful că a plecat ăla, dar sper să vină, mă, că dacă află șeful, gata, nu mai am niciun job și după nu mai am bani. Ha, cred că trebuie să iau o pauză, că deja m-am jucat prea mult în Minecraft. Ce? Bă, dar eu să vină la... Bă, ce faci, mă, la mă? Hai că lasă că nu mai am nicio pauză, că nu mă dau de la calculator când vine ăsta aici. Mamă, ia stai că mă fac că nu mă aud, că nu alea, că mă joc. Ce vrei, mă? Dar să le lasă-mă să mă joc. Ce să vorbim, mă? Ce? După la asta, taci, atunci la restaurant, bă, de ce pleca, bă, m-ai făcut de râs. Eu să n-am de mâncare și bă, acum ăla m-a dat afară. Cum adică te-a dat afară? Păi ce, mă? Bă, stai mă puțin, păi tu cum adică te-a dat afară? De ce te-a dat afară? Că n-ai plătit tu. Cum adică că n-am plătit, bă? Păi veneam și plăteam, dar să le aveai bani aici, te duci și plătești tu, că suntem din aceeași familie, din astea. Cum adică? Ce, mă? Du-te, mă, de aici. Mă, dar să le, păi stai puțin, păi și tu cum adică tu nici de unde știi că am fost eu? Că parcă nu mă cunoștea. Eram acolo, zici că eram un necunoscut, tu nici nu mă știai. Parcă ce eram eu pentru tine? De cum adică acum știi că am fost eu sau ce? De ce vorbești așa? Ia ridică capul. Am jucat, mă, ce dai, mă, mine, bă, ești nesimțit, ce dai mine, bă, eu am jucat, mă, rol, bă, ca să vadă la că îi place de mine, că primesc mai mulți bani. Hai că primeai tu rol mai mult, dar răsele. Asta era pentru noi, bă, pentru bunica noastră, să ne luăm amândoi o casă, să nu mai stăm la bunica. Nu mai suntem prieteni. Stai, aștea. Aolo, bă, nu e bine, dacă era, lăsăm și pe bunic să-l neștită, nu e bine, mă. Dar stai că mă duc acum să-l împac din nou. Dar Răsel, unde ești, mă? Bă, Răsel, unde ai plecat, mă? Unde ești? Bă, ce vrei, mă? Ce vrei? Bă, vino, stai să nu ne audă bunică, dar vino sus, taci, nu mai plânge, că după să supără pe noi, dar Răsel, vino încoace repede. Ia, hai să luăm un loc aici. Ia un loc aici. Stai să vorbim așa. Bă, Răsel, ce a fost în capul tău? De ce nu vorbeai cu mine? Ai zis ce? Să-ți iei un rol, că ce? Dacă îmi jucam rol să-l împresonez pe ăla, să-mi dea bani, că dacă îl împresonez eu, o să mă plătească mai mult. Și așa pentru bunica mea. Da, hai că te plăteam mai mult. Păi și eu când vorbeam, dar când vorbeam acolo, când eram la masă, când vorbeam, erai doar tu cu mine, când ziceam să vorbești mai încet. Tu de ce nu vorbeai cu mine? Au cam
camere peste tot. Bă, uite, tu n-ai văzut camera, că era o cameră. Bă, n-am văzut nicio cameră. Bă, dar Sele, bă, și stai puțin, fii atent. Nu putem să rezolvăm cumva, adică că dacă ai zis că e pentru bunica noastră ca să rămână singură, să o ajutăm și pe ea, să stăm și noi liniștiți. Hai, dacă e să vorbiți cu ea, să zici că îți pare rău și că o să... Păi nu, vin cu banii, dar ce ți s-a zis? Te-a zis că te concediază, că ce, că nu, că nu le interesează? M-a concediat deja și nu-l interesează. Mamă, dar eu să le, păi nu știu cum facem, bă, dar eu să le trebuie să plătim înapoi sau ce? Îmi iau alt job, nu știu, poate mă duc acolo, că era un camionist. Ce, mă? Ce faci, mă? Păi, dacă altceva n-am... Păi ce faci, mă, că n-am înțeles ce ai zis, ce faci? Păi mă duc cu camionul, trimit droguri, las, mă. Bă, ce-ai trimis, mă? Ia stai că mă duc eu acum la bunic, dar cum, adică ce trimis, mă? Mă, ești nesimțit? Hai, gata, hai că nu mă duc, hai că nu mă duc, că gata, stai că se supără și pe mine că ți-am făcut ție. Bă, dar eu să le, ai, bă, scauți alt loc de muncă, dar nu știu, dar eu să le, chiar nu te mai primește acolo? Chiar ați zis că nu te mai primește? Vrei? Hai să mergem cu el să-l convingi tu. Hai să mergem. Hai că... Nu, lasă. Bă, dar Sele, aia, nu știu, nu cred că mai ai șanse, dar aia, îți cauți loc de muncă, ne găsim amândoi și ne facem noi traiul, ne ducem în altă casă, da? Da, uite că acum se face noapte, hai să mergem să ne culcăm. Te culci, mă, dar Sele, hai, du-te, pa, dar Sele, pa. Iartă-mă, dar Sele, să mă ierzi, te rog, să mă ierzi, da? Da, bine, te ierd. Hai, pa, dar Sele, noapte. Ce, 100 de lei, mă, pleacă, mă, de aici, mă, dar Sele, ce 100 de lei, mă, ne simțim, ce 100 de lei, mă, ce 100 de lei. Ce 100 de lei, mă? 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 Ce 100 de lei visez, mă? Gata, hai, du-te la somn, du-te la somn. Lasă-mă în pace, du-te la somn, du-te la somn, bă, lasă-mă în pace, dar Sele, lasă-mă în pace. Lasă-mă. Pleacă, mă, de aici, ne simți tu. Ce din vina mea, mă, bă? Dacă tu vorbeai așa de urât, cum, adică vrei să îmi impresionezi, că nu știu ce, că toate alea, ia pleacă, mă, de aici, ești prea nesimțit, dar Sele, ia, dă-te la o parte. Bă, dar stai, ce am făcut acum? Bă, fantoma. Nu cred că e fantoma lui Darcel. Mamă, sper că e un vis ăsta. Sper că nu, hai că mă duc mai bine la somn și văd ce se întâmplă mâine. Sper că e un vis. Mamă, ce vis am avut, ce coșmar am avut. De ce e imposibil? Sper că nu s-a întâmplat asta. Sper că a fost doar un coșmar. De ce e bine că m-am trezit. Cum să-l omor pe Darcel? E imposibil. Nu, dar stai că trebuie să verific, că încă nu cred. Înainte stai să mă duc la bunica sa, să văd ce face bunica sa. Să rămână, ce faceți? Cum sunteți? Bună dimineața, știi ceva de Darcel? Cum adică ce s-a întâmplat cu Darcel? Bă, sper că nu s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? În vis că e groasă. Să rămână. Nu știu nimic. Cum adică ce s-a întâmplat? Stai să mă duc acum să verific dacă e în casă. Bă, nu spune că e adevărat ce s-a întâmplat, că nu mai. E asta deschisă la baie, la baie nu e. Și ușile astea sunt deschise? Mă, nu cred că a fi plecat, mă. Darusel este aici? Nu e Darusel aici. Imposibil așa ceva. Mamă, cred că a plecat, mă. Nu, cred că a plecat. Cred că a plecat, s-a lăsat eu. Mamă, deci dacă n-a fost un vis, mi se pare că am lăsat toate ușile deschise în vis. Mamă, deci aici s-a întâmplat totul. Mamă, nu, trebuie să mă duc repede acolo unde s-a angajat el. Dar nu cred că e imposibil așa ceva. Trebuie să ajung aici. Cum să fie un vis? Cred că și ăsta e un vis. Da, mamă, dacă nici ăsta nu e un vis, e imposibil. Deci cred că chiar s-a întâmplat. Nu vine să cred. Cred că chiar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cred că chiar n-a fost niciun vis. Ia să vedem. Uite-mă, pe Darcel aici. Ia stai să intru, mă, la el. Păi, Darcel aici, mă, imposibil așa ceva. Darcel? Mă, stai puțin, cum a dispărut? A dispărut din fața mea? Nu. O fi pe aici, ia stai să mă uit. O fi pe aici? Nu e nicăieri. Să trăiți cumva Darcel pe aici? Bă, dar asta nu vrea să vorbească niciodată cu mine. Nu, e imposibil așa ceva. Mamă, ce s-a întâmplat cu Darcel? Ia meniu, scrie ceva, nu e același meniu. Mamă, trebuie să ajung din nou acasă să mă uit. Mamă, e incredibil. Nu, eu cred că chiar visez acum, sunt într-un coșmar. E imposibil. Nu cred că e posibil așa ceva. Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, totul foarte ciudat. Trebuie să mă duc acum acasă repede să mă uit dacă e bicicleta lui acolo înăuntru. Deși dacă ar fi plecat ar trebui să nu fie, da. Deci bicicleta, sunt ambele biciclete, și a mea și a lui aici. Ori o fi venit acasă, ori nu știu ce să cred. Dar cum l-am văzut eu acolo? Darcel, astea rămase la fel, nu e nimic. Văd că nu mai sunt nici astea căzute pe aici, mamă. Deci, nu spune că chiar s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Nu vine să cred. Darcel, pe aici prin grădină nu e nimeni, nu e nimic. Mamă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să mă calmez. E totul bine. Stai să iau și un loc aici. Bun, trebuie să mă calmez, e totul bine. Ce se întâmplă acum? E un vis, sau dacă nu e un vis, dar Darcel e plecat pe afară, s-o fi dus el să se joace, nu știu unde, o fi pe plajă, o fi el undeva. Deci habar n-am, mă duc să mă joc pe calculator și o să vină 100% Darcel. Deci, nu, trebuie să mă joc pe calculator ca să-mi revin și gata. Nu, că nu se poate așa ceva. Deja s-a lăsat și ploaia, vă, trebuie să mă pun acum să mă joc. Deci e imposibil, nu, că mă joc Minecraft și zic că totul o să fie bine. Deci totul o să fie bine, nu se întâmplă nimic. Gata, trebuie să mă liniștesc. Mamă, a tunat afară. Mă, ce s-aude? S-aud ușile? Am auzit cumva ușile sau a fost de la tunet? Păi, dar ușile parcă le-am lăsat deschise, nu le-am închis. Cred că a venit Darcel, mă, nu, cred că face mișto, dar mine asta e să mă uit aici în pod, cred că e în pod, mă. Darcel? O jucărie? Mamă, ce jucărie are Darcel? Păi da, Darcel? Nu, nu,
Daruxel, nu înțeleg ce se întâmplă. Ia ce aici e ăsta? Mă, nu e nimic. Bă, Daruxel, mă, nu e real ce se întâmplă aici. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Nu e real, nu, trebuie să mă pun înapoi. Deci, nu, am eu vedenii. Am înnebunit, am vedenii. Stai să închid ușile astea. Am vedenii. Deci, eu chiar am vedenii. Mă pun înapoi la calculator. Nu se întâmplă absolut nimic. Mamă, deci eu nu înțeleg, cred că am înnebunit. Ce se întâmplă aici? E imposibil așa ceva. Eu nu pot să înțeleg. Mă, ce? Mă, ce? Nu, eu am înnebunit. Nu, e imposibil așa ceva. Nu, astea erau așa. Cum au căzut astea? Nu, e imposibil. Bă. Nu cred. Nu, te rog să fii. Nu, te rog să fii un vis. Sau am înnebunit eu. Mai bine am înnebunit decât să fie real. Nu era. Nu s-a întâmplat nimic. Nu, mă pun înapoi la calculator. Nu s-a întâmplat nimic. Rafael, calmează-te. Nu s-a întâmplat. Cred că e de la furtună. Nu s-a întâmplat nimic. Mă pun înapoi. Cred că e de la furtună. Nu, tot de la fulgere a fost. Nu, asta nu mai e de la fulgere. Asta nu mai e de la fulgere. Nu, e imposibil așa ceva. Deci, nu mă duc înapoi. Nu, e imposibil. Nu, visez eu sau ce se întâmplă? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Nu, deci asta... cum au ajuns astea aici jos? Mă, nu înțeleg ce se întâmplă aici. De ce nu înțeleg? Dar, mă, stai. E imposibil așa ceva. Eu am vedenii. E imposibil așa ceva. E imposibil așa ceva. Nu, eu nu știu ce să mai fac. Eu nu știu ce să... Nu. E imposibil așa ceva, nu, te rog să fie un vis, Daruxel, unde a dispărut? Nu, spune-mi că ești, Daruxel, nu, Daruxel, revino, te rog eu, revino, Daruxel, nu, cred că am înnebunit, e imposibil așa ceva, Daruxel, te rog, Daruxel, mă auzi? Nu, n-ai înnebunit, ha. Ce, Daruxel? Adică ești nebun, dar de fapt eu sunt o fantomă. Ce, bă, Daruxel, nu mai face mișto de mine, ce ești? De ce nu pot să dau în tine? De ce nu? Rafael, m-o fi omorât tu, dar eu nu o să te omor în viața ta. Ce? Nu, stai puțin, ascultă-mă, stai puțin. Deci n-a fost un vis, n-a fost un coșmar? Nu, de fapt tu m-ai omorât. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar să scut, nu. Dar eu nu sunt ca tine un monstru. Eu o să-ți fac viața un chin, o să-ți fac ca tu să te omori. Cum adică? Nu, stai, cum adică îmi faci viața un chin? Cum adică? Daruxel, nu, iartă-mă, te rog. Iartă-mă. Ce în spate? Ce în spate? Ce în spate? Nu, am deschis eu asta, ce să fie în spate? Dar, mă, nu, eu am înnebunit. Nu, e imposibil așa ceva. Daruxel, închideți ochii. Unde ești, mă? Unde ești? Bă, Daruxel, unde ești, mă? Nu mai pune întrebări, că deja mă enervezi. Închideți ochii. Gata, nu mai pun întrebări, să-mi închid ochii. Nu, Daruxel, unde ești? Arată-te, te rog eu, arată-te. Nu mă închid ochii, arată-te, te rog. Vreau să te mai arăt singură dată. Închide ochii, dacă nu te omor eu. N-am încredere, arată-te o singură dată, măcar. Ai încredere. Unde ești? Ai încredere. Ești supat, unde ai ești? Încredere. Ai încredere. Ai încredere. Nu mai sparge asta, nu, lasă-mă. Daruxel, te rog eu, Daruxel. Închide ochii și nu o să-ți fac nimica. Arată-te, te rog, o dată. Nu, eu nu închid ochii până nu te arăți o singură dată. Arată-te, te rog eu. Arată-te să te văd. Nu, unde? Daruxel, arată-te. Daruxel. Ok, Daruxel. Acum închide ochii. Daruxel, nu, spun, nu, tu faci mișto de mine, nu. Ce se cumpără? Închide ochii, că dacă nu te închizi ochii. Bine, gata, închid ochii, gata, închid ochii. Acum poți să-i deschizi. Bine, gata, ai deschid. Bă, nu! Rafaele, trezește, hai, bă, uitați cum mă nervezi. Ce, Daruxel, ești bine, Daruxel, ești bine? Bă, nu, sunt bine, bă, mi-e foame. De când te aștept? Hai, trezește. Gata, m-am trezit. Hai. Chiar a fost un vis, chiar a fost un coșmar. Mamă, ce bine, Doamne ajută, ce bine că a fost un coșmar. Gata, vin, Daruxele, ce avem de mâncare, ce avem? Mamă, deci mie nu-mi vine să cred. Avem burger, bune bunii. Să rămână, neasă cu de mâncare, vă mulțumim, Ia să vedem. Ia, dă și mie, Daruxele. Mamă, deja mi-ai luat mie, mamă, hai să ne punem la masă, Daruxele. Dar unde e masa, Daruxele, n-avem masă, hai să ne punem, hai. Nu, vino, hai în living, să vorbim, că vreau să vorbesc ceva cu tine în timp ce mâncăm, ok? Ia, ce vrei, mă, ia, zi, ce vrei, nia, ce-mi place pizza, nia. Gata, Daruxel, fii atent, Daruxel, nu, ai văzut cum am trezit, dacă, gen, m-am speriat de tine, da, și te-am întrebat dacă ești bine, ai văzut, da? Da, bă, dar cum adică, băi, adică vă sunt urât, ce nu-ți place de fața mea, bă, nu, nu e asta, Daruxel, da, mă, bă, da, vezi că chiar sunt bun, chiar bună mâncarea. Adică eu sunt frumos? Da, Daruxel, ești frumos, dar fii atent, Daruxel, mamă, vezi că e bună mâncarea bunică, apropo, dar fii atent. Daruxel, nu, fii atent, ce vreau să zic, e ceva mai serios, Daruxel, deci știi ce am visat? Ce? Am visat că te-ai angajat la vârsta asta, da? Am visat că te-ai angajat, dar ghici unde am visat că te-ai angajat? Une! Am visat că te-ai angajat fix la restaurantul ăla unde am vrut noi să mâncăm, acolo de aproape de noi, la diner ăla, cum se numește. Acolo? Da. Unde vreau
fur? Da, 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 fix acolo, fix acolo, unde ai vrut tu să furi. Fix acolo am visat eu, Darusele, că te-ai angajat deja și am ajuns acolo, Darusele, și te comportai foarte ciudat. Deci eu nu înțeleg, parcă nici nu mă recunoșteai, Darusele. Păi și ce mă, ăla-i coșmar, mă? Da, păi stai, că încă n-am apucat, Darusele, să zic tot. Deci fii atent, că nu e doar atât, Darusele, deci mamă, nu știu, stai, hai să mai iau un burger, hai să mai iau un burger. Mamă, deci fii atent, Darusele, deci ești pregătit emoțional, Darusele, că nu se mai poate. Deci, bine că bine că ești bine, Darusele. Eu am fost acolo la restaurant și mi-ai luat un meniu, te comportai foarte ciudat, de parcă nu mă cunoșteai. Acum ai înțeles, da? Gen, e foarte ciudat ce se întâmplă, da? Și după, stai să mă ridic, nu vreau să stau jos, uite-te la mine, că vreau să zic din față. Deci fii atent. Mamă, Darusele, deci fii atent. Am ajuns acolo, mi-ai comandat, mi-ai dat toate alea, mi-ai dat mâncare și toate alea. Eu am fugit de acolo. Tu ai zis că chem cu poliția dacă nu mă întorc. Eu am zis că o să vin acasă ca să iau mâncarea, să iau banii, gen, ca să plătesc mâncarea, știi? Nu să iau mâncarea, să iau banii ca să plătesc mâncarea. De ce n-ai venit, bă? Păi chiar că e coșmar. Hai să mergem sus ca să ți explic mai bine. Deci s-a întâmplat totul sus, dar a ajuns într-un final aici să se întâmple necazul, fix aici la intrare, Darusel. Am intrat aici sus, m-am pus aici la calculator după ce am venit și am zis că nu mai vin să plătesc. Și după tu ai venit acasă și plângeai în hohote și te-ai luat de mine aici, Darusel. Deci ai început să te iei de mine. Și după ce ai venit, gen, am venit aici amândoi și ne-am pus să discutăm. Hai să ne punem să discutăm ca să vezi cum ne-am pus să vorbim, Darusele. Ok, deci bă, Rafale, bă, ce faci? Bine, Darusele, deci fii atent, așa am discutat, așa, toate alea, tu plângeai în hohote și mi-ai explicat toate lucrurile astea. Deci fii atent, Darusele. Ne-am pus aici și am vorbit și mi-ai spus că te-a concediat, Darusele. Mai mult de atât, Darusele. Care m-a concediat? Bă, expuneți tot restaurantul. Bă, Darusele, era într-un coșmar, era într-un vis, cum adică nu e realitate. Deci te-a concediat ăla pentru că am plecat eu și n-am mai venit cu bani. Că m-ai lăsat să plec și ei au crezut, tu mi-ai zis că nu știu ce, că te-a concediat, că nu te mai bagă înapoi. E rușinatul, să nu, gata, Darusele, gata, iartă-mă, deci fii atent. Și după ai zis, lasă că vedem, cauți loc de muncă și ai zis că te pui la somn, da, vino, fii atent. Te-ai pus în pat, pune-te în pat, deci fii atent, te-ai pus așa în pat și te-am întrebat dacă mă ierți și ai zis da. Și după când am vrut să plec, da, ai zis 100 de lei, gen, să-ți dau 100 de lei ca să te iert. Așa, și fii atent, din cauza asta ne-am certat și ne-am luat la bătaie aici. Gen, ne-am luat așa la bătaie, am dat în tine rău. Stai, că nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat acolo, Darusele, nu vreau să. După treaba asta, Darusele, eu am zis, bă, stai că mă joc, gata, nu mai dau în tine. Și tu ai luat o treaba în serios și m-ai alergat și ai vrut să mă omor. Vino, fii atent, deci ai venit aici jos, ai coborât toate scările astea și ai ajuns fix aici. Eu m-am băgat în dulap, m-am ascuns aici în dulap și tu tot mai găsit, gen, și ai venit aici. Gata, nu mai râde, Darusele, că nu e dor. Și după am ajuns aici, da? Ți-am dat un pumn și fix aici ai murit, Darusele. Cum puteai să mor, bă, nu, și știi că ăsta nu e coșmarul. Gen, coșmarul de-abia de acum începe, Darusele. Cum adică, bă, băi, coșmarul a început numai din vina ta, când m-ai dat afară de la ora. Da, în fine, deci fii atent, Darusele. După ce ai murit, erai mort și m-am întors așa. După când m-am întors înapoi, te-am văzut pentru o milisecundă, te-am văzut pe tine, Darusele. Și am zis, bă, asta cred că e fantoma ta. După, fii atent ce am făcut. M-am dus să mă culc, am zis că tot e un coșmar, bine că a fost totuși. M-am pus să mă culc aici, Darusele, și ghișe. Dintr-o dată, ai apărut tu aici la gem, Darusele, și genera fantoma ta. Adică așa? Da, fix așa ai apărut, bă, Darusele. Și fii atent ce s-a întâmplat după. După, Darusele. Nu, după m-am trezit, m-am dus la bunica ta. Am zis, bă, cred că a fost un coșmar ăla. Vis, coșmar, nu știu. M-am dus la bunica ta să o întreb ce faci tu. Darusele, și știi ce mi-a zis bunica ta? Mi-a zis că tu nu știi nimic de tine și am venit repede sus. Am zis, bă, nu se poate, cred că e real ce s-a întâmplat, e imposibil. Trebuie să-mi iau gură din burgerul ăsta că mi-e foame. Bă, dar vezi că face mâncare bună, apropo. Am ajuns aici, Darusele, nu te-am găsit. Am fugit acolo la restaurant și la restaurant unde te-am văzut și în vis prima oară când m-am dus prima oară să comand. A doua oară în coșmar. Știi ce am văzut, Darusele? Te-am văzut tot acolo și când am intrat în restaurant, te-am văzut după geam. Când am intrat în restaurant, gata. Darusele a dispărut din senin așa. După aia, nu cred că eu am înnebunit, Darusele, deci eu cred că chiar. Bă, tu ești deja nebun. Bă, pleacă-mă de aici, ești simțit? Că poate vrei să nu mai fie un coșmar, Darusele. Poate vrei să. Gata. Nu. Ho, să-ți explic, gata. După am venit acasă, da? Stai să mă calmez, mă pun la calculator. Au început toate astea să se miște, să mișca astea, să dădeau toate pe jos, să deschidea ușa. După am deschis ușile, erau închise ușile, le închisesei tu. Am deschis, te-am văzut pentru o milisecundă și erai dispărut. M-am dus jos la scări, tot la fel s-a întâmplat, Darusele. Vino repede să-ți arăt. După am ajuns aici, Darusele, te-am văzut chiar înăuntru. După te-am văzut înăuntru, iar aici, iar ai dispărut și mai, gen, ai zis că îmi faci viața un calvar, un chin, că te-am omorât eu, dar tu nu o să mă omor, doar o să faci mișto de mine tot timpul, o să mă chinui, o să-mi faci toate astea toată viața și o să-mi doresc să mor și așa. După m-ai pus să închid ochii, Darusele, și când am închis ochii, mamă, Darusele, deci când am închis ochii, m-am dus pentru că ai fost salvarea mea. Deci fii atent, stai să zic cum ai fost salvarea mea. M-a pus să-i deschid și când i-am deschis, Darusele, am picat din cer, direct pe casă. Și în momentul în care era să pic să mor, Darusele, m-ai salvat tu. Că m-ai chemat tu acum repede să vin la masă, Darusele. A
ce miroase, bă, te bișit? Și cam atât, a fost mai trezit acum și acum am mâncat și mersi, dar o să chiar ești un prieten. Dănedește, dar o să le fii atent. Nu știu de tine, dar o să le dar chiar vreau să scap de tine. Mamă, de ce am văzut aseară cel mai șmecher lucru de pe tot internetul ăsta pe care poți să-l faci, dar o să-l transformezi, mai încerc să nu mă audă și sper să nu să fi trezit, că e dimineața acum, trebuie să se trezească și el și vreau să-i fac o ignoranță totală, adică să-l ignor pentru 24 de ore, adică toată ziua trebuie să-l ignor și prima oară cum aș putea eu să-l ignor pe Darusel? Oare mă gândeam eu cum să-l ignor? Mă duc la el, mă bag pe calculator, nu-i zic nimic, după fac mai multe chestii, zic că mi-au burger, zic că mi-au mai multe, dar trebuie să ajung prima oară la el și chiar sunt curios cum o să reacționeze, deci trebuie să vorbesc mai încet acum, că acum urc direct la el, ia să vedem unde e. Cred că o fi pe aici. Ia. Încet, încet, încet. Trebuie încă doarme, bă, încă doarme, bă. ia să mă joc și eu pe calculatorul ăsta. Mamă, cât de tare e aici. Hai să-i dau drumul la calculator acum. Mamă, cât de tare e, mamă, cât de tare e. Mamă, ce tare e, ce mișto e aici la calculator. Mamă, ce mișto. Ia mă, ce e ăsta, mamă, cât de tare e. Hai să mă duc să-mi iau și eu niște burgeri. Prima oară de la bucătări. Mamă, deci a zis că vrea și el burger. Mamă, deci l-am trezit. E bine că l-am trezit și că vrea burger. Hai că ia, aduc eu burger. Unde să-i adumă, că mi-au doar pentru mine. Uite, iau un burger de aici pentru mine și lui las nimic. Adică el să vină să-și apă. Este acum să merg acum repede la calculator. Bam, 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 bam. Mamă, să mă joc acum. Bă, cât de bun e burgerul ăsta. Mamă, cât de bun e. Mamă, a fost prea bun burgerul ăsta. Lasă că mi-a zis prăjit. S-a supărat, dar nu la că nu i-am luat burger și lui. Ia să vedem aici. Dar trebuie să intru după din nou repede ca să nu mă vadă. Ia stai. Hai mă, mai vine ăsta, ce face oare? Ia. Mamă, a venit. Mamă, cât de tare e videoclipul ăsta, băi, amuzant rău de tot, mamă, dacă, mamă, cât de amuzant e. Bă, dar ce faci, mă? Bă, hai să mă duc și acum în oraș, că totuși n-am vizitat și orașul, nu știu cum arată tot orașul acesta. Și trebuie să-mi iau mașina, hai să ajung prima oară, mamă, dar e mișto rău de tot pe aici, ia stai să mă uit și puțin, bam. Mă urc în mașina așa frumos acum, mamă, vine. Așa, bun. Și acum mergem în oraș, că vreau să văd, trebuie să merg și în oraș, pentru că vreau să văd cum e orașul, cum sunt toate astea. Mamă, ce tare e pe aici. Bă, dar e tare rău de tot orașul ăsta. Adică încă nu l-am vizitat. Noi suntem la... Eu sunt la marginea orașului, cum ar veni. Stau cu Darusel ăla la marginea orașului. Dar e nervant rău, Darusel, nu știu. Ce făcut mă, l-a dus la benzinărie, s-a aruncat, ia stii să intre înăuntru, bun, așa, acum zic că bag benzină. Mamă, am uitat să bag benzină, bă, mamă, ce-am uitat să bag benzină, hai să bag acum repede să umplu canistra, bam, bam, bam. Hai să bag benzină, mamă, ce-am uitat eu să bag benzină. Gata, m-am băgat benzină, acum trebuie să o repede mașină, să ajung repede, să văd și eu ce în oraș, că dacă rămâneam fără benzină, mamă, a început și ploaia în oraș aici, nu e bine, mamă. Mamă, nu e bine rău deloc. Mamă, stai că mi-a căzut ceva, mi-au căzut cheile pe jos. Gata, hai că mi-au revenit. Bun, acum mergem pe aici. Ia să vedem, că nu știu de drum, cum arată drumul pe aici, că n-am mai fost deloc prin oraș. Ia să vedem, bam, 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 bam. Și drifturi aia, 3, 2, 1 și ia să văd. Mamă, bă, ce bine conduc, mă, bă, ce bine conduc. Bă, ce... Mamă, ce bine. Mamă, uite, da asta nouă de burgeri. Uite aici și în oraș. Mamă, da, mamă, cât de tare. Bine că nu e Darusel cu mine, că altfel dacă era Darusel cu mine aici. Da, bună ziua. Vreau și eu niște burgeri aici. Vreau niște burgeri. Poftim? A spus ceva? Bă, vreau hot dog. A, s-a închis. Ok, s-a închis. Bine. Bă, l-am luat mâncare pe șamă. Aveți niște burgeri. Vreau și eu la pachet pentru ziua de mâine să-mi dați mâine niște, nu, pentru diseară. Vreau pentru diseară niște burgeri. Vreau pentru diseară niște burger, dar să mă sunați pe mine și când mă sunați să-mi ziceți că nu, adică să nu-mi ziceți de burger direct, că s-ar putea să fiu pe lângă un băiat nebun care e obsedat după burger. E un copil mai nebunatic așa. Și nu, am înțeles. Ok, vă mulțumesc. Hai să merg acum. Mamă, ce mai fim pe aici, mă, prin oraș? Ia să vedem. Ce mai fim pe aici prin oraș? Ia stai să vedem. Bam, bam, bam. Mamă, ce mai aici? Ia stai să vedem. E o școală. Aici e școală. Mamă, cât de tare. Mamă, păi dacă ar vedea Darusel școala asta, cred că ar nebuni Darusel dacă ar vedea școala asta. Ok, hai să urcăm pe aici. Ia, ce e pe aici? Ia ce? Mamă, e mall aici? O, e mall!
Mamă, cât de tare aici, mamă, cât de tare. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ia să vedem ce avem pe aici. Mamă, scaun, mamă, ăsta e scaun care doar un sel. Mamă, cred că dar un sel ar turba dacă ar vedea scaunul ăsta aici. Ia aici radiouri. Bună ziua, bună ziua. Boxe, mamă, să-i pun boxe de astea lui dar un sel în somn la urechi. Mamă, cât de tare ar fi să-i pun dar un sel boxe de astea în somn la urechi. Aici ce e ăsta, calculator? Mamă, cum arată tot așa seta, mamă. Cât a ecranul are ăsta, mamă? Deci ar trebui să mai iau un calculator. Mamă, cât de tare. Ia uite, mă, ce e aici, mă? PS5, PS5 și Nintendo Switch, Xbox. Mamă, cât de tare e și laptopul aici. Ia ce e, mă, ăsta? Mamă, e green screen. Îmi fac niște poze aici cu green screen ăsta. Chiar aș vrea să scap de Darius Cell, adică, în fine. Așa, hai să mergem mai departe, că nu vreau să-mi iau nimic de aici încă. Hai să mergem. Ce mai avem noi pe aici? Mă, ce facem ăla acolo? Ce cumpărăm ăla? Pupi, până la cheltuiește tot. Mamă, la cheltuiește tot banii familiei. Așa. Bun, acum să mergem. Ce e aici? Ce e aici? Ia să vedem ce e aici. Mamă, încă un restaurant. Mamă, o fi cu burgeri aici. Bună ziua, e cu burgeri aici. E cu burger? Ok. Da, hai să... Mamă, cred că e cea mai proastă idee să-l fac așa, da. Așa, bun, acum să vedem ce mai e pe aici. Mamă, hai, ce aici, haine? Mamă, medic, polițist și ăsta așa, mamă, cât de tare. Mamă, vreau să mă îmbrac și eu cu astea. Bam, 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 bam. Mă îmbrac și eu cu astea, așa. Bam, 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 așa. Da, bună ziua, vreau să iau și eu toate astea. Vreau să mă îmbrac așa cu toate astea. Cât costă 10 lei? Ok, 10 lei vă dau acum. 10 lei doar șapca. A, 100 de lei totul, am înțeles, bine. Vă mulțumesc, hai să plecăm acum. Mamă, cât de tare arăt așa, mamă, e tare rău de tot, bă. Mamă, ce tare. Bă, ce mai ignoră terminatul ăsta? Ia ce aici? Janitor closet? Ce e ăsta? Ce aici? Mamă, ăla, stai că aici, nu, bă, nu, n-am voie să fiu aici, n-am voie să fiu aici. Ok, bun, hai să mă duc și eu până la băiță. Mamă, erau șase alea deschise, ia să mă bag și eu la băiță, așa, să-mi fac. Gata, mi-am făcut și treburile, bun. Bă, dar vine ăsta după mine. Așa, bun, acum hai să urcăm sus. Nu pot să-mi fac și eu treburile. Așa, bună ziua, bună ziua, bună ziua. E cineva aici? Bună ziua, ce vindeți aici? Ce e aici? Mamă, covoare. Ia, ce... Mamă, tare. Mamă, covorul ăsta. De ăsta are și masa mărelul Darius el. Mamă, cred că ar nebuni Darius el dacă ar vedea ca au alți oameni la fel ca el. Hai să vedem. Ce facem ăla cu ea asta? Mamă, stai că mă vede. Așa, bun. Hai să mergem și aici. Ce-o fi, mă? Ce-i, mă, ăsta? Mamă, ce-i, mă, ăsta? E robot de la de spală. Mamă, cât de tare e. Mamă, televizoare. Ce-i ăsta? Ce-i ăsta? Ce-i, mă, ăsta? Mamă, e boxă. Asta e imprimantă. Bun. Încă o imprimantă aici. Alte televizoare. Mamă, câte televizoare și imprimante pe aici. Mamă, dar... Mamă, dar... Acum mă gândesc că noi chiar n-aveam... Mi se pare că n-aveam televizor. N-aveam televizor și da... Doamne, ce facem, mă? Așa, da, n-aveam televizor și cred că ar trebui să luăm... Pă, l-a furat televizorul, mă, băi. Așa, bun, deci hai să luăm un televizor. Cred că-l iau pe ăsta pentru acasă, am nevoie de televizorul ăsta pentru că noi n-avem televizor în casă, bun. Dar nu mai vreau. Pă, a furat televizoarele, ce mai fac acum? Ia să vedem, mai e un televizor aici, hai să-l iau pe ăsta. Bună ziua, cât face acest televizor? 200 de lei? Ok, bun, îl iau, gata, hai că-l iau acasă, vă mulțumesc, l-am luat. Bun, am și televizor, bă, dar cred că mi-ar trebui și o consolă, dar nu, încă nu iau PS5, că dacă-l vede Darius el, m-am distrus, deci dacă vede Darius el consola aia, eu chiar m-am distrus, pe bune. Ia să vedem pe aici, mamă, stai că trebuie să cobor pe aici, bun. Mama, al treilea etaj, ești prost? Ne-am luat și televizor. Cred că dacă vede Darius el televizorul ăsta nebunește. Deci Darius el nebunește dacă vede televizorul ăsta. Chiar nebunește Darius el dacă vede televizorul ăsta. Hai să mergem să mai explorăm totuși. Să mai explorăm și eu pe aici. Ce mai fi prin orașul acesta? Ce se mai întâmplă? Ce mai e? Hai să urcăm așa în mașină. Bun. Acum ia să vedem ce e pe aici. Ia. Mamă, ce e aici? Mamă, cât de tare e locul. Hai să trecem peste podul ăsta. Mamă, e lucru, nu pot să trec pe aici. Mamă, nu. Okay. Bun, hai să mergem pe aici. Mamă, ce, mă, ăsta par de distracții. Mamă, neapărat trebuie să nu ajung cu Darius el pe aici. Că dacă ajung cu Darius, dacă ajung cu Darius el pe aici, m-am distrus. Pe bune, ia să parcăm să vedem cum arată. Mamă, e și o plajă aici. Ok, e și plajă aici. Hai să vedem cum arată. Pe unde să intrăm, mă, ia pe aici. Cred că să intrăm. Ce facem ăla, băi, termina rău de tău. Mamă, stai că nu, că vine. Așa, bun. Mamă, acvariu, cât de tare este aici. Frumos. Chiar îmi place zona. Chiar e frumoasă zona. Ia să vedem ce e aici. Ia, ce e ăsta? Dă-i la țintă, ce fac aici? Mamă, cât de tare e ăsta. Bine că nu e Darius el aici ca să vadă. Bine că nu e Darius el aici. Mamă, deci dacă ar fi Darius el aici, mi-ar cheltui toți banii. Mă, ce facem ăla cu lei terminat, bă? Bun, bună ziua. Ce e aici? Mamă, roată. Și asta ce e? Dă la dai la ciocan. Ia să vedem. Ia, cât dau? Ia. Mamă, până sus de tot. Mamă, sunt genial, sunt cel mai bun. Ia să vedem ce facem ăla cu ea. Bă, fraie,
Ia, ok, ok, ok. Ia, ce e aici? Mamă, bă, bună ziua, ce e aici? Nu e nimic, ok. Bun, bă, da, ce? E așa să vezi zona de asta, ok, am înțeles. Hai să mă întorc pe aici, hai să mă întorc pe aici, merg, bun, bun, bun. Hai să vedem. Da, nu e nimic aici interesant, hai să vedem ce mai avem pe aici. Doamna, ce facem, mă, la băie, acel om care a trecut se bejiște mereu. Doamne, ce spune Darusel, e nerfan rău de tot. Da, vreau și o înghețată, vreau și o înghețată, vă mulțumesc, vreau chiar acum o înghețată, da. Da, vă mulțumesc, mam, 10 lei, nu, nu mai vreau nicio înghețată, nu mai vreau nicio înghețată, gata. Bună ziua, vreau și eu să urc, vreau să și eu să urc aici, în ăsta, cum, pe aici, pe unde, pe unde urc, pe unde urc, pe aici, am înțeles, ok, deci pe aici urc, ok. Lume, așa, bă, dar e cam aglomerat locul, hai că nu mă mai dau, bă, vine dar să-l și aici, bă. Acum trebuie să mă duc, ia, ce e ăsta cu pumnul, ia, box, mama, 999, ia, mama, cât de busul, mama, cred că l-a sparge rău de tot pe Darusel ăsta. 100, a dat 100, i-am dat 199. Bă, ce s-a întâmplat aici, mă? Ce s-a întâmplat aici? Cine a făcut dezastrul ăsta? A ieșit și pește afară. Ce s-a întâmplat aici, mamă? Bă, doamne, nu, mamă. De ce, uitați, ce a făcut Darusel? Doamne, ce a făcut Darusel? A spart tagvarul și asta. Nu, că e nu o idee bună să-l facă așa. Mă, ce facem? Unde, mă? Unde sucim ăla? Mamă, deci nu e absolut nicio idee bună. Nu trebuie să-l mai trolezi pe Darusel, ok. Deci trebuie să ajung neapărat acasă. Bă, dar unde am lăsat mașina? A, uite aici am lăsat. Hai să merg frumos așa, bam, bam. Hai să merg la mașină. Și cred că trebuie să ajung din nou acasă. Că poate s-a trezit Darusel. Ok, da, nu știu unde era Darusel. Că nu l-am văzut în cameră, ci drept nu l-am văzut când am trecut, când am urcat în cameră de dimineață. Păi Darusel, eu nu l-am văzut. Nu știu unde e Darusel, nu știu ce face Darusel. Nu înțeleg ce face Darusel. Hai să mergem pe aici. Nu, cred că sunt pe contrasens. A, ba, nu, e bine. Mergem acasă neapărat. Sper că pe aici este drumul. Cred că pe aici e drumul spre casă. Ia să vedem. Ia să vedem. Urcăm pe aici frumos. Bun, așa, am urcat pe aici, mergem pe aici, uite aici omul ăla cu golful de a protesta și Darusel era terminat, că el credea că mergem la golf, noi în primul, el credea că mergem la golf, mă, el credea că la el la golf, el căuta terenul de golf și omul ăla protesta că nu mai exista teren de golf și Darusel era terminat, bă, eu nu înțeleg ce avea Darusel, deci era chiar prost, nebun. Bă, era prost, deci era chiar prost, să faceți singur post. Așa, am înțeles, bun, hai să vedem pe aici, bun, hai să mergem din nou acasă, hai să vedem să ne instalăm și noi televizorul, lăsăm aici, bă, dar Darusel, uite, bicicleta lui aici, nu știu unde e Darusel, chiar nu știu unde e Darusel, chiar nu știu unde e Darusel. Hai să pun și eu televizorul ăsta aici în casă, bam, bam, bam. Mamă, cât de tare arată televizorul ăsta. Mamă, l-a furat televizorul, am uitat, bă, a spart și acvarul, a spart toate alea. Deci o idee foarte proastă să ignor toată ziua. Deci o idee foarte proastă că îl ignor toată ziua. Hai că las pe ăsta, îl închid, ba, mă duc acum la el, că nu se mai poate, trebuie să zic. Deci trebuie să zic că l-am trolat toată ziua, că nu se poate, a furat toate chestiile, trebuie să ne ducem să reparăm, acvarul, toate alea, că e nebun. Nu, nu. Ia să vedem. Ce facem ăsta, face? Ăsta s-a pus să filmeze, mă. Ăsta filmează, mă. Stai să nu mă văd, stai să nu mă văd. Dai. Bă, ăsta filmează, mă. Doamne, s-a apucat de vlog, băi, termina. Doamne, dar să-l iei YouTuber, mă. El se crede YouTuber, mă. El se crede YouTuber. Bine că nu mă aude acum, care căștile pe cap. Ia să vedem. Bine că nu mă aude. Ia să vedem. Bă, Radu, tu nu am mintele, bă, mersi, bă, vă pum. Bă, vă pum. Ce mă, cu? Cum i-a donat cineva 1000 de lei? Darusel, ce te faci aici? Ce faci aici? Ce faci aici? Am înțeles, să mă cum fac eu live. Bă, ce asta? Bă, cine ți-a donat, mă? Cât ți-a donat, mă? Ce s-a întâmplat aici? Chat, ia că e prea eu live-ul ăsta. Bună ziua, bine m-am regăsit la un nou live. Astăzi mie îmi donați banii, nu lu Darusel, că Darusel este foarte rău. Bă, Darusel, cine ți-a donat, mă, atâta? Cât ți-a donat, mă? 1000 de lei sau cât ai zis? Cum ți-a donat, mă, atâta, mă? Eu am zis că îl ignor pe Darusel și uite ce a făcut el, a furat toate astea, dar mamă, vezi că e bine că deci el a furat astea, dar ne-a adus bambă, Darusel, că i-a donat cineva 1000 de euro, mie nu-mi vine să cred așa ceva, mamă. Darusel, vino. Bă, ce faci, mă? Cum stii? De ce te-ai apucat tu de YouTube? Ce faci? Ce? Ți-a donat 1000 de lei? Păi și tu de unde ai green screen-ul ăsta? Spune și mie de unde l-ai. Păi bă, terminatule, am fost amândoi la magazin, bă, dar de ce? La ce magazin am fost, mă, amândoi? Bă, acolo, mă, la electronice. La ce magazin m-am fost, mă, amândoi? Bă, Darusel, tu mă urmărești, mă? Tu te urmărești? Ce, bă, tu, de ce m-ai ignorat, bă? Stai puțin,
Cum adică te-am ignorat, mă? Unde te-am ignorat? Că tu mă urmărești, cum adică? Ce? Bă, stai, unde ai fost, mă? Și de ce ești îmbrăcat așa în polițist, Darusele? Tu faci cosplay pe live, faci chestii de astea pe live ca să primești bani. Să știți că Darusele nu e polițist, nu e nimic. Deci dacă Darusele v-a amenințat că el e polițist, dacă nu-i dați bani, vine peste voi să vă aresteze. Nu e adevărat, dar Darusele trebuie să-i dai banii la oameni înapoi. Deci să-l reclamați pe Darusele, să-l băgați la pușcărie, Deci ai închis, mă, live-ul, bă, că vorbeam și eu aici, Darusele. Deci ai închis live-ul, bă. Darusele, stai puțin, cum adică ai fost tu cu mine? Unde ai fost tu cu mine? Cum ai fost tu cu mine la magazin? Ce magazin ai fost tu cu mine? Ia. Acolo, mă, la Alex John, ce am fost la mall, am cumpărat chestii, uite, am cumpărat consola, am cumpărat televizorul ăla mai fain decât... Le-ai cumpărat sau le-ai furat? De unde ai avut tu bani? Păi, bă, pe mi-a dat bunica. A, am înțeles, Darusele. Păi și tu unde ai fost, mă, cu mine? Tu de ce mă minți? Sau m-ai urmărit? Ce ai făcut? Nu, te-am... Uite, aici pun televizorul, fie antenă, stai. Unde pui, mă, televizorul? Bă, alo, bă, unde pui, mă? Bă, tu îl bagi în astea, bă, Darusele, l-ai stricat. Domne, Darusele, televizorul, pune-l aici, undeva, bă, aici, pe jos, nu știu unde să-l pun, pune-l aici. Vreau să mă uit aici, în pas, stai că scot asta, bum. Doamne, Darusele, ce nebun ești, ia să văd. Mamă, câta televizorul ai furat, Darusele, ia ce aici. Bă, unde, aici pun consola, stai. Uite, am pus consola. Câte ți-ai luat? A, pe bine, mă, acum nu te mai ajuns pe calculator, te joci doar pe consolă și calculatorul e al meu și fac live și îți furt toți banii. Hai să dau drumul la live. Bine, v-a regăsit la un nou live astăzi. Ce vrei, mă, Darusele? Ce vrei? Bă, Darusele, dar spune și mie, cum adică m-ai urmărit? Tu m-ai urmărit toată ziua? Da. Cum adică m-ai urmărit toată ziua? Păi, bă, eu eram în mașină cu tine, vorbeam cu mine. Cum era, mă, tu în mașină cu mine? Da, dar tu m-ai ignorat, bă, să-ți fie rușine. Cum adică te ignoram? Bă, Darusele, păi fii atent, Darusele, ți-am făcut o farsă. Ha, ha. Aștept toată ziua, bă, dar de ce ai distrus acvariul ăla? Ce acvariu? Că știu că tu l-ai distrus acvariul ăla acolo, la parcul ăla de distracție. Era un pește care era prea mare și l-a spart. Doamne, Darusele, hai că da. Vezi că te-am auzit, ce-i zis, vezi că te-am auzit, că-i zis că da. Băi, ai furat și burgerul, mă, te-ai dus acum jos, de unde ai luat burgerii ăștia? De dimineață când m-ai ignorat și am să mi-i și mi-ai luat. Mamă, deci Darusele, am râs toată ziua, bă, de tine, Darusele, am râs toată ziua de tine, Darusele, ești cam fraierel tu de fel, Darusele, lasă televizorul ăsta, oprește, hai să vorbim. Bă, Darusele, nu știu, vreau să spun ceva, Darusele, bă, ce faci, mă, bă, alo, ce faci, mă? Ce? Hai să vorbim, stai să conți asta așa. Ce să vorbim, mă? Ce să vorbim? Dar să ți-a plăcut, mă, farsa de ți-am făcută? Ce farsă, mă, că eu știam că m-ai păcălit. Cum știi, mă, că te-am păcălit? De unde știai? De unde știai că te-am păcălit? Azi dimineață când eu dormeam, te-am auzit pe tine că ziceai ceva cu aia și na. Cu ce, mă? Nu azi dimineața, aseară, bă, când... Aseară? Aseară? Ce? Unde m-ai prins, mă, tu aseară? Tu vii peste mine în cameră? Nu, mă, tu erai la mine în cameră, mă, uite, tu când eram la calculator, pe ce ai văzut? Ce ai văzut când eram eu la calculator? Am văzut pe tine cum te uitai la video, eu dormeam și m-am trezit că mi-era sete. Ia stai, mă, da, bă, să vede, dar acum parcă nu prea să mai vede, bine că ai pus televizorul ăsta aici, Darusele. Bă, Darusele, stai, mă, și tu de unde știi ce am vrut să-ți fac? Am zis că vreau să-ți fac. Am văzut clipul ăla, am văzut titlul și am auzit pe tine cum a zis. Da, vreau să fac aia, Darusele, să fie fain. Pleacă-mă de aici, băi, ne simțim, bă, Darusele. Da, hai, nu s-a putut, n-am putut să-ți fac o farsă cum a trebuit, eu chiar am crezut, am sperat până în ultima clipă că chiar ți-am făcut o farsă. Hai, pa, Darusele, că deja mă enervez, pa. Mamă, deci este cea mai bună achiziție pe care am făcut-o, dar nu vreau să mă mai la televizor, de la ce vreau să-i fac o farsă, asta e lui Darusele, trebuie să-l închid neapărat televizorul acesta și acum, după cum puteți vedea, am aici foarte multe chestii, foarte multe materiale noi pe care eu le-am cumpărat, dar sunt niște materiale mai speciale, deoarece eu dacă pun blocul acesta, trec prin el și cu chestia aceasta vreau să-i spar lui Darusele blocurile pe care le are prin cameră pe acolo, prin podea, pentru că vreau să văd ce face Darusele toată ziua el în cameră, cât timp eu nu sunt pe lângă el. Dar treaba este în felul următor. Trebuie să fie Darusele trească. Dacă nu e treaz, am încurcat-o și trebuie să fie plecat, adică nu trebuie să fie în cameră, de asta nu trebuie să fie treaz. Bine, poate să doarmă și așa încerc eu, dar e mai greu, s-ar putea să trezească, dar hai să merg acolo să văd dacă e în cameră și toate astea. Hai să vedem, să sperăm că o să și stea în cameră el când face toate lucrurile astea. Hai să vedem pe aici. Deci mă gândeam undeva pe aici să pun totul, pentru că pe aici are el calculatorul și eu zic că de acolo putem să ajungem și noi. Ia stai, nu e în pat, e bine. Bă, nu ești nici la calculator. Bă, nu e Darusele în casă, mamă, dar afară plouă. Doamne, bă, stai pe ploaie, mă, afară să joacă. Mamă, stai să nu mă vadă. Hai că e bine. Ăsta se joacă pe ploaie, mă, cu mingea. Doamne, de unde are, mă, mingea? Că nu știu de unde are mingea. Dar hai să facem aici super tare locul acesta, locul ăsta. Să-i dăm așa o gaură aici în pereții lui Darusele, în podeaua lui de fapt. Iar aici vine partea cea mai tare, cea mai specială, după cum puteți vedea aici, e cam închisul și acolo. Trec prin ăsta și eu, mamă, deci
Și uitați-vă, cum pot să stau eu aici să-l spionez pe Darius Elci? Ia de genul să stau puțin mai în jos ca să nu mă vadă. Dar este foarte tare acest lucru și hai să mergem la Darius Elci, bă, că pula e afară, bă, ploaie, mă, ia stai, mă. Bă, Darius Elci, Darius Elci! Ce? Ce? Ce faci, mă? Bă, ce faci, mă, bă, ploaie? Vino repede în casă. Bă, Darius Elci! Stai, mă, că mi-am dat părul. Ce ți-ai dat, mă, ți-ai dat părul, bă, du-te, mă, repede la, du-te și... Bunica, bunica, unii baia, unii baia. Bă, Darusele, ce, bă, ce faci, bă, te bagi în foc. Bă, Darusele, fii atent, Darusele, fii atent, Darusele, astăzi am o nouă... Bă, tot unde ai mai scos, mă, și burgerul ăla? Lasă, nu contează, nu contează. Ia, mă, ce surpriză ai pentru mine, nu e surpriză. Păi fii atent, vino, hai să mergem sus, Darusele, că trebuie să zic sus. Bă, închide, mă, du la posta, bă, Darusele, închide, du la posta, închide, du la posta. Ce, hai, vino, hai, bă, ce? Ce e asta? Asta e gen mai devreme cât timp erai tu afară și te jucai cu mingea în ploaie. Bă, dar nu se le cuște și cu mingea în ploaie, deci așa, în fine, nu contează asta. Cât timp tu erai acolo, bunica mi-a spus, bă, adică bunica ta mi-a spus că sunt niște păianjeni aici și trebuie să o ajut să-i dea jos și de-aia trebuie să pun scara. Dar, Darusele, ce? Acum ai Spider-Man? Da, sunt Spider-Man, bă, să dau păianjeni jos, Darusele. Hai să-ți prezint, Darusele, vino repede să-ți arăt cea mai tare chestie. Vino repede aici, vino aici, Darusele, deci fii atent, Darusele. Pune-te la calculator. Nu ți-am luat nimic, dar pune-te la calculator, Darusele, deoarece tu astăzi o să faci ce vrei în cameră, deoarece nu o să vin peste tine, Darusele. Ce? Bă, mersi, bă, pleacă-mă de aici, nu mă pupa, bă, Darusele, pleacă-mă de aici, că-mi dai de-aia, de-alea, bol de-alea, de-alea, conjug, de-alea, în fine. Bă, Darusele, deci fii atent, nu o să te stresezi absolut deloc astăzi, vreau să mă uit la televizorul pe care l-am cumpărat eu, Darusele, cât timp te-am ignorat eu data trecută, că na, dar nu știu de unde ți-ai dat tu seama că te-am ignorat, că astea, nu știu, în fine, Darusele, dar nu mai contează asta, Darusele, mă duc acum, deci, Darusele, un ultimul cuvânt pe care ai să mi-l spui tu, Darusele, până plec eu din cameră. O, deci fii antenă, vreau să zic că ești cel mai na, pa, pa. Hai că după ce că te las, Darusele, hai, lasă că data viitoare să vezi, asta e singura dată, ca idee, după nu o să mai intre nicio zi pe calculator dacă mai face ceea. Așa, în fine, hai, pa, Darusele. Mamă, de ce zi, fac cea mai tare chestie, nu, Darusele, deoarece. Mamă, hai să vedem prima oară cum e aici, hai să vedem dacă urcăm pe aici, uitați-vă cum stă la calculator, bă, dar nu face nimic pe calculator, se pune așa la calculator și nu face nimic, mă. Mamă, uitați-vă cum putem să-l vedem direct aici, așa, și el nu ne vede absolut deloc, adică dacă mă uit așa, aolo, dar nu pot să-l văd din față, trebuie să mă duc să mor mai sus. În fine, hai să vedem, mamă, deci sunt foarte hype, chiar sunt curios ce zice Darusele într-o zi în care eu nu sunt pe lângă el, dacă mă bârfește, dacă vorbește urât de mine, dacă face anumite chestii, chiar sunt curios și hai să vedem ce va face Darusele. Mamă, de ce am ajuns aici? Ia, mă, gata, hai că m-am pus aici, mamă, e perfect, rău de tot, bătea, ce facem, să dă cu pici, dă cu pumnii, cu astea în el, bă, ce facem asta? Bă, pe eu mă așteptam să facă ceva mai interesant, bă, ăsta ce face, că mai bine plec de aici, ea nu vorbește, nu face nimic, n-am ce să mă uit la el, mă, n-am ce să mă uit la el. Aolo, ce proastă idee a fost asta, pe bune. Mamă, ce fericit sunt că m-a lăsat Rafael, Bridge, bă, vreau să-i mulțumesc, bă, chiar că nu aveam chef de el, bă, oare acum ce să fac? Bă, ce, mă, cum adică n-avea chef? N-am chef să mă joc, deci n-am chef să mă joc deloc. Bă, cum avea, bă, cum... Mamă, ce idee am, bă, am o idee foarte genială. Ce idee are, mă, asta, ce? El mi-a făcut un prank acum câteva zile, bă, și vreau să-i întorc, că am zis, i-am zis cost. Mă, asta vrea să... Deci o să cautăm pe Google, pe Google. Mă, asta vrea să-mi facă prank? Pentru prieteni, ia să vă zic. Farse pentru prima. Hai, ce? Să-l omor. Bine că sunt aici. Dar chiar, bă, pot să-l omor, da. Nu, ce, mă? Glumesc. Așa, a doua, nu, prima. Ce, mă? Bă, ce facem ăsta? Ceva, bă, stai, mă, aude, zici că vorbește cu mine ăsta. Se fac o farsă la telefon. Bă, ce are ăsta telefon? Hai că are ăsta telefon. Îi pun ceva în mâncare. Nu, bă, nu vreau să-i pun o travă, că după mea poliția, că îi pun o travă, pare mea. Doamne, ce... Să îl sperii noaptea. Dar chiar, mă, că mi-am zis că el, când era la el și visa acolo, visa și era noaptea la el în pat, și că vinea fantoma mea la el în geam. Bă, ce... Oare chiar să fac asta? E perfect. Mă, deci ăsta vrea să-mi facă o farsă, bă, eu nu înțeleg așa ceva. Cred, bă, să-mi facă asta o farsă, bă. Bă, uitați-vă cum stă. Uitați-vă la el cum stă. Mă, mă, e terminat rău copilul ăsta. Bă, el se gândește să-mi facă o farsă mie, pe bune, adică... Hai, bine, lasă să-mi facă mie o farsă, că mă aștept în orice secundă să el ce-i fac eu la rând. Bă, lipsește ceva, să mor, că mă simt trist, bă. Știu ce lipsește, o gagicuță, yay! Ce? O să vreau să-mi fac o gagică. Așa, gagicuță pentru domn cu barbă mare. Ce barbă are, mă, dar să vreau să-mi facă gagică, ce că barbă, dau cu barbă mare. Asta, Ana, nu, nu-mi place, Dana, Maria, nu. Ce fa... Valentina, ce mamă, ce frumoasă e, da. Hello, lady, ce what's up? Ce faci, mă, ăsta vorbește cu gagici? Acum așteptăm. E online, bă. Ia că scrie. Ce dau... vrem, mă, copile, mă, ai 0 ani. Du-te la mami în pat și plângi.
Bă, asta ești, asta ești fi și eu. Asta ești fi și eu. N-am eu nevoie de ea. E prea urâtă. Lasă că ia una mai bună și mai frumoasă și care mă iubește. Bă, ăsta are zero one și crede că poate să găsesc el gagii, mă, bă, mie, bă, nu mai pot de râs, mă, spart de râs cu el. Bă, dar nu uita, acum ce a zis el la început, bă, a zis cumva ceva de mine, mă, că chiar n-avea chef de mine, lasă că vin eu după peste el să vezi ce fac să-i fac. Mă, deci o să-i fac o vară, o să-i fac ca și cum e bântuită casa, nu că vrea el să-mi facă o vară, să mă sperie, o să sperie eu direct acum. Altă gagicuță, Denisa! Mă, ce faci mă ăsta? M-am îndrăgostit, e așa de frumoasă. Hello, Lady Gaga, what's up, mama? Bă, deci eu să vorbește în engleză, mă, bă, ăsta, cu ce mă vorbește cu asta englezoice? Cu ce vorbește mă, Darusel? Bă, e comic rău, Darusel. Ce vrei, mă, prichindele? Tu ești prea mic pentru site-ul ăsta, ce cauți așa? Ce? Cum își doresc ele să fac așa ceva? Lasă-mă, eu n-am nevoie de fetițe urâte. Eu o să fac live, ci eu, că eu îmi iubesc fanii. Normal că se bagă la live, că știi, adună cineva o mire. Mamă, ce-am crezut că mă vede? Ce-am crezut că mă vede? Mamă, ce-am crezut că mă vede? Salutare live, eu sunt Darusel 2012 și vă rog donați. Păi stai ce live-ul. Bă, mi-a donat 1000 de euro și ce nebun, mă, iar adun, nu, bă, iar fi ăla să-i doneze 1000 de euro, mie nu vine să crezi așa ceva, bă, ce rău care mă ăsta, că mie nu mi-a donat nimeni niciodată. Bă, cel care mi-a donat, bă, fii antenu, o să mă mut, nu o să mai stau cu Rafael, pentru că... Păi stai mă, că el m-a dus aici la bunica sa, bă, s-a mă duce la bunica sa și acum vrea să se mute. Bă, îl las la bunica sa, la bunica mea, las, că nu merge cu el, nu se mai poate cu el, e cea mai nervoasă, îmi face numai prank-uri, pentru asta îl las cu bunica mea. Băi, adevărat, că și acum ai fac... Și bunica mea o să-l dea afară. Hai că mă dă. O să zică lui bunica mea ce face Rafael. Da, te pup. Ia... Păi cine pupă-mă ăsta? Păi ce, ne băgăm pe Minecraft? Hai, pe ăsta vrea să joace Minecraft, mă? Dă-i. Hai, atacat. Nu, ne-a spart patul, nu! Bă, ăsta să joacă Minecraft, bă, s-a pierdut în 2 secunde pe Bedwars, ce prost e, mă, plânge pe live. Bă, ăsta face de râs pe live, mă. Cine e la el pe live acum? Scrieți acolo în comentarii. Stai, că am făcut pipi în Pampers. Bă, ce? Bă, stai că mă vede. Bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Ia să mă bag eu. Ia că încerca, ha? Nu mă bag. Că vine ăsta înapoi, cred că ia. Ia să vă uitați-vă. Gata. A trecut peste mine. Mamă, nu vine să cred. Gata, mi-am pus Pampers-ul nou, așa. Deci ce vrei să ne jucăm acum? Ia să-i dau green screen jos. Minecraft, GTA, green screen. Ce green screen, mă? Și-a dat să-mi ia din cea. Mă, ce green screen? Grinch. Nu green screen. Grinch vrei să ne jucăm. Nu, green screen în spate, în spate. Păi da, mă, eu am green screen în spate. Ia. Stai că se întoarce, cred că ia. Ia, mă, ce? Unde mi-e green screen, mă? Sau așa, cred că am mutat să-l pun, s-am dat cu piciorul când m-am dus în schimb. Mamă, asta nu mai știi ce a făcut, mă, asta nu mai știi că mai are gris, când what the fuck, ia ca și-l pune la loc, este că-i dau din nou. Gata, așa. Bă, și ăsta și l-a dat jos. Stai. Trebuie să mă duc repede în cameră. Rafaele! Ha, bă, dați gol acolo! Bă, ce faci, mă, la mine în cameră, mă, Darusele? Bă, lasă-mă să mă uit la televizor, ți-am zis că nu mă deranjezi. Bă, ți-am zis că nu te deranjezi și vii tu să mă deranjezi. Du-te în cameră, ți-am zis, du-te în cameră. Nu mă interesează, du-te în cameră, pleacă. Doamne, lasă-mă duc acum, ia, bă, e terminat rău, dar eu nu înțeleg, ia să mă duc acum, bă, deci eu nu înțeleg ce are, mă, ăsta, bă, stai să spire pe live, mă, dar dacă sunteți la el pe live, să nu intrați niciodată la el pe live, că se face de râs, mă, bă, mie mi-e așa de el, că se face de râs, să-l văd, ia, ce face? Vreau să vă zic adevărata fața lui Rafael, ce, mă? Eu sunt bântuit și făcea greș, că nu ați văzut, făcea urât, și Rafael nu-i păsa, îi mai dau o dată, îi mai dau o dată, ce, uite-te în spate, bă! Nu, bunii, nu mai ține Pampers! Stai, sunt repede aici, să nu mă vadă, gata. Bunii. Bă, ce spuneți acolo că a fost cineva la calculator, spuneți că a fost o fantomă la calculator acum când vine înapoi. Bunii. Spuneți că îi fac eu farsă, spuneți că a fost cineva la calculator, ia stai, să nu-i spuneți, vă rog, că am fost eu, să nu-i spuneți, gata, bă, ia. Mamă, chiar sunt curios ce o să facă, dar în felul bă, e terminat rău copilul ăsta, mamă, deci mie nu vine să cred așa ceva. Ce scrieți acolo? O fantomă. Unde fantoma? Mersi, bă, mamă, deci vă mulțumesc ăștia care sunteți pe cealaltă, mamă, vă mulțumesc, mamă. Nu mai pun. Este că e de gris, că e un salariu. Gata, plec din casă.
Bine că nu m-am văzut, bine că nu m-am văzut, bine că fiți atenți că m-a... Mamă, deci fiți atenți că mă ascund, intru direct aici la el în cameră, intru aici la el în cameră și mă... De fapt, nu, nu-l lasă, lasă că mă duc jos. Bă, ce faci, mă, s-a plecat, ești afară? Mă, s-a plecat! Bă, las-mă cu pălta, la... Mă, vedeți că a ieșit afară din casă, nu, n-am cum să vă arăt. De fapt, hai că iau camera, iau camera de aici, hai să vă arăt. Bă, unde a plecat, mă, copilul ăsta, bă? Că vine înapoi, bă, unde fi plecat, mă, ăsta, bă? Bă, chat, bă, eu nu înțeleg unde s-a dus, dar însel, mamă, nu-mi vine să cred, bă, bă, l-am speriat prea rău, mă, l-am speriat prea rău, mă, nu-mi vine să cred așa ceva. Ia că a revenit ăsta în casă, bă. Gata, mă, chat, haideți că am revenit, bă, voi chiar ați crezut că eu mă sperii? A fost doar un prank. Hai că nu. Băi, da, e prank ce-i fac eu aici. Gata, hai. Deci ce jucăm, chat? Ce vrei să jucăm? Puteți să facă asta. Asta e dau green screen-ul. Gata. I-am dat green screen-ul. Stai, ce s-a auzit? Mamă, ce s-a văd. Chat? Da. Uitați-vă la el. Stai. Chat, nu-i pus bine ăsta, nu-i pus. Stai că-l pune mai bine. Haia! Bă, dar de ce sunt așa de mic? Haia! Nu ajung? Da, chat, îl lăsăm așa, da. Hai că am lăsat green screen-ul jos, că eu nu știu să-l mântez, îl fac după la și de-aia cade. Acum, haide să vă zic ce idee mi-a venit. Deci știți că mi-a făcut Rafael la cel prank, nu că mă ignora, nu? M-am nervat și v-am zis că o să o întorc eu. Doamne, ăsta vrea să-mi facă farsă. Păi ce ăsta vrea să-mi facă farsă mie? Nu-mi vine să cred că ăsta vrea să-mi facă farsă și le zici și la abonați. Păi dacă le zici și la abonați, cum mai faci ceva farsă? Că abonați, voi veniți direct la mine, ce îmi spuneți? Dar Șfeander, mi-a venit o farsă, dar nu-i spuneți lui Rafael, vă rog eu să nu-i spuneți. Bine, Șfeander, să nu-mi spună, că oricum sunt noaptea, aici. El când doarme, mă furușez la el în cameră și mă duc afară. După fac eu niște sunete să-l trezesc și după mă pun la geam, atunci ca în visul lui. Mamă, să crede că mă... De se cacă pe el. Hai că mă sperie dacă e. Hai că mă sperie. Păi mă duc așa, da, hai. Da, să nu-i ziceți, da, să nu-i ziceți. Vă rog să nu-i ziceți. Să nu-mi ziceți, că oricum știu. Voi ce părere aveți despre asta? Să-mi scrieți în chat. Bă, mie nu-mi vine să cred că ăsta e ireal ce se întâmplă aici. Păi el întreabă chat-ul, mă, ce părere are. Păi ce părere să aibă chat-ul? Chat-ul afirmă, da, chat-ul vine și la mine, eu oricum știu. Eu chiar sunt curios ce le răspunde chat-ul, ce răspunde chat-ul. Sper să nu-i mai răspundeți deloc, adică, da, nu știu câte persoane are. Hei, dar Rusel, am o idee mai bună. Eu zic să te pui într-un costum de clown, vezi că el urăște clownii și te duci la el în cameră și dansezi și îl faci să plângă. Păi de unde știi, mă, ăla? O idee mai bună, da, 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 pentru asta ai moderator la mine pe canal. Păi de unde bam, știi? Bam și bam. Păi de unde știi, mă, ăla? Rafaele, să te aștepți că vine, vine bomba. Hai că mă aștept, bă, dar mă aștept, bă. Doamne, bă, cum poți, de unde știi, mă, ăla de clown? Că eu n-am zis niciodată nimic de clown. What the... Și acum partea cea mai interesantă, trebuie să-i falut Arusel un mare prank. Pe lângă ce i-am făcut acum că l-am ascultat, trebuie să intru aici peste el în cameră, să intru peste el la ușa aici, să vedem ce face, da, bă, dar să... O să fac prank-ul, o să fac prank-ul. Să deschid ușile, să deschid acum ușile repede, trebuie să deschid repede ușile și când le deschid, bam, o să intru direct în cameră peste el, dar nu o să intru peste el, o să mă ascund, să iasă el afară și după să intru pe calculator, să sperii. Ia stai să deschid eu ușile astea, bă, dar o mai face live, mă, ăsta chiar nu știu dacă mai face live, ia. Are chat, bagă, stai așa, un secunde, mă, stai, mă, dar ușile mele nu erau închise. Bă, doamne, ferește-mă și maica domnului. Da, bă, chat, nu știu, stai așa, doamne. Băi, iar ai vântul, mă, ia să închid geamul. Ia, bam, bam. Ce s-a zis? Băi, iar ia, mă, aici a deschis un geam. Bune, iar a lăsat geamurile deschise. Bă, la strică, mă, bunică, să este că mă pun aici după laptop sau aici ascuns. Salut, chat, salut, chat, salut, chat, salut, chat. Ia, mă, gata, mă, le-am închis pe toate, ce pana mea. Bă, dar ăsta nu era închis. What the fuck? Ce, chat? E cineva lângă tine, une? Chat, ce se întâmplă? Ia să închid ăsta. Nu, mamă. Chat, ce se întâmplă? Nu! Da, bă, chat, bă, vină, bă, dar însele, da, bă, chat, bă, vă mulțumesc că ați complotat cu mine. Chat, vă mulțumesc, bă, dar însele, eu cu chat-ul ți-am făcut o farsă și ghișe, dar însele, am știut până acum tot ce ai zis tu, dar însele, te-am auzit că vrei să-mi faci o farsă, dar însele. Bă, chat, cum a, ce a zis, dar însele, că vrea să-mi fac o farsă, că vrea să mă sperie, dar însele, de unde mă sperii, mă, tu, dar însele? Crezi că mă sperii tu pe mine, mă, ce clown, mă, cine ți-a zis, mă, de clown? Cum îl chiam, pula, ia stai să-i dau eu bani acum, ăla, dar zis de clown. Îi dau acum, bă. Bine, gata. Bă, dar însele, bă, ce, bă,
bă, Dărâsel, ce faci, mai? Bă, pe închis live-ul, bă, ai luat calculatorul de aici, bă, Dărâsele, doamne. Da, deci, da, Dărâsele, nu știu de tine, dar ai picat în plasă, mi-a plăcut să te aud. Dărâsele, ia stai-mă puțin, stai puțin așa, că tu te-ai închis live-ul ăsta. Bă, Dărâsele, tu ce mi-ai făcut, mă, mie? Ce mi-ai făcut, ce zi? Ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimica. Exact, și ce ai spus de mine când eu am plecat din cameră? Că nu mă suporți, că nu știu ce ai zis, a? Nu, eu n-am zis nimica. Cum n-ai zis nimica? Nu, nimica, da, fugi. Cum n-ai zis nimica? Cum n-ai zis nimica? Stai aici, stai aici. Mă duc la bunica ta dacă fugi, mă duc la bunica ta și îi spun. Gata, mă, Daruse. Doamne, de unde l-ai mai scos, bă, și post, mă? De unde scos, mă, atâția burger? Bă, ești obsedat de burger, Darusele? Da. Te-am prins, Darusele. Acum spune, nu mai încerca să fugi că te prind. Vezi că te-am prins, spune-mi acum. Ce ai făcut? De ce ai zis de mine că nu te sup? Păi, eu te-am lăsat, Darusele, te-am lăsat să stai acolo în cameră toată ziua. Ți-am făcut poftile, tu de ce nu mă suport, Darusele, că tu m-ai adus în casă? Ce, mă? Ce pofte, mă? Tu m-ai sperat toată ziua, m-ai șlesițit? Păi, te-am sperat toată ziua pentru că am văzut că te-am auzit ce ai zis, Darusele. Dacă nu ziceai aia, eu nu te speriam. Ah, ok, deci mă vreau să fale, hai să vorbim. Ce vrei să vorbim? Deci eu știam că mă prind cu ești. Băi, eu te auzeam mereu. Doamne, Darusele, mă, de unde știai, mă, tu că mă prind cu ești, mă? Bă, Darusele, fii atent, mă, tu de unde să știi, mă, că m-ai prind cu ești? Tu așa zici mereu, mă, și la prind cu trecut ai zis că nu, că știam. Nu, fii atent, tu m-ai văzut pe mine și pe geam când eram, când mă scoam. Când să fii, mă, când erai, mă, tu la geam, că tu ai făcut live, tu ai fost în cameră tot ziua, cum să fii la live? Ce, mă? Ce, mă? Stai acolo, bă, du-te în cameră, să mă vezi pe mine. Ce vrei, mă? Uite, așa stăteam și mă uitam. Când ai stat, mă, atâta, că eu n-am fost aici niciodată, când ai stat? Nu, mă, când ai ieșit pe ușa acolo, când ai ieșit acolo. Hai că ai stat, a, mă, Darusele, nu mai minți, mă, când ai, nu mai, vină, mă, aici, de unde, când, mă, când m-am trezit eu, bă, dar de unde bai, mă, tu de asta, că am ajuns noi acum, că dacă, Darusele, dacă nu te prindeam aici în cameră jos, nu spuneai tu treaba asta, Darusele, da, ai fugit tu aici, nu, să faci mișto de mine, nu? Bine, mă, Darusele, hai, mă, că nu, ce? Că ai încercat, îți dau 2 lei. Bine, mă, Darusele, mersi că mi-ai dat banii ăștia, Darusele. Bă, ce să fac eu, mă, cu banii ăștia? Aia, mă, pleacă de aici, Darusele, că ești nervant, pleacă de aici. Ce vrei, mă? 2 lei și mi-l bei. Bă, dar ce-mi place să-i fac prank-ul lui Darusel, dar astăzi vreau să-i fac prank-uri mult mai mari, adică astăzi vreau să-i fac cel mai mare prank din lumea lui Darusel, pentru că astăzi mi-am luat un costum de la magazin cu care mă voi costuma în fată și vreau să văd, chiar sunt curios, să-l testez așa eu, bă, Darusel, bă, cum se comportă Darusel cu fetele, că nu l-am văzut în viața lui cu o fată vorbind, nu l-am văzut făcând nimic și chiar sunt curios, bă, cum se comportă Darusel cu o fată, dar înainte am costumul aici pregătit înăuntru, dar hai să merg la Darusel, pentru că prima oară o să-i zic că o să-mi dau întâlnire cu el, adică o să-i zic, bă, hai să mergem la restaurant acolo, la restaurantul ăla din apropiere de la noi, să mâncăm și noi niște burger ceva de dimineață, dar ceea ce nu știe Darusel e că eu o să mă costumez și nu o să fiu acolo și o să fiu costumat în costumul de fată și o să vorbesc cu o voce mai de fată ca să nu-și dea seama că suntem joacă, mai să mergem la el în cameră, să urcăm aici repede sus, că chiar sunt curios cum o să reacționeze la acum, mamă, deci sunt foarte hype, chiar sunt curios să-l testez așa. Bă, Darusel! Ce Ioane jos în stânga pe groapă, bă, în lung? Bă, ce, bă, Darusele, ce te joci, mă, ce se, iar te joci, ce se, mă? Da, bă, lasă-mă, bă, să mă joc, ce mai vrei acum de la mine? Bă, mai mult, mă, cât mai din meciul ăla, că mâine vei să hai să mergem la restaurant. Bă, că nu mai am mult, lasă-mă, nu mai, bine, fii atent, Darusele, eu o să mă duc acum la restaurant, la diner acolo, la dinner, da, diner ăla. Mă duc acum, du-te, da, să vii și tu după, da? Bine, hai, pa, bu, bu. Da, vin. Bă, ce mă nervează, nesimțitul ăla. Bă, ce ai zis, mai ai zis ceva? Ai zis ceva? Ai zis ceva? Ai zis ceva? Ia, joacă-te acolo, termină jocul ăla, termină jocul ăla odată, hai. Hai, gata, aolo, mamă, bă, dar e nervant rău de tot, dar se lăsta, bă, să joacă CS în continuu, deci de aseară, cred că, bă, ăsta nu cred că a dormit deloc, că de aseară de când îl au că să joacă CS, eu nu cred că a dormit deloc ăsta, nu știu cum o să se întâlnească ăsta cu fetele, dacă e, o să fie adormit de tot, dar chiar sunt curios acum, hai să ne punem și noi hainele astea, chiar sunt curios, hai să intrăm aici, să ne punem hainele, chiar sunt curios, trebuie să ajung repede la restaurant, să nu ajungă, dar să-l înaintea mea, că e problemă, bine, dacă ajunge înaintea mea, nu e nicio problemă, că, na, da, să sperăm că nu ajunge și pleacă de acolo, dar hai să ne punem și noi hainele astea frumos acum. Ia să vedem dacă ai ieșit. Sunt fată, bună, ce faceți? Să-mi dai și mie un like la videoclip. Deci da, vedeți că m-am costumat în fată. Mamă, cum arăt, arăt genial așa pentru Darusel. Chiar cred că o să-i placă lui Darusel, adică o să fie super tare. Chiar sunt curios, dar trebuie să ajung acum repede la restaurant. Îmi iau bicicleta, ca și cum să creadă că deja am plecat. Stai, că asta era mea, da, asta parcă era mea, în fine, nu mai contează asta. Mă duc acum repede cu bicicleta la restaurant acolo și după toată treaba asta, chiar sunt curios când o să vină Darusel și o să reacționeze că nu mă vede pe mine acolo și o să-l fac cumva să vină, să se apropie de mine, ca să vorbesc
sper să văd cum se comportă cu mine. Chiar sunt curios, mamă, deci o să râd, dar o să-i în ultimul hal, dar nu vreau să-i zic absolut rău că am fost eu, pentru că vreau să-i mai fac prank-ul ăsta în continuare, gen în alte dăți și așa. Chiar sunt curios, mamă, deci mă pun aici la masă. Unde să mă pun? Cred că mă pun în partea asta. Mă pun, uite, aici la masa asta, că e masă goală aici. Și o să-l aștept aici, bă, dar o să-l și abia aștept să vină. Mamă, cât de tare o să fie. Mă, uite că a venit, dar nu se poate. Ce facem asta? Sare cu bicicleta asta în continuu. Doamne, ce pierd distrusie, doamne. Rafael, am fi, bă. Ia, ia, mă caută. Unde, mă, Rafael? Mă caută, mă caută, mă caută. Rafael, ești în baie? Nu, bă, bă, unde e ăsta, mă? Bă, ăsta m-a amintit, bă. Bă, a trebuit să ieși din meciul de zi, bă, și l-am pierdut, bă, și rabia. Ce făcut, mă? Ai ieșit din meci? Ia stai, ia stai. Mă, mă, să nu mă, să bună fată, ce faci? Bună, 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 bună. Tu cine ești? Ce cauți aici? Cum vă numiți? Ah, sunt avestea cu tine, cu iatul. Cum te numești? Nu-mi zice așa că mă emoționez. Nu, 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 mă emoționez așa. Gata. Ia loc aici. Cum te numești? Ia loc jos. Mă numesc Denisa 2012. Da și pe mine. Cum adică te cheamă? Și pe tine Denisa? Nu, mă cheamă Darusel 2012. În 2012 ca pe mine? Da, yeee. Ce tare. Adică ai 11 ani sau ai 10 ani? Că încă nu s-a terminat anul. Câți ani? Am 10. Ai 10? Da. Mamă, ești mai mică că mine, am făcut 11. Ok, dar ai comandat sau nu? Nu, n-am comandat nimic. De ce? Dacă vreți, comand eu pentru dumneavoastră. Că n-am. Ce dumneavoastră? Nu, dumneavoastră. Asta pentru tine, pentru tine. Dar ce prost e ăsta. Dar ce? Mă gândeam ce să comand, Băi, nu, eu vreau o salată și o băutură, ceva, un răcăritoare, un suc, ceva. Ok. Mamă, bă, eu vreau burger, dar hai, că mi-au și salt. Ce, ai zis ceva? Ai zis ceva? Nu, nimica. Ce faci? Ce faci? Unde duci? Bă, ăsta e prost ăsta. Ăsta e prost, nu știe să se comporte cu o femeie. Nu știe să se comporte cu... Federico! Ia, ce faci? Deci, Federico, deci vreau două salate. Mamă, și același lucru? Un milkshake și un bubble tea vreau. Mamă, ia bubble tea. Da, ai comandat? Gata? Gata. Pune-te jos. Tu de unde ești? De unde ești tu? Eu, eu sunt aici, dar tu? De unde? De unde dai aici? De restaurant? Nu, uite. De ce ai râs? Tu faci mișto de mine, ai venit să stai, să faci mișto de mine, hai că plec eu de aici. Faci mișto de mine. Nu, faci mișto de mine, ha? Ne simțiți copil, ești gata. Păi cum adică nu m-am lăsat că plouă afară? Hai înapoi. De unde ești? Cum adică ești aici? De unde de aici? Adică uite, în spate acolo, sau unde? Unde stai, mă? La magazinul ăla sau? În spate de tot? Văd că asta e bicicleta ta? Da. Ce crezi? Am parcat-o perfect. Da, îmi place. Uite, ia, am și o bicicletă. Este roz. Mamă, dar a început și ploaia afară. Da, e foarte frumoasă. Mă bucur că îți place. Dar Rusel, ce faci? Ți-l iau parte de acolo. Doar Rusel. Rusel, fii cu minte, Rusel. Fii atent, dar Rusel. Deci tu ai zis că ești de acolo, da? Știi de unde? Da. Eu nu sunt de aici, eu sunt din oraș. Păi dacă vrei, mergem noi cu bicicletele și mergem la tine în oraș. Vrei să mă duci acasă? Ce frumos din partea ta. Ce frumos din partea ta. Hai că da, eu un prost. Ce? Ai zis ceva? Nu, ai zis tu ceva. Păi nu, te întrebam dacă e gata mâncarea. Ok. Băi, e prost rău ăsta. Ăsta nu știe deloc să se comporte cu o fată. E prea prost copilul ăsta. Ok, dă mâncare. E bine amuzant totuși. Ia, ce faci? Vine cu mâncarea acum. Gata, iubi, am venit cu mâncarea. Ai zis ceva? Gata? Uite. Gata ce? Denisa, ai spus? Sau ce l-ai spus? Cum ai spus? Da, Denisa, uite, salata și bubble tea. Milkshake, adică și salata, ok. Ia să vedem. Bă, ce faci, bă? Uite, Rusel. Băi, e frost rău. Așa. Ce? Mamă, chiar a fost bun. Tu ce faci, mă? Te lași înghețată. Cum să mănânci înghețată? Da. Tu mănânci înghețată cu astea, cu bubble tea, cu suc. Înghețată cu suc? Da. Păi nu știi că se poate face ceva nașpa, adică să faci pe tine. Bă, dar prost e ăsta. Ce? Nu. Ce ai zis? Păi, nu știi. Am mai mâncat, eu am mai mâncat. Ok, bine. Păi fii atent, dar acum plouă. Cum ajungeam în oraș? Că, na, nu știu ce facem. Nici umbrela n-am luat. Poate stăm aici, mai vorbim și așteptăm. Bine, mai vorbim puțin și așteptăm. Da, am o întrebare. Care e locul tău preferat din oraș? Care e locul tău preferat din oraș? Păi locul meu preferat din oraș? Bună întrebare. Știu. Știi ce-mi place mie să mă joc? Îmi place să mă joc bowling. Locul ăla unde e bowlingul, știi? Da, și mie îmi place. Favoritul meu. Nu pot să cred. Bune? Da, yay! Mamă, ce tare. Ne cheamă și 2012. Adică suntem născuți în aceeași an. Ne place și bowlingul foarte mult. Mamă, ce tare. Ești foarte tare. Da, ce aplaudă. Ce aplaudă prostul ăsta. Da, ce tare. Vreau să spun că a fost foarte bună mâncarea, apropo. Îți mulțumesc că ai plătit tu, dar nu trebuie să faci ce. Trebuie să-ți dau bani acum, îți dau banii înapoi. Nu, contează, bine. Mamă, ce bine că scap și eu cum asta așa. Da, ce e afară? Uite, s-a oprit și ploaia. S-a oprit ploaia?
Hai să mergem. Yay! Hai că e, dacă e. Da, hai să-mi iau și o bicicletă. Hai să mergem. Hai, da. Hai că nu știu cum e bicicleta asta, dar Ana. Mamă, sper că nu știi. Hai să mergem pe aici. Yay! Mamă, sper că nu știi că am putea să se sida o plată. O, ce? Mă auzi? Ai spus ceva? Nu, nimica. Tărăsel, așteaptă-mă, Tărăsel, unde ai de dus în față? Hai, ce faci? Mamă, Tărăsel, mie îmi place foarte mult să mă prind cu bicicleta și ție îți place? Da, eu iubesc să mă dau cu bicicleta. Da, mamă, deci ne potrivim, mamă, adică amândoi și cu bicicleta și cu bowling-ul, ce tare. Hai pe aici să nu cădem pe alea. Mamă, ce mă doare burta. Chiar a avut dreptate cu înghețata și pe la... Doare burta. Tărăsel, așteaptă-mă, nu te duce pe aici. Uite, motocicletă. E, ce tare. Hai, Tărăsel, să mergem. Tărăsel, hai repede. Bă, l-ai pus rău, bă, dar alții, bă, eu nu vine să cred, a zis că... Stai, așteaptă-mă! Da, te aștept! Hai că l-aștept, dacă e... Mamă, de ce a zis... Uite, școala, Denisa! Bă, de... Mamă, de ce... Mă, din prânz rău... Mamă, de... Nu vine să cred că a zis că l-a luat rău de la Miric și cu ăla când l-a băut cu bânghețata aia, mamă, nu vine să cred. Tărăsel! Acum! Hai, uite aici, hai să parcăm, să lăsăm bicicleta lui. Hai să lasă aici lângă mine, aici. Uite, lângă tine, cadou iubiți, yay! Ai spus ceva? Hai să-mi intrăm. Nu, hai. Bine. Uite, mă, avem aici. Biliard, dar nu știu să mă joc biliard, hai să ne jucăm altceva, ia, hai să mergem. O, nina, nina, nina! Tărăsel, l-ai voi acolo înăuntru, scuzați-i. Păi, dar asta nu știe să se comporte la o întâlnire. Bă, ăsta e prost rău, nu știe să se comporte când e împrejur unei fete. E prost rău tot copilul ăsta, mamă, nici mie nu se cred așa ceva. Tărăsel, ce faci? Mă duc până la baie, Ah, ok, du-te, așteaptă. Bă, stai, mamă, doamne, mie nu-mi vine să crede, e prea prost copil. Ia, mă, ce-o faci ăsta la baie, să mă pun aici să ascult puțin așa la uși, e să... Mamă, ce groaznic mă simt de la înghesata aia. Hai, acum să plec să trag apa. Mamă, ăla nu mai poate. Gata, Tărăsel. Gata. Ce-ai bățit? Te-ai spălat pe mâini, ce-ai făcut? Da. Am înțeles, foarte bine că te-ai spălat pe mâini. Uite, hockey, hai! Hai să ne jucăm hockey, hai să ne jucăm, hai! Dă-i! Hai, ce tare! S-a mai spus mulțumesc foarte mult. Uite mingea de bowling, s-o cumpărăm. Ce minge de bowling? Păi uite, nu e aici. Ai luat tu? Mamă, ai cumpărat, mersi că ai cumpărat pentru mine, Tărăsel. Hai să ne jucăm bowling. Una pentru mine și una pentru o prințesă ca tine. Mulțumesc. Hai să dau. Eu prima oară, ia. Acum, am dat tortul. De ce râzi de mine? Nu, glumesc. Uite, să mai dau una. Ia. Încă încercare? 3, 2, 1 și... Ia! Rândul meu! Ce bună, să facem mai tare! Ia să te văd! Mamă, ți-o rămâne tortul! Ce tare, Tărăsel! Mamă, ce proastă-i asta! Da, ce tare! Uite, mai dau o dată, fii atent! Mai dau o dată? Da, sunt gata! Bravo! Bă, dar prostia asta, prostia era tot! Mai pun-te cu Tărăsel! Ce? Cum adică? Pe nu mă pun cu Tărăsel! Ia! Fii atent! Cum se întâmplă asta? Mamă, Tărăsel! Ce proastă-i! Ce faci, bă, acolo? Bă, vezi că cazi din alea, ai grept. Bă, vină aici, mă. Bă, e prost rău de tot. Mie nu vezi că e prea prost copilul ăsta, mamă, nu vezi. Hai să mergem. Tărăsel, te-am bătut. Fii atent, hai runda decisivă, dacă... Fii atent că te bat la runda decisivă. Unde? Hai. Stai să iau mingea de aici. Deci, fii atent, Tărăsel, te bat la runda decisivă. Stai aici pe partea ta. Fii atent, prima oară eu și după tu ia. 3, 2, 1 și... Mamă, deci mi-a mai rămas 3. Ia și tu și tu acum. Ia, 3. Stai. Mua și mua. Ce faci? Bă, nu se rușine. Egalitate, tot 3. Mai supărat, rău de tot că trișează copilul ăsta. Bă, dar e prost, bă, ăsta nu știi să se comporte deloc cu o fată, mă. Mamă, deci eu nu înțeleg, lasă că las-o aici. O să plec, ia stai să văd. Bună ziua. Ce facem ăla acolo? Ce facem ăsta acolo? Da, m-a prusit ca gica mea. Unde-i ăsta?
ce gagică visează mă ăsta care, da, bă, ăsta e prost, mă, ăsta e prost, bă, e prost, bă, ăsta. Da, da, puteți să-mi dați mie sfaturi să agăți fete. Ia, ia, ia. Ia, da? Ok, ok, mersi. Ia, da, sfaturi să agăți fete? Ce sfaturi? Uite, bă, ăsta e prost, rătătă, mamă, nu. Hai că eu plec de aici, da, deci, mamă, deci a fost foarte, mă, stai că vine după mine, vine Denisa, după mine. Denisa, 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 ce Denisa, vrei, ce vrei, vrei, ce vrei? Am un cadou pentru tine. Ce cadou? Nu, nu, niciun cadou. Tu ai trășat și ce cadou? Uite, uite, îți dau mingea mea de fotbal. Și eu ce să fac cu mingea de fotbal? Că mie nu-mi place fotbalul. Mie nu-mi place fotbal, mie-mi place bowling-ul. Bă, da, prost ești. Băi, băi, prost rău de tot, hai să pleci acasă, mai bine, hai că să duci acasă, văd că, văd că pleacă acasă, bă, dar cred că și-a lăsat. A, nu, că în partea cealaltă sunt bicicletele, lasă, pleci să-și ia bicicleta acolo și după, da, deci, da, mă, a fost foarte tare, mie chiar mi-a plăcut, adică, dar gen, eu nu înțeleg, bă, dar el nu știe absolut deloc să se comporte cu o fată, adică eu nu înțeleg, dar, da, aolă, hai că mă duc repede acasă, mă duc repede acasă să n-ajungă înaintea mea, că dacă ajunge înaintea mea, bine, să ajungă înaintea mea, ca să vadă că eu sunt plecat și o să zic că, bă, da, unde ai fost și zic, îmi zic, zic, de fapt că am fost la restaurantul ăla din oraș ăsta de pe aici, n-am fost luat de acasă. Și după o să-i zic că n-a casă și vreau chiar să curios dacă o să zică ceva de faza asta cu fada, chiar o să-l întreb ce a făcut el toată ziua, sincer, adică m-a căutat și așa. Ia mă, hai că mi-a schimbat și o bicicleta, am luat-o pe a mea de acolo de unde am lăsat-o la diner și să văd eu dacă a ajuns. Până a ajuns ăsta. Până a ajuns ăsta, ce bine, mamă, ce n-a, e bine că n-a ajuns. Hai să mă duc repede să mă schimb. E bine că n-a ajuns acasă. Dar unde o fi, mă, că a plecat înaintea mea, adică eu nu înțeleg. Hai să mă schimb acum repede și să văd ce face el. Ha, gata, m-a schimbat. Hai să închid eu aici dulapul și chiar sunt curios, trebuie să vină dar să la casă cât mai repede. Hai să mă pun eu aici să stau așa la pat, să mă pun și eu în pat aici să mă să stau și eu la televizor așa și chiar sunt curios când mai vine ăla o dată. Chiar nu înțeleg, adică sincer. A, bă, ce ia, că a venit. Fost, bă. Ia, ce, ce? Deci chiar că sunt prost. Bă, dar și ăla la afară, mă, bă, ăsta ce m-a lăsat, bă? Bă, alu, nesimțitule. Bă, da, ce ne simțim, mă? Ce, bă? Bă, dar răsule, bă, dar răsule, de ce n-ai venit? De ce? De ce n-ai fost la restaurant cu mine? Cum adică că acum te-am întrebat eu de ce n-ai venit? Că eu te-am așteptat toată ziua, dar răsule, abia am venit acasă. Unde, bă, a fost la restaurant toată ziua, bă, bă, nu la ăsta, la ăla din oraș, de-aia ți-am să vii odată cu mine, ce n-ai înțeles? Ce, dar tu unde ai fost? De ce ești așa supărat? De ce ești nervos? M-am lovit la bicicletă, na. Te-ai lovit la ai lovit bicicleta sau piciorul? Nu, nu, piciorul. Ah, pe te doare, băi, ia, arată-mă. Ai ceva sau ai că n-ai, e bine. Bă, trebuie să mă, bă, cum, bă, eu ți-am zis să vii odată cu mine. De ce n-ai venit odată cu mine? Bă, eram un meci, bă, și am pierdut și din cauza ta, că am pierdut. Da, păi dacă n-ai, păi e vina mea că te grăbești și nici nu asculți, dar să-i lăsăm să mă asculți să vii după mine acolo. Bă, dar Lucie, dar tu unde ai fost? Ai fost la ce ai fost? Unde ai fost? La diner. Păi și fost. Până acum cât ai stat? Până acum ce ai făcut? Până acum ce mi-ai făcut? Bă, în afară de asta. Păi am mâncat, bă, am comandat că n-a cream că vii. Și ce mi-ai făcut în afară de asta? Atâta. Păi 7000 de ore, dar Lucie, te-am așteptat aici, te aștept de 2 ore. Păi n-a fost un par, m-am jucat singur. Singur? Ce prieteni? Cum adică singur? Ai prieteni? Ai prieteni, Darusel? Da, am prieteni. Cum adică n-am prieteni, bă? Păi de unde ai, mă, tu aici prieteni? Că ai zis că de aici, la bunica ta, nu ești niciodată din casă. Cum ai zis că ai prieteni? De unde ai tu prieteni? Cu cine ai fost? Darusel, cu cine ai fost, mă, tu afară? Ia, cu cine ai fost? Ia, spune. Hai că zic adevărul, deci am întâlnit o fată foarte drăguță. Ce, mă? Da, și am fost cu pleacă ea. Pleacă-mă de aici, pleacă-mă, bă, ești, bă, de aici acum. Ești de aici cu minciunile astea, ești de aici cu minciunile astea. Ce, mă, vorbește frumos, nesimțitule, bă, pleacă-mă de aici cu minciunile astea, mă, dar în stele. Doamne, da, unde să te crema, mă, pleacă-mă, dar în stele. Bă, de ce am zis că da, am zis că nu-l cred, că nu-l cred, că astea, că vreau să-l mai turgăși, vreau să-l mai turgăși ca Denisa asta să-l reîntâlnească cu ea și chiar sunt curios să-și ceară scuze de la ea în altul video. Mai am, dacă mai vreți episoade de genul în care le mai trăim pe Darusel și să vedeți ce se va întâmpla în continuare, dacă se va mai întâlni cu Denisa înapoi, dați un like neapărat și ia să mă duc puțin la Darusel să văd ce mai face, dacă mai plânge el acolo, chiar sunt curios ce face, mă. Măi, deci nu-mi vine să cred, mă, e prost rău copilul ăsta, mă. Bă, Darusele, alo, bă, ce faci, mă, te-ai pus să dormi, mă, și ce faci, mă, te-ai pus în pat? Nu, plâng în pat, bă, lasă. Păi de ce plângi, mă, păi, dar, de ce plângi, că spui minciuni la mine, ia, pleacă, mă, hai, mă, da, gata. Nu, nu te vădei. Bine, mă, hai, mă, pleacă, mă, Darusele. Nu înțeles iubirea adevărată. Ce, mă, ai zis ceva de iubirea, ce iubirea adevărată, mă, tu? Iubirea adevărată, du-te de aici. Bă, Darusele, pleacă, bă, tu iar visezi, mă, du-te, du-te înapoi la visele tale, Darusele, du-te înapoi să visezi acolo, doamne. Nu pot să cred ce mi s-a întâmplat, credeam că ea era iubirea vieții mele, dar de fapt nu a fost să fie. El nu mai venea lui Rafal, că el mi-a strămâi la restaurant și nu mi-a specificat unde. Da, cred că o să plec de acasă câteva zile. Mai bine nu exista ziua de ieri. Mamă, uite că plouă afară, dar plouă că sunt eu trist, măcar Dumnezeu e cu mine. Hai că mă pun pe ponton, uite, și plouă și mare aici, hai că stau. Uite o barcă și pot să merg pe insula și stau izolat. E mai bine, pe insula e perfect, uite, mai aici am potop, stau.
tace și mă plouă marea, uite, casa bunicii mele. Joadir a fost cea mai nașpe, aș face orice să dispară. Mamă, bă, ce o zi urâtă e afară, bă, da, n-am dormit sincer prea bine, probabil și de la vremea asta e o zi foarte nașpe afară. Bine, ar fi trebuit să dorm și eu mai bine, dacă e ploaie, eu zic că ar fi trebuit să dorm mai bine. Dar, sunt curios, ce mai face Darusel, mă, de la farsa aia de i-am făcut-o și încă nu i-am zis că i-am făcut farsa, adică nu vreau să zic, pentru că vreau să-i mai fac de câteva ori treaba aceasta, adică vreau ca Darusel să se mai întâlnească cu Denisa, cu fata în care eu m-am transformat, dar da, hai să mergem acum la Darusel și chiar sunt curios ce mai face, bă, Darusel, mă, bă, chiar sunt curios ce mai face, bă, că era supărat aseară, sincer, adică nu știu ce o face, adică sper să nu mai fie supărat totuși, în fine, hai să vedem acum. Bă, Darusel, bă, ce faci, mă, te-ai pus iar la calculator, te joci CS? Bă, Darusel, bă, dar unde e, mă, ăsta? Bă, nu, bă, ce face, mă, ăsta? Unde o fi plecat ăsta, că nu-mi vine să cred așa ceva? Bă, ăsta s-a supărat pe bune, mă. Hai, mă, că nu cred așa ceva. Unde o fi, mă, ăsta? S-ascunde de mine pe aici. Sau fi la baie, mă. Cred că e la baie, cred că e la baie. Bă, Darusel, pe unde e ăsta? Ăsta unde e, mă? Hai, mă, bă, iar pleacă ăsta fără să spună, mă. Ăsta cred că acum el s-a dus la restaurant înaintea mea și mă așteaptă el pe mine acolo. Hai că da, ia stai să văd aici, mă. Bă, Darusel, mă. Bă, bă, Darusel, bă, bă, unde ești, mă? Ia, pe aici e. Bă, nu e, mă, pe aici. Bă, unde e, mă, ăsta? Bă, eu nu înțeleg. Mamă, stai, bă, ce sunt cu, mă, cu pânzele astea, mamă? N-am mai intrat nimeni pe aici. Uite jucăria lui Darusel. Uau, ce tare. Ia să vedem pe aici. Bun, așa, să închid asta repede, repede. Bă, unde o fi, mă, ăsta? Mie nu vine să cred așa ceva. Ia stai să întreb pe bunic sa totul. Sau ia, o fi pe aici? Ia stai să mă uit. Bă, să cred că are chef de glume, mă, cu mine, să ascunde de mine, mă. Ia stai să mă uit prin toate locurile astea. A, nu cred. Nu, mă, nu știu unde o fi, mă. Hai să întreb pe bunic. Să rămână, să rămână. Știi ceva, dar îmi zile că vreau să dau de el și nu știu unde e. Adică l-am căutat aseară, nu știu. Adică, da, adică l-am văzut aseară ultima oară, dar după ce m-am culcat, adică acum m-am trezit și nu știu unde e Darusel. Puteți să-mi spuneți unde e Darusel? Știi ceva de el? Bună dimineața, Rafael, a plecat, era foarte supărat. Mi-a spus că s-a întâmplat din cauza ta. Ce ai făcut, Darusel? Stai puțin, cum adică de ce era supărat din cauza mea? Adică aseară, când s-a pus în pat aseară, când a venit acasă, el era supărat, da, dar nu, eu nu i-am făcut nimic, adică el... Stați puțin să vă explic, stați puțin, nu vă îngrijorați, stați puțin. Aseară, de fapt ieri, pardon, Darusel se juca pe calculator, da? Și i-am zis, Darusel, hai că te aștept la restaurant, eu o să mă duc la restaurant să mănânc la restaurant, tu te aștept acolo să mergem la restaurant. Și eu i-am zis, Darusel, că mă duc la restaurantul din oraș, nu la restaurantul ăsta. Când am ajuns eu acasă, Darusel nu era și am zis, bă, ce o să fi întâmplat cu Darusel? A venit după un timp și a venit la mine supărat să mă întrebe că de ce el a plecat, că nu știu ce, că a plecat degeaba, că eu unde am fost, că nu m-a găsit la restaurant. Dar eu i-am zis, nu la restaurantul ăsta, el s-a dus la restaurantul ăsta de aici de lângă. Eu am zis în oraș pentru că aveam treabă în oraș, venim să mergem acolo. Și n-a vrut să vină odată cu mine, că stătea pe calculator în continuu. Să jucam continuu pe calculator. Deci eu nu i-am făcut nimic, adică dar nu înțeleg, cred că s-a întâmplat ceva, adică eu am venit acasă și el când a venit acasă era foarte supărat, dar era supărat nu doar din cauza asta, era supărat pentru că nu știu, adică nu știu de ce era supărat, sincer să vă spun. A zis că s-a lovit și cu bicicleta, a căzut, nu știu, s-a lovit la picior, la ceva. Poate asta, pățit, dar nu știu, era foarte trist, adică eu nu l-am mai văzut așa niciodată, adică nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat, dar haideți că mă duc acum, mă duc să-l caut totuși. V-a spus unde a plecat cumva sau? Nu, nu mi-a spus unde a plecat, dar ai face bine să-l găsești și să vezi ce are, că a zis că din cauza ta o să-l găsesc, dar vă spun eu că nu e din cauza mea, adică eu i-am zis să vină la restaurant și l-a venit la alt restaurant. Haideți că mă duc acum și o să-l găsesc, eu nu vă faceți probleme, că o să fie bine, stați liniștită, puneți-vă pe scaun, stați liniștită, că o să venim noi, o să vedeți că vin cu el. Bă, deci Darusel chiar a plecat afară, mamă, și e supărat pe mine și cred că s-a supărat și bunică sau mamă, nu, cred că sper să nu mă dea afară din casa asta, că după nu mai am unde să stau, pentru că Darusel m-a adus aici, dar eu după nu mai am unde să stau, că nici nu știu unde am ajuns, cum am ajuns în orașul ăsta și pe unde aș putea eu să plec acasă, nu mai știu nimic, dar hai să-l caut aici la restaurantul ăsta, hai să-l caut aici, că s-ar putea să fie aici totuși, adică altundeva cred că nu e, adică aici trebuie să fie, sincer, ia să vedem. Bă, Darusel, bă, nu e nimeni aici, ok, nici aici, deci masa asta e goală, ia să văd dacă s-a băgat el pe aici, că o să mai băgă pe aici. Auziți, l-ați văzut cumva pe Darusel? Ăsta e, că ăsta nu vorbește niciodată cu mine, bă, dar e, bă, cred că, bă, cătarul ăsta, nu știu, hai să vedem aici. Bă, Darusele, bă, ești la baie, mă, ce facem ăsta? Bă, unde s-o fi dus, mă, ăsta? Cred că s-a dus în oraș. Mamă, stai, cred că s-o fi dus la bowling. Cred că s-a dus la bowling, sincer. Hai că iau și o bicicletă de pe aici. Iau o bicicletă de pe aici și de fapt nu, stai că mă duc acasă. Iau mașina mai repede ca să ajung și eu mai repede până la urmă și să-l caut pe Darusel, mă duc în oraș, că totuși s-ar putea să fie la bowling, pentru că a zis că i-a plăcut la bowling și cine știe, poate Darusel vrea să-și readucă aminte de ce s-a întâmplat ieri, că totuși era supărat. Poate s-a dus la bowling să se joace singur, numai așa să fie. Sau poate s-a dus în parcul ăla, mamă, stai, pe unde merg, mă? Mamă, de
deci sper că nu s-a întâmplat nimic rău cu Danusile, adică nu știu ce a pățit, sincer, adică e, nu știu, sincer, chiar nu pot să pricep ce are Danusile, de ce s-a supărat în halul ăsta, adică chiar a ținut, mamă, pe unde merg pe aici? Deci Danusile chiar a ținut la ce s-a întâmplat ieri, adică mamă, deci îmi pare rău dacă chiar i s-a întâmplat ceva pentru treaba asta, n-ar trebui să-l mai prencuiesc, să-i mai fac altă de asta, dar da, hai să merg acum, bă, da, chiar la benzinărie, că pe aici aș lua el suc, poate a venit să-și ia suc, ok, ia să vedem pe aici, bună ziua, stați puțin că mă uit, ok, hai să mă uit pe aici să văd, bă, dar Danusile, și pe aici, mă, ia, e baia aici, ce e aici, da, Danusile, bă, nu e mai aici, bă, nu înțeleg, mă, bă, stai să întreb aici, mamă, deci nu înțeleg nimic, bună ziua, am și eu o întrebare, știți că mai venea un băiat la dumneavoastră pe aici, deci cumpăra el suc, Coca-Cola de la dumneavoastră, pe aici foarte mult Coca-Cola, știți cumva ce s-a întâmplat cu el, adică a trecut cumva pe la dumneavoastră astăzi, că nu știu unde e, adică vreau să dau de el și nu-l găsesc. Bună ziua, nu a dat pe aici, ok, vă mulțumesc, la revedere. Bă, dar se n-a dat pe aici, mamă, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu, bă, s-a supărat atât de rău, mie nu-mi vine să cred, cum s-a supărat, mă, atât de rău. Bine, adică, da, pot să-l înțeleg într-un fel, dar, da, totuși hai să-l caut eu pe aici, să merg pe acolo, pe la bowling, prin oraș, hai să merg și la restaurantul ăsta de aici, că poate la restaurantul ăsta, că lui îi plac burgerii rău de tot, bă, ăsta e obsedat după burger, mamă, păi dacă e supărat, mă, dacă chiar era supărat cum zicea bunica lui, o să-i aduc un burger și nu o să mai fie supărat, hai să parchez aici să văd dacă o fi Danusile aici, ai cu lasa aici, nu parchez, da, bă, Danusile, ești aici, mă, bă, Danusile, bună ziua, nu, bună ziua, cumva, Danusile pe aici, bă, nu, n-are ce să caute ăsta aici, că nu venea el singur până aici, cred că, adică, de fapt, ba, da, venea, că se ducea la bowling, dar nu cred că venea la restaurantul ăsta, că le-i place restaurantul ăla de la noi, din, de acolo, din satul nostru, de acolo, de ăla îi place lui, bă, era să dau peste omul ăla, hai să vedem că s-ar putea să fie aici, sincer, adică eu cred că e aici, mamă, oamenii ăștia, bă, și pași și ieri sunt aici la sfadă, vorbesc, nu știu ceva cu oamenii ăștia, sincer, hai să vedem, bă, fi pe ce din prima oară dacă e la baie, că el s-a duce la baie mereu, nu, mamă, ce e aici, de ieri de la Danusile, mamă, că s-a dus la baie, bună ziua, cumva, stați puțin, lasă, nu, stai că nu întreb, prima oară să mă uit, deci pe aici nu e, pe aici nu e, nici pe aici nu e, pe unde fi, mă, stai, sunt oamenii ăștia doi de aici de ieri, bună ziua, cumva, știți ceva de Danusile, bă, dar ăștia, mă, nu, ăștia sunt oameni ciudați rău de tot, uitați-vă cum stau ăștia, ăștia stau unul la spate, cu spatele la celălalt, mamă, eu nu înțeleg așa ceva, bă, dar unde fi, mă, Danusile, sincer, ia, unde era roata aia, era cumva pe aici, pe undeva roata aia cu parcul ăla de distracții, da, uitați-vă pe aici, dar pe unde pot să merg eu, că s-ar putea să fie aici, sincer, adică vreau să merg în partea asta, mamă, și plajă, bă, dar ăștia fac focul aici, alo, domnii, doamnele, cum faceți focul aici, pe plajă, mamă, păi, mamă, nu, mamă, gata, nu mai zic nimic de focul vostru, mamă, ce răi sunt oamenii ăștia de aici, nu mai bag în seamă, hai să-l caut pe Danusile acum, cred că e aici, mă, cred că se joacă, mamă, ăsta a rămas așa, încă n-au rezolvat oamenii ăștia aici, ok, ciudat totuși, doar Danusile de când i-a făcut prank-ul ăla, bă, n-ar trebui să mai fac prank-ul lui Danusile, că văd că se întâmplă numai chestii urâte, sincer, dar da, da, pe aici, ce e aici, sunt niște, e o florărie, ok, florărie, în parcul de distracție, ok, uite aici unde a Danusile cu pumnul, ok, bă, nici roata asta nu pare să fie aici, bă, uite, astea sunt deschise, ar putea să fie aici, dar nu, că e de la oameni, mă, cred că, ia să vedem, nu știu ce s-a întâmplat cu el, adică nu înțeleg, cred că fi ajuns acasă totuși, poate a fost undeva plecat și eu am ajuns prea târziu și cred că a ajuns acasă, eu zic că mai bine mă duc acum acasă pentru că o să-l găsesc pe Danusile, aola, trebuie să ajung repede acasă, bun, aproape am ajuns din nou acasă, cred că a ajuns Danusile acasă, sincer, adică totuși, hai să vedem, bam, hai să pun și eu mașina aici, bă, uite că sunt bicicletele amândouă aici, bă, dar nu mai știu sincer dacă erau bicicletele de la început aici amândouă sau nu, dar eu zic, cred că a ajuns acasă, mă, cred că a ajuns acasă, Danusile, ia stai să văd să nu fie cumva pe aici pe la mine, da, nu e, bă, dar chiar eu nu m-am uitat aici în spate, mă, aici lângă grădină, mă, e cineva, bă, Danusile, ești aici, hai, nu, hai, că făceam și o mică glumiță, dar da, hai să-l caut pe Danusile, că totuși n-ar trebui să fac nicio glumă, că Danusile e foarte supărat, adică nu știu ce s-a întâmplat, ea la baie pe la mine, pe aici nu e, ok, bun, pe aici nu e, ok, hai să mergem sus să nu ne vadă, să nu mă vadă bunica, să stai că trebuie să vorbesc puțin mai încet, deci trebuie să nu mă vadă bunica, să că se supără pe mine, mamă, ia să vedem aici, nu e, ok, Danusile, ai venit acasă, ok, nu, pat nu e, bă, Danusile, ai venit acasă, mamă, ușile astea, Danusile, bă, n-a venit acasă, bă, unde e ăsta, că nu pot să dau de el, unde s-o fie ascuns, Danusile, mie nu-mi vine să cred așa ceva, unde s-o fie ascuns, Danusile, mamă, nu, că nu pot să mă duc în partea aia la bunica sa, aolo, cred că mai bine, mă, pun puțin aici la televizor, mai stau puțin să se facă puțin mai târziu și eu zic că Danusile o să apară aici, sincer, hai că mă uit și eu la ăsta cu pădurea astea, o să vine Danusile acasă, 100%. Ah,
uite că s-a făcut și noapte, nu știu, o leacă mai calmat, dar știu ce să mă calmeze de tot. Calculatorul, fac live, fac videoclipuri, mă mai joc cu prietenii mei, asta o să mă calmeze de tot. Hai că mă duc să mă pup pe calculator după dorm și sper ca mâine să am o zi mai bună. Ah, parcă sunt mai fericit când mă joc pe calculator. Uite, salut live, salut, ce faceți? Dai, Ionele, dai! Atacă pe fărna, tot e în stânga, dai! Am câștigat! Bine, chat, bravo, let's go! Mamă, ce, bă, s-a făcut noapte, aolo, mamă, am ațipit, mamă, nu, hai să mă duc repede la Darusel, cred că a venit acasă, sper că a venit acasă, că dacă n-a venit, nu știu ce mă fac, sincer, dacă n-a venit, trebuie să-l dau dispărut și cred că o să mă certe bunică, sau sincer, da, hai să vedem dacă a venit Darusel, bă, Darusel, ia să vedem. Hai, riput, bine, s-a dat și riput, dai, ce face bă ăsta, bă, a venit acasă, Ioane, bine, bă, Darusele, a câștigat meciul, Darusele, ce faci, mă, bravo, mă, dar stai puțin, unde ai fost până acum? Unde am fost acela calculator tot timpul? Stai, cum ai fost la calculator? Că eu nu, fii atent, Darusele, toată ziua te-am căutat pentru că bunica ta nu te-am găsit în primul rând și bunica ta mi-a zis că tu ai plecat și erai supărat și ai zis că din vina mea. De ce din vina mea? Ce ți-am făcut eu ție? Păi bă, că nu mergi la cine sarant, am fost păi, la Darusele, dacă tu să te știi jucai pe calculator și nu mă auzeai că ți-am și specificat că mă duc acolo, dai să vii cu mine. Bă, dar stai puțin. Păi și ai fost toată ziua la restaurant acolo și de ce erai supărat? Cum adică ai fost toată ziua la restaurant? Unde ai fost? Păi da, mă, eram supărat că nu mai sună și am stat acolo și păi și unde ai mai fost? Că n-ai stat toată ziua la restaurant, că am fost la restaurant și nu te-am văzut, Darusele. Ah, păi a fost în Parma, așa cu prietenii mei. Te-ai jucat? Bă, ai fost în Parma? Păi stai, mă, ți-ai făcut, da, ți-ai făcut prieteni? Nu, mă, sunt prietenii mei de la școală, ce ai? Păi stai, mă, tu deja te duci aici la școală, mă? De când te duci? Păi tu aici faci... Nu la școală, mă! Ce? Păi mă, da, mă, am fost aici la școală. Bă, ok, bine, mă, Darusele, hai, du-te și joacă-te pe calculator, du-te și joacă-te. Hai, mai trebuie să închid ușile. Bă, să comportă din ce mai ciudat, adică zice că are prieten, că a fost prieten de la școală, la ce școală, mă, că el parcă de aici de la bunică sau nu cunoștea pe nimeni, nu știu, sincer, hai că mă duc în cameră și să sperăm, bă, totuși pare mai ok, că a venit acasă, văd că să joacă, eu zic că dacă stă și să joacă, eu zic că pare mult mai ok și, da, hai că mă bag mai bine la somn și văd ce se întâmplă ziua următoare. Ok, bun, am pus și camerele astea, hai să vedem dacă merge, am situat totul, ia să vedem, mamă, merge camera, incredibil așa ceva, mamă, cât de tare, deci merg cu toate camerele, am pus foarte multe camere aici și vreau să-l trolez astăzi pe Darusel cu hack la hide and seek, bine, să sperăm că vrea să joace fața ascunselea, că dacă nu vrea să joace o problemă, dar o să joace Darusel, pentru că Darusel o să vrea să joace absolut orice și o să-l trolez deoarece am pus aceste camere prin casă, adică hai să vă arăt acum, intrăm repede în cameră, în casă, pardon, și să sperăm să nu ne audă Darusel, am pus peste tot, pe aici, peste tot am pus și am două locuri ascunse, în care, dacă știți, atunci când l-am spionat pe Darusel în camera lui, l-am spionat cu niște blocuri ascunse fantomă în care eu puteam să mă ascund, dar Darusel nu știe despre treaba asta și să sperăm că Darusel nu o să găsească locurile astea și da, nu o să vă zic încă unde m-am ascuns, dar ce sunt secrete, o să vă arăt când o să intru în blocuri, când e rândul meu să mă ascund și acum, hai să mergem la Darusel, că chiar sunt curios, vreau să-l bag aici, hai să urc repede, că să sperăm că vrea să joace. Bă, Darusele, bă! Doamne, Darusele, ce faci, bă, iar te joci, mă, iar te joci pe calculator, bă, Darusele. Bă, e incredibil așa ceva, mă, Darusele, iar te joci pe calculator, de ce te joci pe calculator în continuu? Păi, bă, mă joc cu prietenul meu, Ioan. Bă, Ioane, bă, îți iau calculatorul de aici, Darusele, lasă calculatorul, bă, lasă calculatorul ăsta, Darusele, pentru că n-am jucat niciodată acest joc, Darusele, și fii atent, vreau să jucăm fața ascunselea. Vrei să pierzi iară? Cum să pierd, mă, iară? Bă, stai, pentru o secundă am crezut că ești trist, dar hai că e bine. Deci îți place, da? Vrei să ne jucăm? Bine, mă, Darusele. Cum să pierd, mă, Darusele? Te bat rău de tot la fața ascunselea. Dar jucăm doar prin casă, Darusele, pentru că prin casa asta e o casă foarte mare. La bunică ta și avem locuri multe de ascunziș, Darusele. Ce părere ai tu de treaba asta? Crezi că o să câștigăm? Deci, adică, doamne, crezi? Deci, o să câștigi. Hai, mă, Darusele. Bă, fii atent. Hai, piatră foarte cărtie, care să pune primul? De fapt, hai că mă pun eu primul și tu te ascunzi. Ce zici de treaba asta? Okay. Bă, Ioane, vezi că mă joc cu... Hai bă, lasă-mă pe Ioan ăla! Hai bă, Darusel, închide-l o dată, hai că se l-a rămas gata. Bun, ce, gata, hai, vino! Ok, stai că mi-am reamintit ce ți-ai reamintit, mă, ce-ai făcut, mă, ce... Deci, fii antenă, am văzut pe Instagram la Bubu Y, Silesule, cine, mă? Ce-ai văzut un giveaway la Bubu Y, Silesule, ce giveaway? Păi uite că mă
scriu acum. Ce trebuie să câștigi? Poți să câștigi 350 de lei dacă iau locul 1. Hai că e... Locul 2 căști. Dar mă, locul 2 căști Sony Wireless. Căști. Și locul 3 produse personalizate, de exemplu tricou, marca Stile la alegere. Bă, dar eu sunt Darusel 2012 și o să iau locul 1. De unde să iei, mă, tu locul 1? De stai puțin, tu ai zis că câștigi 350 de lei dacă iei locul 1, Darusel. Păi stai, mă, puțin, și tu o să câștigi. Hai, mă, fii realist. Păi și ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Cum? E gratis. Păi, bă, e gratis, ce trebuie să faci? Să dau tag la 3 prieteni. Trebuie să dai tag la 3 prieteni în comentarii. Da. Păi, la, ai tu 3 prieteni, mă, Darusel? Da. Ce, cu... Tu, Ioan și Bunii. Doamne, bă, bunică are Instagram cumva? Da. Hai că are, dacă e. Păi ce trebuie să mai faci, mă, Darusel? Că mă nebunești, ia. Păi, bă, trebuie să dau follow pe Instagram și pe Spotify la sine. Așa. Ai tu Spotify, mă? Da, nu am, dar nu fac. Îți faci, hai că îți faci. Păi ce, mă, asculti tu muzică, bă? Da. De ce îți faci? Ca să ce, să-i dai follow? Da, și mai ascult și muzică. Și uite, trebuie să-i mai dau tag pe story la postare și să pun melodia Sile Bani. Trebuie să dai tag la postare, postorii, ok, am înțeles. Da. Păi și, hai, bă, bine, mă, bine, bine, hai să mergem, Darusel, hai să mergem să ne jucăm fața ascunsele, hai. Hai, hai. Hai. Bă, dar vezi că eu o să câștig 100%. Hai că o să câștigi dacă e. Să te înscrii și tu. Să mă, da, să mă scriu și eu? Tu și toată lumea. Să înscrie toată lumea, dar Darusel, hai că mă înscriu, bă, Darusel, dar mă înscriu după ce. O să mă pun eu și tu o să te ascunzi. Fii atent unde mă pun. Unde ne punem de fapt de fiecare dată. O să ne punem fix aici, Darusel, da? Aici stăm la ușă și nu ne uităm, da? Gen închidem ușa și tu o să te ascunzi, Darusel, da? În momentul în care tu te ascunzi, tu cauți aici peste tot un loc ascuns și eu o să am la dispoziție, nu știu, vedem cât o să avem la dispoziție. Până mă pictisesc și așa, până chiar nu mă dau bătut. Dar tu trebuie să te ascunzi neapărat, Darusele. Hai că mă, du-te și ascunde-te, Darusele, că eu o să te caut. Bun, și acum începe nebunia. Deoarece eu o să mă duc acum, chiar acum, repede. Și mă pun aici pe camerele astea să văd. Asta e să văd, bă. Mamă, ce-am crezut că nu mai merg camerele, ok. Ia să vedem, mă, că merg. Mă, uite, bă, Darusele, încă era la ușă. What, ce facem asta, unde să fie? Ia, mă, ia, să nu știu unde să se ducă. Deci să uite pe sus, zici că ăsta mă caută pe mine. Adică, mamă, s-a dus încolo. What? Unde s-a dus, mă? Stai, stai. Mamă, stai că trebuie până dai eu pe camera aia bună. Ia, o fi pe aici. Nu, încă n-a ajuns pe coridorul meu. Bă, uite la aici, a plecat înapoi afară. Oare unde să mă duc? Ai, că și audă, mama, astea au și voce la audio. Uite. Bă, să intră la mine în cameră, bă, e nesimțit, bă, unde intră, mă, ăsta? Ia, unde să bagă? Ia, a ieșit afară? Bă, ăsta iese afară din, bă, nu-i corect, de ce iese de afară din casa asta, bă? Bă, nu-i corect, bă. Bă, ma, nu, că nu mai stau, mult, gata, hai că ies eu acum. Mă duc acum după el să-l caut, bam, bam, bam. Dar, da, să sperăm că a intrat și el în casă înapoi, că dacă e tot afară, mă supăr rău după el. Deci mă supăr rău de tot pe el. Apropo, și treaba de mai devreme despre care a spus Darusel despre acel giveaway este unul adevărat și vă aștept acolo BBYSLE pe Instagram, deoarece face un giveaway acolo și puteți să câștigați și nu costă absolut nimic. Adică puteți să câștigați ori locul 1, ori locul 2, ori locul 3, adică 3 câștigători. Și da, nu vă mai zic mai multe, vedeți acolo la el pe Instagram că deja v-a spus și Darusel. Și hai să-l caut acum pe Darusel. Darusel, unde ești? Unde te-ai dus? Ia să mă duc pe aici, că pe aici era. Darusel, unde ești? Unde te-ai dus, mă, Darusel? Bă, Darusel, unde te-ai dus, mă? Unde s-a dus, mă, ăsta? Bă, nu, ăsta cred că tot afară e, mă. Ia să văd. Ia. Nu mă vede fraierul ăsta, nu mă vede. S-a auzit. Sunt spatele lui și nu mă vede. Uitați-vă la el, unde stă, ca? Încă și știe, ok, cățelul meu, mă, și știe, stă în coteț. Uitați-vă la el, mie nu vine să cred în asta. Aolă. Da, cotețul ăsta nu e nimeni aici. Bă, da, noi avem un câine. Bă, dar chiar trebuie să-i zău, dar în sens, să ne luăm și noi un câine totuși. Ia să caut și eu pe aici, bă, da, unde o fi, mă, ia. Da, sper că n-a ieșit pe afară, dar în sens că mă cer rău de tot cu el. Ce a zis, mă, ăla m-a făcut praier. Ia să mă uit puțin în cotețul ăsta, bă, nu văd nimic, bă, ce, mă, nu e nimic aici, bă, ok, nu e nimic. Darusel? Ce? Bă, în primul rând te-am văzut și făceam mișto de tine. Dar spune și mie, da. Cum tu, Darusel, de ce, ce cauți afară? Că am zis că jucăm doar înăuntru, de ce ești afară? Băi, am uitat regulile, okay. Gata, pentru asta te pui, du-te și pune-te, Darusel, ești afară. Bă, unde te duci, mă? Darusel, fii atent, te pui aici, deci aici te pui numer tu cât numere acolo foarte mult până am ieșit timp să mă ascund și okay, acum mă ascund. Bă, gata, bine, gata, nu e gata, bă, unde să mă ascund, așa, bun. Fiți atenți, că am eu o idee să mă ascund la el în cameră. Cred că ar fi o idee foarte bună. Cred că îl poți și vedea de aici, dar cum stă el afară? Ia stai să văd, nu-l văd că stă acolo, ok. Hai să mă pun, unde să mă ascund eu la el în cameră? Bă, pe aici să mă ascund după ăstea? Este după ce să mă ascund eu sub pat? N-am loc sub pat, că nu sunt așa de Micael. Bă, aici, uite aici. Mamă, am găsit locul genial. Acum așteptăm să vină Darusel să caute și, Doamne ajută să nu mă găsesc. Bă, a intrat la în casă. Nu vine să cred așa ceva. Deci a intrat la în casă, bă. Ia stai. Mă, trebuie să vorbesc puțin mai aici. O să vine direct aici la mine. Bă, sper că nu vine direct la mine, că mă supăr pe el. Deci stau aici,
mamă, mi-e frică, puțin mi-e frică. Dar de la rundele următoare o să mă ascund eu mai super, mai tare. Mamă, sor ca sus ăla. Deci rundele următoare, aici în runda asta nu... Rafaele, oare unde ești că te prind? Ia, unde ăsta? Mamă, bă, l-am mâncat din prima dată pe Rafael. Bă, ce fericit sunt, yay! Bă, acum l-am mâncat, ia să scapi de el mâncat. Mă joc pe Minecraft. Hai, bă, Ioane, că a scăpat de fraieră. Bă, ce faci, mă? Bă, alo. Ce faci? Cum ai, bă? Te-am găsit. Bă, stai un puțin, tu ai zis că cum ai găsit? Că tu ai zis că nu mai joci. Cum adică? Am ieșit din ascunzătoare că ai zis că nu mai joci. Cum? Dacă eu stai puțin. Stai puțin. Eu dacă eram în altă parte, cum ai păcălit, mă? Eu dacă eram în altă parte, dar o să le stăteam ascuns toată ziua ca prostul acolo. Pe cum ai păcălit? Păi, bine, uite, văd că mi-ai zis, mi-ai confirmat că tu de fapt vrei să te pui să te joci, dar usele, nu mai faci așa ceva. Hai, pentru asta. Te-am prinduit. Hai că mă pun eu, dar usele. Nu, fiate, nu mă pun eu, nu mă pun. Tot tu te pui că nu se pune așa ceva. Nu e frumos așa ceva. Te mai pui încă o dată. Nu mă interesează. Te mai pui. Ba da. Ha, mă, bine, hai că mă pun eu. Hai, pun, du-te și ascunde-te. Bă, dar ăsta vroia, deci bine că m-am ascuns acolo la el. Bă, e terminat. Bă, el vroia să obțin. Eu mă ascundeam și el nu mai venea. Am înțeles ce vrea să fac. Rafa. Ce vrei? Ce? Slăbă, nu goroade o să. Doamne, dar usile, tu vorbești, mă. Hai, du-te, ascunde-te acolo că mă duc eu să număr. Și acum mă pune super super tare aici. Să-l văd pe Darusel. Unde se ascunde? Cred că a urcat scările. Am văzut eu așa parcă a urcat scările. Stai să mă uit aia. Unde mă? Deci pe aici nu e bunic. Asta e căsătorit ușă. A, uite-l aici, uite-l aici. Ia, coboară. Ia să-i dăm dacă vine în partea asta. Ia, mă, vine în partea asta, nu vine. S-a dus în partea asta, la altă, la bucătărie. Unde s-a dus ăsta? Ce facem ăsta jos aici? Ce facem ăsta jos aici? Bă! Unde s-a dus, mă, ăsta? Ia că a văzut camera. Mamă, nu e bine că a văzut camera. Bă, s-a urcat pe cameră. Bă, ce face, mă, ăsta? Bă, a văzut camera. Bă, ăsta s-a urcat pe cameră. Ce face, mă, ăsta? Bă! A pus ochii în cameră. Bă, ăsta a pus pe cameră. Doamne. Omule, bă, a descoperit camera. Sper că nu-și dă seama. Ok, bă, deci nu-și dă seama. Bă, puta, asta nu, încă nu și-a dat. Bă, e bine că nu și-a dat seama. Înseamnă că el credea că sunt camera aici. Nu cred că a mai intrat el pe aici până jos. Bă, e bine. Bă, ce face, mă, ăsta? Bă, Doamne, mamă, cred că mai bine ies de pe camera asta, că îmi dă boală prin cameră. Ce facem ăsta aici ascuns? Bun, am intrat în casă. Unde să fie ascuns Darusel? Pe aici e, pe aici nu e. Unde o fi Darusel? Pe unde o fi Darusel? Bă, bunica, știți ceva de Darusel? Pe unde o fi? Ia, să fie ascuns în foc, să fie dus în frigider să mănânce burger. Chiar e obsedat de burger. Doamne, ce aș vrea să nu mai existe burger pe planeta asta, ca Darusel să rămână nemâncat, să nu mai mănânce absolut nimic. Mamă, hai să iau și un burger acum. Mamă, că tot nu e Darusel aici pe lângă mine. Iau și un burger acum, că nu mă vede Darusel. Bă, hai să iau un burger să mănânc liniștit. Nu o să-și dea seama Darusel că mănânc acum un burger. Mamă, ce bun a fost burgerul ăsta. Mamă, nu-mi vine să cred așa ceva, ce bun a fost burgerul ăsta. Parcă mi-aș mai lua un burger. Hai să mai iau un burger. Ia să caut și eu aici prin ăsta. Bă, ce fai? Te-am găsit, fraiere. Te-am găsit. Tu mănânci burger fără mine. Ia că mănânc eu bătoțeac, că mănânc eu bătoțeac. Darusel, de ce ieși, mă? Bă, de ce ieși, mă, din ascunzătoare? Bă, ești terminat, că te căutam. Lasă-mă, nu pasă. Tu mănânci toți burgerii mei, Doamne, Darusele. Doamne, Darusele, hai, du-te și pune-te, că te-am găsit, gata, ieși din ascunzătoare, du-te și pune-te, Darusele. Băi, Doamne, mâncat ești, băi, e nehalit ăsta, bă, mănâncă numai burger, bă. Hai, stai aici, Darusele, să nu merg, da? Bă, închide bă ușa. 1, 2, 3, ok, deci fiți atenți, am aici două locuri ascunse, dar pentru început o să mă ascund fix aici și... Gata, Darusel, m-am ascuns, Darusel, m-am ascuns. Ok, mă, stai că mă aude, mă, nu e bine. Ia, mă, pe unde să scune fraierul ăsta? Bă, Gigel, știi unde e? E pe aici lângă, e în dulap? Alo? Ia, nu, bă, nu e în dulap. Bă, Rafael, ești aici? Alo? Nu, unde, bă, Rafael, unde e? Darusel! Buni, l-a văzut pe Rafael? Darusel, jos, în subsol, jos. Mamă, în subsol? Bă, ce l-am păcălit pe fraier? Ha, ha, te-am păcălit, fraiere. Mamă, stai. Ce, bă, bă, Gigel, unde, Rafael, ce, bă? În spate! Gigel, în spate! Rafael, e în tine? În spate! În spate! Ia, nu-i! Alt radio! Caută, mă, Darusele! Bă, Darusele, nu mă găsești, mă! Nu se găsesc! Unde ești? Ești în Gigel! Lasă-l pe Gigel, lesințitule! Dă-i! Dă-i, Gigel, dă-i! Îndolap! Cate-s! Îndolap! Îndolap! Nu ești îndolap! Nu ești îndolap! Și deși nu mai a fă vocea mea, lesințitule, nu mai a fă vocea mea! Ce voce fac, mă? Lumă! Scoate-l, mă! Scoate-l! E Rafael, Gigel, Rafael, că te omor! Limba ursu, caută-mă! Limba ursu, caută-mă! Limba ursu, caută-mă! Limba ursu, caută-mă, Darusele! Caută-mă! Pe caută-mă! Ia asta, mă! Ăsta e sus, mă! Ăsta e sus! Mă duc după el, ia să văd. Ia. L-aștept aici și o să mă duc după, o să fug repede în ascunzătoare. Îmi vine, ia să vedem. Darusel! Ce? Unde ești? Unde ești? Rafael, te-am găsit! Bă, Rafael? Darusel! Unde? Rafael!
Prinde-l! Wow! Unde-i ăsta? Darusel! Las că e fără televizor! Darusel! Ce faci? Bă! Te-am găsit! Băi, ne simțim, mă! De ce îmi dai bait, mă? De ce zici că fur televizorul, mă? Cum ai ajuns așa de repede la mine? Nu zic. Cum ai ajuns așa de repede la mine? Nu zic. Bă, nu, gata. Scuze. Știu unde eram. Uite aici eram, Darusele. Aici eram înăuntru. Aici am fost. N-ai fost. Mamă, tu erai aici. Da, eram ascuns după astea. Tu oricum nici n-ai intrat aici. Adică eu nu mai știu să fi intrat. Adică nu te-am văzut, Darusele, intrând. Dar, Darusele, ai pierdut, Darusele, ești foarte slab. Și, Darusele, trebuie să-mi dai 100 de lei. Uite ce-ți dau, hai. Darusele, stai puțin, fii puțin aici. Tu ești foarte darnic astăzi, bă, Darusele. Da, bă, Rafael, da, am o întrebare, mă. Închide ușa. Ce, mă? Ce? Vino încoace, vino încoace. Vreau să arăt ceva. De ce e o cameră aici? Ce cameră, mă? Bă, nu e nicio cameră aici, e închis. Tu nu vezi ce cameră? Uite, sus, aici. A, cameră, da, să dă secret. Bă, de unde e asta, Darusele? Bă, Darusele, aveam așa ceva, bă, Darusele? Nu. Bă, Darusele. Uite, vino, uite. Ce? Mai era una aici. Nu știu, bă, Darusele, cred. Știi ce s-a întâmplat, bă, Darusele? Ce s-a întâmplat, Darusele? A vrut bunica camere noi, bă, Darusele, că ca să fie camera securizată, mă. Că a văzut că ai... Ce? Apoi azi mișcăm afară, mă, dacă... Hai, du-te că mă pun eu, ascunde-te. Azi mișcăm cu mingea. Doamne, bă. Bă, și-a dat seama de camere, mamă, nu vin să cred așa ceva. Și-a dat seama de camere, dar sper că nu se găsească locul ăla, trebuie să-l ascund, trebuie să faci. Așa, mă, Darusele, hai, să ne jucăm cu mingea, Darusele, hai să... Bă, ce faci, mă? Bă, lasă-o mingea, lasă-o mingea, unde duci, mă, bă? Bă, vede ăsta, mamă. Darusele, vino. Unde e, mă, mingea? Uite aici. Hai, vino. Hai să ne jucăm. Ce? Doamne, a găsit locul ăla. Ce? Nu e nimic acolo. Ce e aici? Ce? Ce-i cave? Un PC de game și scrie aici camere. Ia, ce camere sunt aici? Bă, Rafael, ești nesimțit? De ce? Ce-s cu camerele astea? Tu ai pus aici? Bă, Darusele, de ce trebuie să vii tu cu mingea aici, mă, Darusele? Că vreau să fac și eu troll de tine, să te turlezi la hide and seek, mă, bă, ești nesimțit, mă. Bă, se pare că nu poți să-l mai trolezi pe Darusele, incredibil așa ceva. Aer curat aici, cea mai frumoasă zonă din... Nu mi se pare mult mai interesant, atât e cea mai mișto zonă, adică să ieși așa afară din cameră frumos, să ieși așa în curte și să vezi peisajul ăsta foarte minunat. Dar astăzi m-am pus pe fapte bune, nu vreau să-i mai fac prank-uri lui Darusele, deoarece l-am sucuit eu așa prea mult cu prank-urile și astăzi vreau să-i fac un cadou ca să mă uite și el de prank-uri, o să-i fac în viitor, adică bineînțeles că să-i mai fac, dar de data aceasta vreau să-i fac un mare cadou. Iar ca să văd ce cadou să-i fac, nu știu sincer ce ar trebui să iau, poate iau un calculator, poate iau ceva mai șmecher ca să am și eu loc acolo la calculator, chiar ar trebui să iau un calculator, dar poate iau mai multe chestii. Dar o să merg la mall și o să văd câte lucruri pot să iau ca să iau lui Darusel, pentru că ar fi foarte tare să-i fac un cadou și cred că s-ar bucura. Dar hai să mergem acum să-l la Darusel. Chiar sunt curios ce mai face Darusel după atâtea prank-uri de i-am făcut și toate astea. Hai să urcăm acum la el să-i deschidem și ușile. Darusel, iar ești, bă, la calculator, mă. Ce? Iar ești... Da, bă, Rafale. Fii atent, Darusel. Okay, bă, Rafale, da ce vrei, da ce astăzi, vrei. Darusel, încă nu zic, eu o surpriză, vreau să fac o surpriză, dar încă nu zic ce surpriză vreau să fac, deoarece vreau să mergi cu mine, dar în momentul în care o să ajung eu acolo, tu nu vrea... De fapt, nu, fii atent, Darusele, știi cum facem? Rămâi... Ba nu, hai mă cu mine, hai să mergem, hai, fii atent. Okay, ce faci, bă, cu mâna aia, bă, închide ușile așa. Darusele, fii atent, vino repede, hai să mergem cu mașina, Darusele, că astăzi luăm mașina. Mașina? Da, Darusele, cu mașina, urcă sus. Ce? Nu, mă, bă, dă-te jos. De ce? Vreau să zic ceva. Mă, nu, urcă sus aici, nu, zi ce vrei, nu vrei tu să urci la volan, zi ce vrei, Darusele. Lasă volanul, Darusele, că ai 2 ani, ești bebe mic, Darusele. Ha, bă, Darusele, să mergem aici, nu, ce? Oprește-te, ce vrei? Bă, lasă-mă burgeri, bă, nu ți-au acum burgeri, lasă că ți-au și burgeri, dar mai târziu, Darusele, și nu ți-au de la diner, ți-au de la restaurantul ăla, nu, sau vrei de la diner, tu vrei de la diner neapărat? Nu, vreau de aici, că am auzit că la diner au găsit caca în mâncare, nu mai vreau. Bă, e din vina ta, Darusele, că ai fost tu pe acolo toată ziua, nu mai tu ești acolo, păi da, Darusele, că e din vina ta, Darusele, hai să mergem, mamă, dar trebuie să merg pe aici, fii atent, Darusele, astăzi, Darusel, te-am adus la mall! Hai să... Ce? Dar ce facem aici, frâng? Bă, uite-te la mine, bă, uite, Darusele, uite ce am eu aici. Ce? Ia uite, am bani, Darusele. Bă, Rafael, ce am eu?
Bă, ce ai mă acolo, bă? Bă, tu unde ai, bă? Păi eu vreau să fac surpriză și tu ai bani, mă, bă, dar nu știu de ce mi-ai dăm bani înapoi, dăm bani. A, de la donație. Păi bine, nu mai fac nicio surpriză, bă, gata și ții tu din aia, mă. Bine, mă, gata, lasă banii acolo deoparte, dar Rusele, pentru că astăzi o să fac surpriză. Hai să vedem ce locuri, ce chestii avem noi pe aici, dar fii atent, Rusele. Nu o să ți arăt ce o să cumpăr, o să vezi tocmai acasă, dar Rusele. Okay. Fii atent. Hai să ne uităm pe aici. Ce ți-ar plăce? Bă, dar Rusele, uite la mine. Ce ți-ar plăce? Bă, nu mai știu să mai vorbim. Bă, tu faci mișto de mine, dar să deci fii atent. Dar nu se mai cumpăr nimic. Nu, gata, nu, hai, pa, hai, pa. Bine, mă, fii atent, Arusele. Bă, vreau. Ce vrei? Vreau să te apuci, dar uite, acum vreau un calculator mai lung. Nu vreau trei calculatoare. Pe ce trei calculatoare? Bă, alea sunt monitoare, dar Arusele, ăsta e calculatorul. Ăsta sunt monitor, ăla e monitor, ăsta e monitor, gen. Nu mai vrei cu trei monitoare, vrei cu monitor întreg? Da, vreau cu monitor de ăsta mare. Aoleo, dar Arusele, vrei să ți iau calculator? Bine, că am plecat de aici, ok? Da, o să iau calculator de mai multe. Nu o să zic ce să-ți iau, dar Rusele, poate ți-au calculator, dar Rusele, poate nu ți-au, ce, boxe, uite și boxe aici, dar Rusele, vrei boxe? Da, hai că nu ți-au, dar Rusele, boxe, nu ți-au boxe, hai, bă, dar Rusele, nu o să zic ce să-ți iau, vină după mine, hai, bă, dar, sau nu mai veni, rămâi aici, mamă, deci o să iau loader, okay. O să iau calculator, o să iau boxe, o să iau și scaun, adică, bine, ar trebui, ăsta ar fi pentru mine ca să-i las lui, de fapt, nu ăsta pentru el, că a zis că vrea el neapărat cu ăla odată, urcăm pe aici, ce mai fi pe aici, mamă, telefoane, mamă, o să iau telefonul ăsta, burger. Domnul, de aici la telefoane care sunteți acesta? Vreau și eu un telefon burger, dacă se poate, pentru băiatul ăla de lângă mine, adică, da. Hai să iau și eu ăsta acum, gata, unul singur atât, vă mulțumesc, la revedere. Mamă, i-am luat telefon burger, mamă, cred că o să se... Doamne, dar Rusel o să fie cel mai bucuros cu chestia asta, dar trebuie să-i mai iau și un calculator, dar hai să iau după și acum mă duc și eu puțin la baie, că parcă am nevoie așa puțin, sincer, la baie, adică hai să mă pun și eu aici la băiță, hai să trag și eu ăsta, hai să mă pun. Ha, ce bine așa, of. Bă, ce faci, dar Rusele, bă, pleacă-mă de aici, bă, ce faci, mă, bă, tu ce cauți, tu când ai ajuns aici, ce cauți așa peste mine, te uiți așa la mine, nu te-a învățat mama ta să nu te mai uiți așa la oameni peste asta? A, scuze-mă, dar hai, mergem? Doamne, du-te, bă, dar Rusele, fii atent, du-te la mașină acolo, așteaptă la mașină, că eu ți-am luat ceva și o să-ți mai iau ceva, dar o să vezi acasă. Bă, e terminat-o copilul ăsta, deci, bă, după ce că nu ascultă, bă, e cel mai mare NPC, scrieți voi acolo în comentarii dacă dar Rusele nu e cel mai mare NPC, bă, bune, atât vă zic, dar hai să mergem acum. Ai zis ceva? Am zis să te duci la mașină, du-te, hai, pleacă, du-te în dreapta. De ce m-ai făcut NPC, nesimțitule? Cine te-a făcut, mă, NPC, bă, bă, tu ce auzi, mă? Da, m-a auzit. Hai, bine, stai acolo. Mă, dar Rusele, fii atent, du-te aici la autobuze, vezi când sunt autobuzele, când urmează autobuzele și alea, stai acolo, ok? Stai acolo, da? Bă, du-te la autobuze acolo, întreabă așa, gata. Mamă, stai că aici mă vedea când luam, cumpăram eu ăsta și nu vreau să mă vadă, adică că vreau să vadă acasă tot ce o să-i cumpăr. Deci da, bună ziua, care, unde este aici, dumneavoastră? Ok, vreau și eu un calculator, da, un calculator acesta. Mamă, trebuie două serviete de la alte, mamă, stați că revin imediat cu servieta. Gata, m-am întors cu servieta, gata. Hai să vă cumpăr, să cumpăr aici, gata, vă mulțumesc, să-i mai cumpăr ceva la Darusel? Nu, green screen are, dar, de fapt, două green screen, lasă, nu mai are nevoie. Ne-am cumpărat un calculator foarte frumos, boxe, bă, da, chiar boxe, boxe de aici putem să cumpărăm? Ok, deci de aici, de care să iau? Hai că iau de astea, că astea par mai profesionale, așa, astea par mai profesionale, sincer, o să iau două boxe. Acum, hai să merg repede acasă, mă duc repede mașină să le pun pe astea, să nu cumva să mă vadă, dar Darusel, bine că nu e aici, ok, hai să urc acum mașină, gata, le împachetez aici, totul frumos. Bă, Darusel, unde a plecat ăsta? Darusel, bă, unde a plecat mă ăsta? A plecat acasă, mă. Bă, unde ai fost, mă, bă, eu ți-am bă, nu te mai băga în fața mașinii, unde ai fost? Bă, am fost aici, mă. Cum, mă, că eu ți-am zis să fii la asta de autobuz și te duci în altă parte. Hai, lasă, Darusel, hai să mergem. Nu, Darusel, nu stai că atâtea cadouri, vino înapoi. Hai, bă, Darusel, gata, că mă enervezi, bă, Darusel, hai, vino odată. Bă, de ce pleci? Spune și mie, de ce sari așa din mașină ca nebunul mereu? Darusele, fii atent, poți să-mi spui și mie de ce sari așa din mașină? Ce mașină vrei tu? De unde vrei mașina? Hai, mergem acasă, de unde? Bă, tu ai 2 ani, Darusele, cum vrei să conduci? Ce, bă, am 10 ani. Bine, mă, da, ai 10 ani, hai acasă, repede. Deci, Darusele, fii atent, așteaptă-mă aici acasă, pune toate chestiile astea să te bucuri de ele. Mi-ai cumpărat mașina?
mașină? Bă, nu ți-am cumpărat, bă, nicio mașină. Bă, ce ai, mă, bă, du-te mă acolo. Pune-te mă acolo, stai jos. Bine, bă, bă, gata, tai, fiți ar Lamborghini un să-ți fie. Doamne, bă, e de mereu de tot. Mamă, trebuie să-i fac curat pe aici. Trebuie să fac curat pe aici și trebuie să-i fac și o masă, am uitat. Haolo. Bun, și am terminat în sfârșit să-i fac ăsta lui Tarasel. După cum puteți vedea, se vede aici o boxă în partea asta, se vede și telefonul aici, dar chiar sunt curios cum o să reacționeze Tarasel. Cred că o să creadă că e burger și direct pe el sare, dar să sperăm că nu face asta. O boxă aici și aici setup-ul de gaming al lui Tarasel, pe care și l-a dorit el, că și-a dorit monitorul acesta. Uitați așa frumos cu calculatorul ăsta șmecher, scaun încă n-are, că na, să-și cumpere și el, nu să-i cumpere eu toate lucrurile, că nu stai eu să-i cumpere eu toate lucrurile, că nu sunt tasă până la urmă. Și da, hai să mergem acum la Tarasel și chiar sunt curios cum o să reacționeze, deoarece chiar sunt curios cum o să reacționeze la acest burger, care de fapt e un telefon. Bine, să sperăm că nu-l va mânca. Hai și hai să mergem înapoi. Bă, Tarasel, gata, am terminat, poți să-ți... Bă, unde e? Unde ești, mă? Bă, ce faci? Bă, pe unde? Bă, nu, nu, bă, 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 iar e la burger ăsta, mă. Bă, bă, Tarasel, bă, Tarasel, bă, ce faci, mă? Bă, iar mănânci, bă, bă, nu te-ai sătura, mă, de burgeri ăștia, mă? Nu, iubesc burgeri, bă, dacă aș alege un burger și 1000 de tine, aș alege un burger. A, bă, e normal, mă, Tarasel, bă, ești, bă, te-ai enervat, rodotul, bă, Tarasel, mănânci burger în... Mamă, deci, stai puțin, Tarasel, mamă, eu nu știu cum o să reacționeze Tarasel când o să vadă burgerul ăla, cred că îl mănâncă din prima, adică, da, gen, nu e burger, dar o să-și pargă dinții. Da, Tarasel, ce ai, că mănânci burger, îți plac burgerii? Da, fii atent, Tarasel, ți-am pregătit totul. Cum crezi că arată? Ce crezi că ți-am luat în primul rând? Ce crezi că ți-am luat? Mi-ai făcut camere de burger, setup de burger, orice de burger? Da, tot de burger ți-am făcut, normal. Ia uite. Ia uite, nu te las Tarasel să intri. Fii atent, cum se numește parola? Parola secretă? Burger! Ha, olo. Vino aici, Tarasel, ia uite, ce ți-am luat? Mamă, bă, mersi de carpeta mea, uite, bă, ce faină. Ce ți-am luat? Bă, uite-te în spate, bă. Ia. Oh my god! Păi nu l-ai văzut până... Nu l-ai văzut până acum! Nu te-ai uitat la el, ce l-a dat, ce l-a uitat? Ia uite și aici boxa asta și boxa asta, dar Tarasel, ți-am luat fix și ți-ai dorit. Ăsta era de ți-ai dorit tu? Da, mamă, Rafael, eu ce o să te trezesc eu noaptea? Doamne, Tarasel, nu știi să mai vorbești, ești prea emoționat, Tarasel, îți place, mă, Tarasel, știi că pentru treaba asta, știi că pentru treaba asta trebuie să-mi dai 1000 de euro, nu? Nu, glumeam. Fii atent, Tarasel, întoarce-te, nu te uita, pune-te pe scaun și spune-mi dacă îți place, dar nu mai pune întrebări pe scaun, că știu că asta vrei să spui, îți cumperi tu scaun singur, da? Da, Tarasel, fii atent. Ia pune-te și bă, nu, uite-te așa, uite-te la calculator așa, acolo frumos și spune-mi și dacă îți place, dacă e fix ce îți dorea, ia uite-te la el. Da, ia te orice nu am, uite. Mă, mai doreai altceva? Da, ce? Un burger. Tarasel, mai am o surpriză foarte mare pentru tine la care nu te așteptai, Tarasel, te-am cumpărat încă ceva ce îți doreai, bine, ia, adică nu știu dacă îți doreai, adică într-un fel îți doreai, bă, unde, păi ce, nu e spate. Mamă, bă, de ce l-ai văzut? Bă, nu e burger, bă, poți sparge dinții în el, bă, nu e burger. Bă, ai înghețat un burger și nu, băi, n-am înghețat niciun burger, Tarasel. Ăsta este un burger, dar nu e un burger, este un telefon burger, Tarasel. E un telefon burger. Ia vorbește la el. Cum îl iei, mă? Îl iei în mână, dar cu tine nu vrea să vorbească. Ăsta că tu îl mănânci, bă, Tarasel, nu-l mânca, bă. Lasă, ce faci, mă, te-ai pus la somn. Bă, Tarasel, ia pune urechea așa puțin. Culcă-te în pat și pune-te în pat, culcat. Bă, ce fost ai, bă? Ce faci, bă, da, nu, ridică-te din pat, că nu, mai nu. Ce faci, mă, Tarasel, te-ai băgat și în plapu, mă, bă. Ia că sună cineva, Tarasel. Ia că sună cineva. Sună cineva. Mamă! Cine? Da, Ioane, ce vrei, Ioane? Bă, ce mă, te sună, bă, te sună la burger, mă, bă, credeam că e dacă dă jos, mă, Tarasel, bă. Ia vorbește. Ioane? Ia ce? Bă, Ioane, fii antenă, bă, ai un burger să-mi dai, că nu mai am. Doamne, bă. Ok, bă, Rafaele, te-am lăsat, bă, Rafaele, știu, pa, pa. Doamne, Tarasel, bă, lasă, bă, burger. Tarasel, mai am o surpriză pentru tine, vrei să... Bă, ia stai puțin să mă uit și eu în frigider să văd dacă mai există vreun burger pe aici. Ia să mă uit puțin. Bă, dar unde au apărut acestea? De unde au apărut acestea burgeri? Bă, ia ce? Bă, unde-i luat? Bă, i-a pătut! Bă, dar să ne mă enervez. Ia că iau și o burger ăștia, i-am luat acum și mănânc. Nu! Hai, mă, ia-i înapoi, ia-i pătut. Ia, că ești enervat, rău de tot. De pe jos e și mai bine, Bă, ce cu aia mână la tine? Ce? Nimic, fii atent, Tarasel, vină încoace, fii atent, Tarasel, mai am o surpriză pentru tine. Adică nu mai am nicio surpriză pentru tine, ți-am făcut toate surprizele, dar vreau să te întreb în felul următor, Tarasel, intră aici. Ce? Ți-ai mai fi dorit altceva? Da! Da, păi cât să mai iau, bă, da, îți place, mă, ce ți-am luat, măcar îți place tot ce ți-am luat? Tarasel, deci tu aici o să stai lângă mine și o să filmăm ca lumea, profesionist, Tarasel, tot, ce? Dar scaunul ăsta, eu l-am plătit, Nu, Tarasel, o să-ți iau eu un scaun, nu o să-ți iau,
iau, promit, gata, o să-ți iau scaun. Okay. Dar nu-ți iau acum, dar ca să-ți iau un scaun trebuie să-mi dai 1000 de lei ca să-ți iau un scaun. Ce? Nu, mă, mai nu, bine mi-au singur. Da, mă, mai bine, păi da, să zicem, îți luai mai bine singur, da. Bă, dar să le... Ce? Mai vreau ceva să-mi dai. Ce mai vrei? Un burger. Doamne, bă, pleacă, bă, de aici. Bă, dar o să le fină mă puțin. Tu nu vezi câți ai în frigider? Tu n-ai văzut câți aveai în frigider? Bă, ești nesimțit. Cât mai cer? Vrei să-ți aduc un restaurant plin de burger, mă? Da, hai la Dane, rapid. Nu, mă. Ce fai, mă, la restaurant? Bă, ai burgeri acasă. Bă, unde pleci, bă? Bă. Bă, îmi trebuie mai mult, bă, fac. Uite, mă, du-te, caută, pai, caută aici. Ora avea și aici burger, ia, caută să mănânc. Ia, mănâncă, ia, caută. Ai găsit vreunul? Bă, nu nimic, bă. Ia caută mai bine, mă, poate găsești unul și mănânci. Ia caută mai bine. Caută mai bine. Bă, ai găsit? Ai găsit? Bă, și mănânci. Bă, du-te, mă, eu nu credeam așa ceva. Hai, mă, dă-te, dar să le că ești prea. Bă, e prea ciudat copilul ăsta. Hai, mă, dar să le pea. Mamă, pui de ciudat rău de tot, mă, dar să unde se duce? Ia, unde pleacă acum? Se duce la diner. Da, deci n-am ce să-i fac că să-i obsedat de burger, da. Nu mai am ce să mai zic, pe bune. Și am plecat, da, gata, nu mai suport. Astăzi vreau să-i spun lui Darusel da pentru 24 de ore, deoarece vreau că tot îi fac eu prank-uri așa în continuu, vreau că de data aceasta să simt și eu ce simte Darusel, durerea și toate astea, că chiar sunt curios ce o să zică Darusel, adică toate chestiile pe care vrea să mi le facă Darusel, încă nu știu, o să mă duc chiar acum la el. Și da, astăzi, că tot l-am trolat atât de mult, astăzi vreau să mă troleze el pe mine, adică nu să mă troleze, dar să se răzbune el așa cât de cât pe mine, ce face ăsta aici. Bă, Darusel, chiar te joci, mă, pe calculator cu Ion, bă, da, Darusel, dar de cât timp te-ai împrietenit tu așa cu Ion? Că parcă nu te știam înainte, Ion, parcă de curând așa. De 2 săptămâni! De 2 săptămâni! De două luni! Deci fii atent, Darusel, astăzi, știi că ți-am făcut eu prank-uri în continuu? Cred că ți s-a luat de prank-uri, nu-i așa? Ți s-a luat? Da, dacă mai faci un prank, îi zic lui bunica mea să te dea afară din casă. Oh, l-o să mă dea afară. Nu, gata, deci fii atent, Darusel, nu că nu-ți mai fac niciun prank. Astăzi, Darusel, am venit cu voie bună și cu vechi bune, Darusel, deci fii atent. Nu trebuie să te mai joci pe calculator în momentul ăsta, pentru că știi, deci fii atent, Darusel. Uite-te la mine, te uiți bine? Stai în picioare, stai în picioare, te văd, Darusel. Deci fii atent. Bă, Darusel, păi nu-ți mai fac nimic, hai mă, că am zis și eu că fac ceva. Astăzi, Darusel, fii atent ce o să-ți fac, pentru că știi că ți-am făcut atâtea prank-uri. Astăzi vreau să-mi faci tu un prank, adică nu vreau să-mi faci tu un prank, pentru că ăsta n-ar mai fi prank dacă mi-ai face tu un prank. Dar, pentru 24 de ore, eu, la orice spui tu, trebuie să spun da, Darusel. Adică tu dacă deci tu dacă o să-mi spui acum, Darusel, să mă joc pe calculator și tu să nu te joci niciodată, eu o să zic da, cum ar veni și tu nu o să te mai joci niciodată și o să mă joc doar eu pe calculator. Și bă, tu ai auzit ce am zis, Darusel? Da, bă, Rafale, îmi aduci un burger. Hai că ajungi și azi. Bă, ce mă? Hai că înțelegi și azi, Darusel. Bă, ce zici, mă, ia mai zi odată. Îmi aduci un burger, te rog. Bă, Darusel, tu chiar așa vrei să încep direct cu burger? Bă, Darusel, te uite mai să altor. Bă, Darusel, dar tu de ce nu ești așa de gras? Că mănânci în continuu burger. Am ajut mă de aici, bă, deci vrei burger, da? Da, n-am, deci da, asta trebuie să spun numai da, deci da, Darusel, ți-a aduc un burger. Hai să-i aduc un burger. Mamă, deci deja a început cu burgerul. Bă, Doamne, ăsta să vorbești și cu el, deci deja a început cu burgerul. Nu e bine, pentru că na, nu e bine, pentru că da. Dar să vedem câți burgeri mai are bă ăsta. Mamă, uitați-vă câți burgeri are ăsta. O să iau doar unul, pentru că doar un burger mi-a cerut, dar bă, eu nu înțeleg câți burgeri are băiatul ăsta în continuu burger, dar hai să-i duc acum și chiar sunt curios ce mai are de pregătit pentru după. Bă, Darusel, bă. Ce stai? Gata, uite, lasă-l pe Ion, uite, burger, ia mănâncă burger ăsta. Uite, Darusel. Deci am adus un burger și da. De, bă, câți burgeri mai ai, bă, că să-i mâncă, mă? Unu! Du-te mai așa, drăguț, du-te mai așa! Bă, Ioane, bă, fii antenă, bă, prostul ăsta meu, zice, da, mă, a să profităm de el, vrei ceva, ok? Deci, bă, Rafael, bă, îmi dai 50 de lei? 50? A, mă, du-te, bă, aici, vrei și ce bani? Da, bine, hai că-ți dau și 50 de lei, stai că revin imediat, ce mai vrei? Bă, să mai aduci burgeri, ok? Câți burgeri, mă, bă, îi mănânc eu. Bine, da, vin eu, da, bă, mamă, mai, deci ăsta... Ăsta vrea și bani, bă, vrea și burger din nou. Mamă, eu nu înțeleg cum nu sunt grașă copilul ăsta. Scrieți voi acolo în comentarii că eu nu înțeleg cum nu sunt grașă copilul ăsta. Ha, bă, Darusel, fii atent, bă, Darusel, bă, lasă bă calculatorul o dată. Ce zi, mă? Ce mai pus să-ți aduc, Darusel? Nu mi-ai pus să-ți aduc 50 de lei și burger. Hai că... Uite, Darusel, aici, 50 de lei. Uite, zboară banii după tine, Darusel. Uite, zboară banii, curg banii. Uite, Darusel. Mamă, ce bogat sunt, yeee! Bine, mă, Darusel, mersi că-mi dai banii înapoi. Mersi că-mi dai înapoi, hai că n-am apucat. Bă, Darusel, nu ți-ai mai comandat parcă ceva? Nu, parcă mi-ai spus să-ți mai aduc ceva? Nu mai vrei? Bine, ia să mănânc eu unul acum. Mă, ia uite că ți-am adus 4. Câți mai vrei, bă? Eu nu puteam să mănânc eu unul, Darusel. Ok, acum mai vrei ceva? Du-te puțin acolo. Hai că mă duc aici, bă, ce bă e? Bă, Ioane, fii antenă, mergem la shopping mai târziu. A, bă, mi-a dat fraier ăsta bani, bă, și-s cumpăr și ce-i pisica meu. Yay! Stai și tu puțin, mi-a bun, că e papa afară, te pup. Hai, bă, Rafa. Darusel? 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 Ce-ai zis? Ce-ai zis acolo? Ce-ai zis? Vrei să iau lui Ion calculator? Îți ordon
nu mai știi ce ai știut acum. Da, nu mai știu nimic de acum, ok. Deci, okay. Bă, dar să ce s-a întâmplat, mă, că parcă amra... Bă, dar să mă doare că în capul, ce s-a întâmplat mai devreme? Că nu mai aduc aminte nimic de vreo un minut încoace. Deci, fii atent, bă, eu ți-am să îmi cumperi un scaun, bă, cu te. Ce vrei să-ți cumperi? Vrei să-ți cumperi scaun? Bine, mă, dar să le, da, îți cumpăr un scaun, da. Bă, și cel care costă cel mai mult, cel mai... A, mă, bă, dar să le, bă, ăsta nu-ți convine, mă. Nu, dacă nu vrei, la pată. Aia, nu, gata, nu, e pal meu, hai, dar să, hai, da, îți iau un scaun, hai, că ți-l iau pe cel mai scump, da, ai dreptate, deschide și mie, bă, bun, dar să le, hai să mergem cu mașina și ce vrei, mă, ce mai vrei, mă, de ce? Eu conduc, ok? Da, eu sunt șeful tău, da, hai, bă, ce faci, bă, intri cu mașina, aia, da, hai să mergem, la. Tu știi măcar unde e drumul spre mol, dar să le, tu știi măcar unde e drumul? Da, mă, da! Hai că știi, dacă e mamă, deci dar să le, mamă, nu știu, că mă, deci nu e bine tot ceea ce faci mie acum, cred că e ce mai prost prank. Ce mai vrei, mă? Ce mai vrei? Ce mai vrei? Bă, ăsta iar vrea burger, bă, mine. Nu spune că iar vrei burger, deci dacă vrei iar burger, bă, dar să le. Nu, că eu nu mai, nu, eu ai să închei, dacă deci dacă tu mai vrei burger, ai să închei. Zilu vățul că îl place. Nu ăsta. Da, ok. Domnul Bărbos, vreau să vă spun că am niște sentimente așa aparte față de dumneavoastră, așa. Și da, și copilul ăsta de aici chiar vrea să vie cu dumneavoastră împreună. Hai, no! Hai, bine, da, dar râsele, da. Hai, urcă. Totul conduci, dar râsele? Da, ok. Hai să mergem, dar râsele, bă, dar râsele, nu știu ce vrei să-mi spui tu aici, dar da, nu știu, bă, dar râsele, dar dacă tu conduci, înseamnă că trebuie să bași și motorină, nu-i așa? A, nu, bă, că tu o bagi, ok? Da. Nu-i așa că o bagi tu? Da, bag eu motorină, da, bag eu motorină. Hai, bă, bagă, trebuie să bag și motorină. Acum aia să pun eu aici, bă. Bun, așa, bag și motorină. Bă, dar să da, tu ai bani, parcă n-am bani așa la mine. Nu știu, cine mai plătește motorina asta? Ai bani la tine? Eu? Bine, da, plătesc. Am bani la mine, bă, dar să le am bani și mă duc acum. Da, hai că trebuie să-i plătești. Ce ai zis? Ai ceva cumva? Nu te-am auzit. Bă, nu, am zis că ești cel mai bun prieten al meu. Aaa, mersi. Păi, ăsta e și Ion? Da, Ion e la fel, mă, na. A, pe ăla e pe jocuri, mă, am înțeles. Bă, da, tu te-ai văzut măcar vreodată cu Ion? Hai că nu mă mai interesează de copiii ăia, dar să le... O să mă văd cu el. Bine, o să te vezi cu el și o să te pup cu el. Nu! Bună ziua, vedeți că am făcut și acolo plinul la mașină, cam cât costă, cred, sper că e bine, $9, nu? Adică, așa zic, bună ziua, doriți ceva? Da, v-am zis că vreau plinul la mașină, adică cât costă? Puteți să spuneți mie cât costă, că trebuie să plec acum, că nu se mai poate, vedeți că e copilul ăla, bă, la de vă cumpără psuc în continuu, deja mă enervează, deci chiar vreau să scap de el, sincer, 100%, uitați-vă cum stă acolo la geam. Bă, dar să le pleacă, mă, de aici, ce stai, mă, tu aici la geam, bă, du-te, mă, dai, bă, dar să le, m-auzi, bă, n-auzi, bă, să pleci de aici, du-te și stai acolo mașină, că dacă nu, tu plătești, hai, lasă-mă în pace, hai. Da, $9, ok, luați-i pe ăștia de aici și, da, la revedere, să rămână numai bine, dar să le, bă, dar să le, bă, unde ești, mă, bă, dar să le, ce faci, mă, bă, bă, ce faci, mă, bă, ce faci, mă, ce faci, mă, bă, ce faci, mă, bă, tu scoți banii de pe car, mi-ai furat cardul cumva, mi-ai furat cardul, bă, mi-ai furat, bă, zici, bine, hai să merg, deci eu conduc acum, da, ok, bine, da, tu conduci, da, dar să le spun, da, hai, ce, ce, am o întrebare, tu îți urăști fanii? Ce? Tu îți urăști fanii? Nu îmi urăsc fanii, cum adică să-i urăsc? Bă, ai zis nu, pe ce? Păi da, am zis nu, normal. Tu trebuie să zici da. Doamne, deci trebuie să-l zic da. Ce fraier ești, bă, tu zărăși fanii. Da, ala, bă, nu l-ascultați, bă, dar să-l zici aici, că spune numai prostii. Bă, pleacă-mă de aici, bă, dar să le ai, mă, hai, deci fii atent, unde-i că mergem, unde-i că vrei să te duc? La mall, bă, la mall. Da, așa, și ce să fac aici prin mall? Ia că mă duc și eu la baie, fii atent, vine, ia că mă duc la baie, vine că mă duc la baie, vine după mine să mă duc la baie. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Bă, nu mă urmărești și pe la baie. Bă, sunt cu tine în baie. Da. Okay. Bă, deci ce vrei? De ceea ce vreau eu să scap, deci da, nu o să scap. O să intru, ok, bine. Fii atent, dar să le fii atent. Ai intrat cu mine în baie, dar n-ai voie în toaletă, deci stai aici. Bă, N-ai voie. Aolo, bă, dar deci nu mai pot cu challenge-ul ăsta cu tare să le mamă. Deci ce mai prost challenge? Nu știu de ce am ales să fac asta, dar da, nu știu. Hai să trag și apa acum. Gata, bă, dar să le. Tot e okay, bine, dar să le. Hai să plecăm acum. Și ce ai zis tu că vrei să-ți iau nimic? Ok, bine, nu o să-ți ia nimic. Bine, bă, nu, așa, nu, hai să mă ușor pe aici. Ce vrei? Ce mai vrei? Vino, ce mai vrei? Hai că vin acum după tine. Aola, bă, dar să deci tu înțeleg că tu vrei un calcul, nu un calculator, doamne, ferește, doamne, un scaun, ok. Ăsta, bă, tu, băi, tu ți-ai scaun ca al meu, mă, ha, bă, fii serios, mă, ha, mă. Hai că îți iei altă culoare, hai să vedem ce ți-ai. E o culoare secretă, da? Deci pe aici, parcă, bună ziua, vrei, dă-te la o parte, dă-te la o parte, că eu trebuie. A, vrei tu să-ți cumperi, ok, deci da, ok, bine, deci nu o să... Doar vedeam, ok, bine. Ești nesimțit? Da.
Deci n-am ce să fac. Bă, dar nu știu, păi vrei să-ți mai cumpăr ăsta sau nu? Gen, întreabă-mă dacă vrei să-ți cumpăr ăsta sau nu. Păi și eu ce trebuie să zic, Darusele? Eu trebuie să zic nu? Da? Nu, da! Ce nu da? Să nu dau în tine, uite că dau acum. Ce nu da, mă, bă, dar ce vrei, bă, ce vrei, ce? Trebuie să-mi cumpăr scaun și green screen, că eu n-am green screen. Da, și îți cumpăr și scaun și green screen, ok. Uite și consola asta, vreau și consola asta. Păi mai e o consolă, mai e o consolă, hai, bă, nu mai exagera, pe bune. Nu, vreau să dau pe aia mea veche. Bine, da. Gata, bă, Darusele, ți-am luat și green screen, și consolă, și scaun. Pentru că tot te plângeai tu, Darusele, bă, n-am scaun, te plângeai. Și acum, hai să mergem acasă repede să le montăm și toate alea. Deci, ce? Dar cine a zis că mergem acasă? Da, unde mergem atunci? Bă, Darusele, unde mă duci, bă, atâta, bă, unde mergi, mă, nu mergem acasă? Am găsit un loc. Ce-ai găsit, ce loc șmecher, ce-ai găsit, mă, tu, ce loc șmecher ai găsit, tu, unde, ce? Ce? Nu, te rog, nu mașină, nu. Nu, vreau să cumpăr Lamborghini. O sportscar. Da, Darusele, da, văd că nu mai e nicio mașină. Uite că e o singură mașină. Asta și o bicicletă, Darusele. Ce vrei să-ți cumpăr aici? Are ăsta da. Sportscar. Are ăsta. Ia stai, mă, să mă uit. Deci tu vrei să-ți cumpăr un sportscar. Ok, da, da. Îți cumpăr. Gata, Darusele, ți-am cumpărat. Opul. Acum? Da. Ia, Darusele, uite, asta e mașina ta, e așa turcoaz, e verde, Darusele, ai, Darusele, asta e mașina ta. Și vrei să mergem cu ea acum pe și cu asta cu ce facem, mă, Darusele? Da, bă, unde ești, bă, Darusele, ești Dumnezeu cumva? Bă, Darusele, bă, cât mai, bă, cât să mai merg, bă, Darusele, pe unde mai dus, unde mai dus, unde mai dus, unde mai dus, stop, gata, stop, ce, mai, ok, da, acum ce, unde trebuie să mă uit? În stânga? Ia, ce e ăsta? Ce e ăsta? Și ce par? Bă, ce par? Bă, și ce mă ăsta? Și ce mai dus în parc ca să ce? Păi uite, bă, vreau să ne jucăm, bă, că mi-e milă de tine, mă, n-am. Da, ne jucăm, dar ce ne jucăm? Ce e cu ăsta, Darusele? Ce e cu clovnul ăsta aici? Că mă cam speria așa puțin. Păi, uite pe scaunul ăla. Ce scaunul? Acolo? Bă, deasupra apei, mă. Bine, Darusele, da, mă pun. Hai că mă pun, deci urc pe aici. Și ce se întâmplă? Hai că m-am pus. Și ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum? Îți place ce am în mână? Bă, ce faci cu coarcul? Bă, unde dai, mă, coarcul? Bă, ce? Bă, nu spune că o să cad în apă, dar bă, dar n-am căzut, deci nu cad în apă. Bă, să nu dai mine, doar să ai grijă, să nu dai mine, ai grijă, doar să ai grijă, să nu dai mine, ok? Să nu dai mine, bă. Dar ce e ăsta? Da, ce e ăsta? Bă, mă ești nesimțit acum. Lasă-mă să ies de aici, lasă-mă să ies. Bine, da, ok, bine, perfect, dar bă, ce mă bagi mâna? Pai, bă, ce faci, mamă, du-te, mă, de aici. Mă, lasă-mă, te-o de aici. Ce? Hai, dai, rapid, dai. Da, ia, ce? Ia. Mamă, ia. Tu-i slab. Bă, cât de slab ești, bă, Darusele. Să vedem cine e ăla puternic, cine e ăla mai mic, copil, așa. Am, Darusele, acum unde vrei să mă mai duci? Atâta e gata? Da. E gata, bine, da. Bă, Darusele, dar acum mergem acasă, fiate, mergem acasă ca să-ți montez toate astea. Cum adică nu? Bine, da, nu mergem acasă, da. Hai la parcul de distracție. Păi n-am fost în parc, la care vrei, la celălalt? La mai șmecher? Bine, mă, da, spun da, Darusele, că trebuie să zic da, deci da, mergem la parc. Mamă, trebuie să-mi gândesc. Bă, Darusele, stai. Mașina? Da. Ce? Nu. Da. Bă, Darusele, dar stai puțin. Cum vrei? Bă, și când îți montez tu astea singur? Nu ți le mai montez eu că am nu, luat. Nu, tu mi le montezi. Bine, da, eu ți le montez. Ok. Deci, atent, am ajuns aproape la bowling. Bă, ce faci, mă? Nu mai da cu arcul că strici asta, Darusele, mașina și mașina ta. Știi ce sunt eu curios, bă, Darusele? Sunt curios dacă mai e peștele ăla. Ai spart acvariul ăsta pe aici, de. Opa, l-au făcut. Bravo, mă, Darusele. Bă, să nu s-a mai spart. Ce? Mă crezi că nu eu l-am spart? Nu. Da, te cred. Bă, Rafaele, bă, ce mai vrei? Vreau ca tu să le spargi pe toate acvariile. Cum a? Să le sparg? Bine, da, le sparg, hai că le sparg, gata, le-am spart. Bă, dar să mă, bă, dar să le uite pe omul ăsta aici, stai. Bă, dar să le uite oamenii ăștia la mine, gata. Gata, dar să le gata, hai că nu mai ești, nu știu ce, dar să le dai, ok. Hai, bă, ce faci? Bă, nu mai sparge, bă. Bine, da, sparge, da. Acum ce vrei să faci? Dar să le aici în parc. Bă, dar să le, bă, hai mai ne cazuri. Hai să dăm, ia, am dat aici, bă, ia. Ma! Ai dat-o mai în spate dacă mine. Ba, nu stai mai în spate. Bă, Darusele, hai, gata, da? Ce vrei să facem acum? Darusele, da, dar știi că astea trebuie să le plătești. Nu, noi am plătit. Darusele, el? Na, bă, nu.
Rafale, le plătești tu, ok? Bine, da, plătesc eu. Deci vrem și noi. Bă, dar să le mai vrem un carusel. Bă, vino mă încoace. Deci da, vrem și noi în carusel, două, da. Deci gata, hai, două persoane. Hai, dar să le, hai să mergem, bă, dar să le. Deci dar să le, hai să ne dăm în carusel. Bam bam bam. Yeah! Mamă, dar să le cătătoare aici. Mamă, dar să le, mamă. Bă, s-a terminat, bă, s-a terminat. Unde să mă arunc că s-a terminat? Da, aici să mă arunc. Da, uite de aici, de aici. Să mă arunc jos aici sau în apă? Unde? Unde? În una, pe una, pe doamne, da, da. Bine, apă aici, n-am cum să mă arunc de aici. Vino. Bă, dar trebuia să-mi tac. Bă, trebuia să vorbesc acum în momentul ăsta. Nu. Cred că mai bine făceam un episod în care nu vorbesc absolut deloc. Ce mai bine? Vreau să te arunci în apă, să faci un 360. Dar să le, pe stai puțin, vrei să mă arunc în apă cu consola, cu astea tale? Nu, aruncă-le mie, dă-mi le. Da, le arunc, gata, ia-le, dar să le. Și acum vrei să mă arunc în apă? Da. Ai zis ceva? Da, aruncă-te în apă și fă un 360, adică așa. Gata. Bă, dar să le dai iar mă bagi în apă, băi, a doua oară. Bine, mă, dar să le, în sfârșit am ajuns acasă. Mamă, ce-mi place mașina mea. Îți place, mă, îți place, e mișto, bă, dar să le, în sfârșit am ajuns acasă. Da, e mașina mea. Da, e mașina ta, da, ia ta. Bă, dar să le dai, ce? Tu numai cu bicicleta mergi, eu nu te las la mine în mașină. Da, doar cu bicicleta merg, ok. În sfârșit, gata, am ajuns acasă, pot să mă duc și eu liniștit la mine. Pot în cameră să stau și așa liniștit. Ce vrei, mă, ce? Cum adică ce fac, bă, dar să le, ce mai vrei? Nu ți-s salvat. Gata, du-și. Încă e zi afară. Bine, da, încă e zi. Și ce mai vrei să-ți mai fac acum? Ce mai vrei să-ți mai fac? Deci fii antenă, bă. Bă, dar în serie, ce mai vrei? Că nu te înțeleg. Adică nu, gata, nu ți s-a luat. Ce? Ți-am făcut prea multe. Vino. Ce mai vrei? Vreau ca tu să-mi montez scaunul și să-ți montez scaunul? Da. Da, ți le montez acum. Ok. Păi scoate scaunul ăsta de aici, dar în serie, ca să ți-l montez. Fii atent că-ți montez ăsta, gata. Mamă, e albastru, dar în serie, mamă, trebuie să-l poți. Nu-mi place pe albastru. Bă, cum nu-ți place, mă? Mamă, bă, trebuie să-l vopsesc. Ai zis că-l vopsești tu, dar în serie. Vrei să-l vopsesc eu în locul tău? Acum, nu-l vopsesc eu. Ah, bine, am scăpat, nu-ți zic, pot să plec și acum. Așa, pot să plec și acum. Pot să plec. Am plecat, mamă, stai că plec. Uite, dar în serie, ce mai vrei? Vrei să mai pun așa, spun și green screen-ul. Gata. Păi unde mai are, mă, loc green screen-ul? Ah, ăsta rost de fetiță. Ok, bine. Bine că ai recunoscut. Așa, îți spun și green screen-ul aici. Gata, bă, dar să ți-am pus și green screen-ul. Dar cum stau ăsta? Mamă, cum stau ăsta aici? Și consola, pe un consola aici, să ai și la calculator cum ar veni ea. Hai că ți-l pun aici, gata. Ți-am pus jos, gata, aici, lasă aici. Lasă aici. Ok, deci, bă, Rafale, mai vreau. Bă, ăsta e VR, dar se le VR, nu e consola. Știu, uite. Bă, Rafale, mai am faci masaj la picioare? Da. Doamne, ce să fac un masaj la picioare, mă? Ai, gata, ia, masaj, ia. Stai, bă, pe nu mai vrei, mă, nu mai vrei masaj, gata. Da. Bine, hai să-i fac masaj, mamă, deci cea mai proastă idee să stau 24 de ore să-i zic, da, dar se. Ok, da, gata, dar se, ți-am făcut masaj, mai vrei ceva, gata? Gata, mai vrei ceva, ce mai vrei? Sper că nu mai vrei de mâncare ceva, că nu mai noi. Vino. Păi, vrei să burger? Bine, că e bine. Ce faci acolo? Da, vin. De ce urcăm aici? Ce se întâmplă aici? Noi ne uităm aici, uite. Să ne uităm aici, gata, ne uităm. Da, ce? Uite, e frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.